Cabinetul de trofee al celor de la Tottenham arată cam nasol, dar cu noua amuletă norocoasă, Radu Drăgușin, eu zic că vor reuși să câștige foarte multe trofee. Așa că astăzi începem cariera cu cei de la Tottenham. La bine v-am găsit la începutul unei noi serii de carieră, cariera de aia clasică, serie cu episoade, sper că o să vă placă seria asta. N-am mai făcut de mult timp o carieră clasică, dacă vă place această serie și dacă vreți episoade în continuare, știți ce aveți de făcut, 2000 de like-uri și apare episodul numărul 2 din cariera cu Tottenham. Vom încerca să fie totul cât mai realist, să zicem. Cel puțin la început. O să avem buget de 120 de milioane, fix bugetul pe care l-are clubul atunci când încep cariera. Echipă de 4,5 stele, n-am făcut efectiv niciun transfer, avem ultimele transferuri făcute. Sper că e și Drăgușin la echipă, că dacă nu mi-au țeapă. În competiție europeană nu sunt nici în Champions League, nu sunt nici în Europa League, nu sunt nici în Conference League. Așa că vor juca doar în campionat, cel puțin în primul sezon. Iar ca dificultate o să alegem Legendary, pentru că Ultimate n-am nicio șansă să câștig. Cred că o să mă bat numai 4-0 dacă joc Ultimate. Așa că am reușit să semnez cu aceștia, am venit la conferința de presă unde am fost primit ca un rege. O să începem prima oară prin a adopta o tactică a echipei. Putem să folosim standard wing play, tiki-taka, gen pressing, par de bas sau counter-attack. Sau schema clasică din România, lungă și pe a doua. Bă, vreau să ținem cât mai mult de mingea, așa că o să folosim tiki-taka, frate, aici la Spurs. De asemenea, după cum puteți vedea, acum avem antrenori pentru fiecare poziție a jucătorilor. Așa că mi-am băgat aici frumos 3 antrenori pentru atacanți. O să mai bag 3 de mijlocași, 3 de fundași și 3 de portari. Dacă avem bandă, sigur, dacă avem buget, oricum costă destul de puțin din câte văd. Dar antrenorii au fost frumos adăugați aici, așa că e vremea să mergem să ne uităm peste echipă. Așa că cam așa arată echipa noastră. Jucăm un 4-2-3-1 la cei de la Tottenham și cred că o să schimb chestia asta, pentru că vreau să joc un fotbal mai ofensiv, o să alegem 4-3-3 atac, băieți. În apărare sunt Van de Ven și Romero, doar că aceștia vor fi schimbați frumos de către Drăgușin. Dar unde e Drăgușin? Uite la aici pe Drăgușin. Drăgușin intră în locul lui Romero, frate. De asemenea, vreau să joc mai mult cu Werner, pentru că e transferul la Tottenham, a dat și gol în ultimul meci, așa că Werner va fi titular în locul lui Richarlison. Echipa per total arată bine, însă o să mergem și o să vedem câțiva jucători ca să mărim bugetul. De asemenea, vreau să scrieți acolo în comentarii cât mai multe sugestii de jucători pe care am putea să-i transferăm la Tottenham, băieți. Mergem, îl băgăm pe Romero pe lista de transferuri. Al doilea jucător va fi Hoiberg, care va intra pe lista de transferuri. Ben Davis și el va intra pe lista de transferuri, e destul de mare în vârstă, 30 de ani, 77 overe, nu o să mai crească, intră și el pe lista de transferuri. Și o să mergem și o să-l vindem și pe Lo Celso. Hai să vedem ce oferte primim pentru băieți. Și deja ofertele au început să apară. Și deja avem două oferte pentru Ben Davis, frate. 9.600.000 de la Leipzig sau 9.100.000 de la Newcastle. Acceptăm oferta mai mare, desigur, acceptăm de la Leipzig. Prima ofertă și pentru Lo Celso, aproximativ 26 de milioane de la Aston Villa. Cred că putem să cerem mai mult, așa că o să cerem mai mult. Așa că am cerut 33 de milioane pentru acesta. Ok, și cei de la Aston Villa acceptă 33 de milioane. Bine, dacă vrei. Și aveți oferta asta, frate. Hoiberg pe 44 de milioane de euro la Liverpool. Eu zic că e bună, dar că mai negociem. Poate putem să luăm mai mult. Așa că am cerut 55 de milioane de euro. Bine, 55 de milioane luăm pe Lo Celso, aia zic, au! Am ofertă pentru Madison, 83 de milioane, dar nu că îl păstrăm pe James Madison. De asemenea, Udogie nici el nu va pleca de la echipă prea curând. Da, Davis s-a vândut, Lo Celso s-a vândut, Hoiberg s-au vândut toți jucătorii. Iar acum ajunge la un buget total de 217 milioane de euro cu care o să mergem și o să cumpărăm un jucător. Bă, ce mi se pare că avem nevoie neapărat la echipă este un mijlocaș, unul defensiv sau, un mijlocaș central, ok. Sar și Bissouma amândoi sunt de rating cam mic. Chiar aș avea nevoie de un mijlocaș central. Iar un mijlocaș central cu potențial, care nu costă nici foarte mult, este Zaire Emery de la PSG. Are 17 ani, nu știu deocamdată valoarea acestuia, dar am văzut până cam cât costă. Așa că hai să încercăm să-l cumpărăm, băieți. O să începem cu 40 de milioane de euro pentru acesta. Pe net îmi zice că e undeva la 36 de milioane. Poate acceptă cei de la PSG și vor 40, doar că o clauză de 8% pe un posibil viitor transfer. Hai că le dăm 4%, poate așa acceptă, frate. Da, se pare că acceptă aici lui Enrique și va veni Zaire Emery la echipă. Da, Zaire Emery este întâmpinat ca un rege aici la cei de la Tottenham. Primește numărul 14 la Tottenham. Mă, dar e prea șmecher kitul ăsta, n-aveți ce să ziceți. Da, și cam așa arată tricoul
celor de la Spurs, băieți, arată forță și eu zic că va performa de asemenea forță. Primim chiar și nota A la transferul ăsta. Au, cu artificii cu d-astea. Iar acum va intra titular în locul lui Sar aici, are 79 OVR, 79 pace, 75 passing, 78 dribbling, 4 stele Wifoot, se duce lejer la 83-84 în primul sezon, zic eu. De asemenea, aș mai avea nevoie de un right wing la echipă. Kulusevski mi se pare puțin cam lent, adică 75 pace-ul ăla nu prea e wow pentru un... pentru un winger, așa că aș avea nevoie de ceva mai rapid, băieți. Hai să vedem ce putem să luăm. Și am găsit deja jucătorul perfect pe care pot să-l cumpăr, frate. Acela este Olise de la Crystal Palace. E efectiv bol în realitate jucătorul ăsta, îmi place rău de tot. Are și potențial genial, mamă, deja e aproape de Milan. Vreau ce Milan să-l cumpere, însă o să le luăm noi fața înainte. 34 de milioane este valoarea acestuia. Noi o să dăm undeva la 40 și ceva și sperăm că reușim să-l cumpărăm. Hai să dăm 42 de milioane pentru Olise de la Crystal Palace. Vor 43 de milioane 300 de mii. Acceptăm direct, nu mai ne gândim. Pentru 1 milion în plus eu zic că merită. Ha, ne înțelegem cu băieții de la Crystal Palace. Da, primește numărul 15 Olise aici la cei de la Tottenham. Și ha, bine aici cu mine acolo. Chiar forța acest transfer, părerea mea. Da, iar de restul banilor, adică de 130 de milioane de euro, o să vă las pe voi să ziceți acolo în comentarii transferuri. O să aleg câteva comentarii de acolo pe care le-a spus, dacă sunt bune, sperăm că sunt bune. Vedem ce cumpărăm în episodul următor. Până atunci îl băgăm pe Olise la echipă. Echipa arată senzațional, zic eu. Tot ce trebuie să facem este să mergem să dăm niște development planuri și după începe campionatul. Pe Madison o să cred că îl fac 90, ești nebun dacă îi dau Shadow Striker. 90 îl fac lejer. Pe Vicario de asemenea îl fac 90 ca portar, că o să joace doar el. Cu Doggy de asemenea zic eu că o să fie unul din cei mai buni jucători de la Tottenham, lejer top 5 jucător de la noi, cred eu că o să fie. Și Olise e pariul meu din cariera asta cu Tottenham. Sper eu că o să dea cel puțin 15 goluri în acest sezon. Da, și să nu uităm să-i dăm development plan și lui Drăgușin. Dacă s-ar duce la 7-7 ar fi decent în primul sezon. Da, și mergem în luna august unde avem primul meci cu cei de la Brentford aici din campionat. Și mergem să debutăm cu cei de la Brentford. Cam asta este echipa pe care o vom folosi în teren și hai să vedem ce se întâmplă, băieți. Da, ia uite un pomin acolo ce vorbesc cu antrenorul de la Brentford. Nu știu cine e antrenorul de la Brentford. Madison este pregătit, a venit cu gentuța la el. Ia uite-l ce pasează. Au, bine și Werner. Da, echipa e pregătită, joacă în negru acolo. Eu sunt entuziasmat. Debutăm cu o victorie sau ne facem de râs. Da, văd că terenul e cam nașpa, a plouat înainte de meci. Ok, Olise, prima atingere acestuia și o atingere proastă. Da, Drăgușin, aia zic Drăgușin, așa nu trece nimic de tine, ești dragonul din defensivă. Bentancur pasă mai departe la Ronaldo. Ronaldo intră în centru, are finestul la el, nope. Și trage bine, dar trebuia puțin mai plasat. Madison, urcă acolo Madison, ce bine se duce Madison. Madison avansează, șut din unghi, însă se apără bine și de la Brentford. Nu prea poți să-i deschizi deloc. Da, Drăgușine, nu trece nimic, Drăgușine, le rupem picioarele, dacă e nevoie. Dar oricum, ăla a fost clean tackle. O, nu, ce greșeală mare face Madison acolo, pericol mare, șut de la distanță, dar Vicario e portar bun, băieți, e portar bun Vicario. Chiar era nașpa să intrăm la pauză conduși, așa egalitate la pauză deocamdată. O, nu, ce face Drăgușin, e prins acolo cu spatele și Gonzalo Ramos, îl opă Gonzalo Ramos, dar din nou Vicario n-are probleme. Paul, băi, vere, ce mă fur arbitrii. Cei de la Brentford pun presiune mare. Da Silva, nu putem să luăm mingea lui Da Silva. Ce face Da Silva acolo? Șutează și din nou avem noroc mare. E minutul 70, avem nevoie de niște schimbări. Avem nevoie de forțe proaspete. Medii sunt foarte obosit. Nici n-a alergat aproape deloc. Dar n-avem Ciame, nu mi-a băgat Ciame la rezervă. O să joace Johnson. Dar nu poate să joace de fapt. O lăsăm la loc. O să intre Richarlison în locul lui Werner. Bă, și cam atât, că nu mi-am băgat rezerve. Nu mi-am dat seama să bag rezerve, aia e. Hei, Zaire Emery, du-te Richarlison. Se duce Richarlison, prima atingere acestuia în meciul ăsta. Richarlison intră bine în careu, pasă mai departe. Wow. Nu, Madison ăsta e mort. Hei, Richarlison poate da lovitura pentru Tottenham, șutează, dar scoate Flecken. Doar 5 minute ar trebui lui Richarlison să fie mai periculos decât Vernon în tot meciul. Nu, Tony aici pe final de meci, ultimul minut, sper că nu primim gol în ultimul minut. Nu, vine Udoghi, v-am zis băieți că Udoghi e forță și salvează echipa în ultimul minut. Ce slide tackle genial. Da, meciul se termină 0-0, au fost destul de multe ocazii, însă nicio echipă n-a reușit să profite de ele. Ia că le dau și un interviu după meci așa. Eu par fericit, dar în sinea mea nu prea sunt.
Ai câștigat un punct sau ai pierdut două? O să zic că un egal nu e chiar așa rău, ca să mărim așa puțin moralul echipei, deși în realitate a cam fost totuși pe sus Brentford. Te-a dezamăgit debutul lui Zaire Emery? Bă, mi-a plăcut, n-a șcaro, a recuperat câteva mici, se poate și mai bine. O să zic că o să ne dea mai mult pe viitor, frate. Mulțumesc și eu. Așa că e vremea să ne arătăm adevărata valoare, vom juca împotriva unei echipe mari. Era mare înainte, acum nu prea mai e așa mare, doar numele e mare. Vom juca împotriva celor de la Manchester United, băieți, și poate dacă îi batem îl dau afară pe Ten Hag, cine știe. Așa că începe primul derby al carierei, frate. Din nou, echipa va fi asta ca și în meciul trecut, le mai dăm șanse băieților. Da, și fanii celor de la Tottenham au venit să-i susțină pe băieți acasă. Cu siguranță galeria îi va motiva pe jucători. Ia uite-l pe Son acolo, trebuie să dea gol în meciul ăsta. United n-are chiar cine știe ce echipă. Uite, joacă Maguire. Dacă joacă Maguire, cu siguranță vom da cel puțin două goluri în meciul ăsta. Madison are spațiu, e geniu pe pase, dar asta nu e cine știe ce. Totuși cumva ajunge Werner la ea. Werner se duce, Werner avansează, Werner poate șuta, n-are unde să paseze și Werner marchează, da mă! Primul gol al carierei, Werner reușește să marcheze și o celebrare. Au, nu prea cine știe ce celebrare, dar Werner intră perfect în meci. V-am zis, uite, Maguire n-are cum să-l prindă. Când ai Maguire în defensivă, n-ai cum să nu iei gol. Șut cu stângul, Werner la colțul lung, îl bate pe Onana. Deschidem scorul destul de repede, gol în minutul 10. Drăgușin, hai cu o diagonală bună. Uite, mă, ce diagonale dă Drăgușin. Edison are spațiu. Haide Madison, bă, da mă, cam dezamăgește Madison, nu știu, parcă nu mișcă nimic, nici pase, nici dribbling, nici viteză. Duce Werner, haide Werner, rucă, Udoghi îl ajută pe Sonaldo acolo, Udoghi se duce bine, ce viteză are, cum trecem pe lângă, Maguire acolo și Udoghi aproape să marcheze. Ce acțiune din partea unui fundaș stânga, nu mă așteptam la așa ceva. Spațiu mare în defensivă, Mason Mount, măcar aici în FIFA să joace Mason Mount, Hollywood. Dar nu treci de Drăgușin Rashford, îmi pare rău, n-ai cum să treci de românul nostru. Olise încearcă și din unghi, însă scoate Onana. O primă repriză excelentă, multe ocazii din partea noastră. În a doua sperăm că profităm de ele mai mult. Bentancur, chiar îmi place cum se mișcă Bentancur și peste poartă. Totuși cred că a fost minge deviată. Chiar se mișcă Bentancur ăsta, nu mă așteptam să se miște așa bine. Son totuși avansează, îl vede pe Madison. Madison cu stângul și da mă, da, Madison marchează. James Madison sau trei stariu, cum îmi place mie să-i zic că arată ca trei stariu, reușește să marcheze. La urmă a luat critica aia constructivă pe care i-am zis-o și a reușit să marcheze. Bine, ce palton nebun am. Hai Drăgușine. E lovitura ta de cap și Drăgușin peste poartă. Mamă, ia vezi că a urcat și Onana în careu, ești nebun. Ce mai ai urcat mă în careu, vere că e 2-0, nu mai ce să faci. Bruno, nope. Nu-l bați pe Vicario, nu poți să-l bați pe Vicario, n-ai cum, îmi pare rău. Iar a urcat Onana în careu. Da, și meciul se termină, câștigăm până la urmă 2-0 împotriva celor de la United, era de așteptat. Bă, e supărat pe mine Royal că nu l-am băgat în meci, pe ce vrei vere, unde să te bag și pe tine, că am alt jucător pe poziția aia. Și vine ultimul meci din acest episod, meci versus cei de la Bournemouth, dacă trec de meciul ăsta se duce și perioada de transferuri, așa că zic să rămânem în perioada de transferuri, ca să ziceți și voi acolo în comentarii sugestii. Deci o să fie un episod puțin mai scurt, episoadele viitoare vor fi mult mai lungi, o să avem destul de multe meciuri pe episod, în ăsta avem doar 3. Pe viitor avem lejer 5-6 meciuri pe episod. Iar în campionat stăm destul de bine, suntem pe locul 3 acolo. Dacă câștigăm, urcăm pe 1. Din nou, echipa rămâne la fel pentru că a jucat bine, rău de tot. Enes Unal pare cel mai periculos om de la Bournemouth. Haideți băieți. Care nu e nimeni acolo. Trece bine Sonaldo, centrare și încearcă o varvecă. Mamă, cum era? Cum era Forvega dacă intra lui Bentancur? Nu, no, Werner, de ce mai cobor dacă nu știi să ții de minge? Și nope. Bine, Vicario! Băi, vere, nu poți să-i dai golul Vicario! N-ai cum așa ceva, cum scoate Vicario mingea asta? Cu ce o scoate, mă, cu piciorul, cu mâna, cu ce o scoate? Cu mâna, două, încolo de treabă. Ce reacție are Vicario? Insane reaction. Cook, let him cook. Ah, ce bine trece jucătorul ăsta, Enes Unal. No. Turcul șutează, dar Vicario încă o dată. Omul partidei până acum, băieți, lejer. E prea bun în poartă. Avem probleme mari în deplasare, din câte observ. Nu putem să ne creăm ocazii. Mereu sunt echipele peste noi în deplasare. Cu United n-am avut treabă acasă. Werner are sprijin acolo. Se duce. Bentancur poate marca și nu cred. Mamă, și portarul lor e bombă. O, ce face Olise, pasă bun acolo cu capul către Madison. Madison cere mingea Werner. Werner trece bine, mai departe. Mamă, e gol, ok, acolo Bentancur, da.
Surpriza acestui sezon, chiar joacă genial. Uruguayanul este la pase, driblează, pasează, face tot ce vrei Bentancur în acest sezon. Aici mi s-a părut că a tras cam slab, însă a avut noroc că n-a mai prins portarul, n-a ajuns la ea. L-a prins pe contrapie puțin pe portar și cumva uruguayanul marchează 1-0 versus Burman. Spargem gheața în deplasare, golomitul 64 și trebuie să ținem de scor acum. Semenio centrează bine, ne sună. Mamă, Vicario. Vicario, te iubesc, Vicario, ești prea zeu. Se duce Son, haide, urcă Madison. Mamă, dar e lent rău de tot, uitați-vă. Totuși cumva trece bine acolo Madison, nu știu cum se desprinde de apărarea adversă. Madison! Ho-ho! Al doilea gol pentru Madison în acest sezon. Nu este în evidență, dar dă gol când trebuie. Asta e partea cea bună. I-a copiat frumos celebrarea lui Son, așa cu camera sau ce celebrare aia. Englezul reușește să marcheze cu 60 pace. Îi face la viteză pe oponenți, văd. No. No, 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 e gol ăsta, e gol. Păi, vere, nu poți să dea golul Vicario. Doamne, ce mănâncă portarul ăsta de așa bun. Și meciul se termină aici. 2-0 pentru cei de la Tottenham. Până acum nu primim goluri. Avem o apărare de fier, băieți. De fapt, nu apărarea, ci mai mult portarul. Și cam aici se termină primul episod din cariera cu Tottenham. Pare o carieră destul de promițătoare. Sper că vă place și vouă. 2000 de like-uri și apare imediat următorul episod din această serie. O să ajungem 2000 de like-uri, cum postăm următorul episod. Sper că v-a plăcut. Subscribe acolo. Eu am fost Gianni, v-am pupat. Pa. În episodul trecut am devenit antrenorul celor de la Tottenham. Am făcut transferuri forță și am reușit să câștigăm meciuri. Așa că este vremea pentru episodul numărul 2. Da, bine, v-am găsit la un videoclip din cariera cu Tottenham. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul trecut. Chiar ați dat like-uri acolo, un număr cât mai mare. Am făcut noi 2000 de like-uri, dar totuși continuăm seria, băieți. V-am întrebat în episodul trecut sugestii de transferuri și am văzut că am avut foarte, foarte multe comentarii. Am ales câteva și o să încercăm să vedem dacă putem să luăm jucătorii respectivi. Primul comentariu și cel cu cele mai multe like-uri este al lui 8mtgf. Acesta mi-a dat mai multe sugestii de transfer. L-a băgat și pe Wahi, pe Hato, pe Florinel Coman, pe Elio, Mukoko, Gustop și lista poate continua. Bă, și din ăștia mi s-a părut cel mai interesant să avem încă un român la Tottenham, pentru că n-a pus o vorbă bună drăgușin lui Florinel Coman acolo la Tottenham. I-a zis că e jucător de valoare. De asemenea, Florinel are clauză de 5 milioane de euro realitate în FIFA, nu știu dacă e așa, și Tottenham este dispus să o plătească. Bă, în FIFA, din câte văd, nu are clauză de reziliere, nu are nici măcar o valoare aici pe market. Are 25 de ani, eu zic că are ceva potențial. N-o să joace probabil titular, o să fie rezerva lui Son, dar o să prindă ceva minute, zic eu, Florinel Coman la Tottenham. Bă, având în vedere că valoarea lui e 5 milioane pe transfer market, o să dăm și noi fix 5 milioane. Acum rămâne de văzut dacă ne este sau nu. Acceptă Gigi Becali? Da, acceptă. De fapt, ăsta e Meme Stoica, cred. Ia uite-l. Mai mult seamănă cu Meme Stoica. Meme Stoica face acolo hârtiile și aia a fost. Mă, uite ce bonus vrea Florinel al meu, 420.000, hai că-i dăm ce să facem. Păi măcar dacă nu joacă să ia bani, nu? Da, Coman primește numărul 18 aici la Tottenham și e binevenit, ha, frumos acolo cu mine. Tottenham, un super transfer, băieți, chiar scurios ce rating are, că nu știu ce rating are. Ok, are 73 OVR. Și buget mai avem destul de mult pentru că n-a fost ieftin Florinel. 139 de milioane de euro mai avem buget, băieți. Și hai să mergem la următorul comentariu. Următorul comentariu este al lui Dani FIFA Ro, frate, care zice: Xavi Simons ar fi bun de rezervă până lea pe Madison la rating. Bă, și chiar mă gândeam și eu la Xavi Simons. Chiar sună foarte bine, mai ales că a și jucat forța seară cu Real Madrid. Așa că mergem, încercăm să luăm pe Xavi Simons. Văd că arată că e la PSG. De cine arată că e la PSG? Sau l-o fi luat oare PSG înapoi? Cred că a fost împrumutat, habar n-am. Mergi să-l cumpărăm? Nope. Nu e împrumutat, bă. În fine, avem acum alt comentariu al lui Football Brexit, care zice: poți lua un replacement pentru Son, că o să obosească. Bă, am luat deja un replacement pentru Son. Însă Rico Lewis de la Manchester City este un right back care are potențial destul de mare, băieți, zic eu. Este englez, 18 ani și chiar ar merge să vină la Tottenham în locul lui Pedro Porro. Bă, pe net îmi arată că e undeva la 11 milioane, noi o să dăm 12 să fim siguri. Hai să vedem dacă merge să luăm sau nu. Ok, vor un skin, frate, vor să-l dăm pe skip în locul lui Lewis. Bă, Guardiola, să știi că nu sună rău. Acceptăm, frate, acceptăm. Da, și Lewis primește aici numărul 2 la cei de la Tottenham. Vine practic pe gratis, chiar dacă îl dau la skin pe skip acolo. Oricum skip nu juca, deci practic putem spune că a venit pe gratis, frate. Ok, și David Buta sau David Buța, nu știu cum se citește, vine cu o super idee. Zice: fă un skin cu Leverkusen, Madison pleacă și vine regele Wirtz. Ați văzut că Madison a dat goluri în episodul trecut, doar că în rest a fost varză în afară de golurile alea. Adică n-a mișcat absolut deloc, a greșit multe pase. Și Wirtz chiar sună o variantă bună în locul lui Madison. Hai să încercăm să facem
facem schimbul ăsta. Are 87 OVR Wirtz, 118 milioane costă. Vom încerca să facem schimbul, să vedem dacă ne reușește sau nu. Oare e dispus Xabi Alonso să-l dea la schimb pentru Madison? Rămâne de văzut. Așa că o să dăm player swap aici. Madison e cotat undeva la 74 de milioane de euro, așa că o să-l punem pe Madison și mai oferim noi 50, frate. 50 de milioane. Așa că hai să vedem dacă acceptă sau nu. Nu vor direct 173 de milioane. O să terminăm aici. Da, din păcate nu putem să luăm nici pe Wirtz, băi, vere. Dar n-avem absolut deloc noroc. Așa că avem altă idee din partea lui Buții, care zice: cam de rezervă îl poți lua pe Arda Güler sau Brahim Diaz sau Dani Olmo. Bă, Arda Güler chiar sună foarte bine. Având în vedere că la Real Madrid nu joacă, poate la Tottenham va prinde destul de multe minute. Are clauză de 50 de milioane, nu o să plătim desigur, nu. Negociem. Și o să dăm undeva la 25 de milioane pentru Arda Güler. Vine sau nu la Tottenham? Ok, vor 31 de milioane și clauză de 12%. Păi nu e cam mult, băi, Ancelotti? Fără clauză, ia, accept așa. 32.500, bă, eu zic că e ok. Acceptăm direct, bine. Forță rău de tot transferul turcului, pentru că o să crească foarte, foarte mult, o să vedeți. Da, Arda Güler numărul 24 primește la cei de la Tottenham și sper eu că o să facă față, că o să dea multe goluri și asisturi. Bine, rău de tot. Mai avem buget de 105 milioane de euro și zic eu că mai putem să mai luăm ceva. Așa că mă duc și aleg comentariul lui Florin Ștefan, care zice să-l cumpărăm pe Dybala. Și chiar nu sună rău Dybala. E jucător cu experiență, are o OVR mare. Descăzut nu o să scadă, că încă are 29 de ani. Așa că de restul banilor mergem, încercăm să-l cumpărăm pe Dybala. O să trebuiască să dau undeva la 80 de milioane de euro pentru acesta. Chiar aș vrea să-l văd în Premier League în realitate. Putem să-l luăm sau nu? Așa că am oferit 77 prima oară. Și 77 de milioane de euro, accept acolo, da mă, da, accept AS Roma și va veni Dybala la Tottenham, aia zic mă. Da, și este primit ca un superstar aici, Paulo Dybala, bine, semnează mingile, face tot. O să fie șeful la echipă Dybala, băieți. Da, și Dybala primește numărul 25, doar că cred că o să-i dau 10, frate, cred că o să-i dau 10 lui Dybala. Hau, la photoshooting aici, bine dacă vrei. Și vezi că am primit și nota la transferul ăsta, deci până și jocul mi-a zis că am făcut un transfer bun. Și hai să vedem cum arată echipa cu noile transferuri, frate. Intră Dybala aici, trebuie să-l facem striker sau să jucăm o altă formație. Da, băi, și problema la Dybala e că nu poate să joace ST, deși aici mi-arată că are și poziția alternativă de ST. Și problema e că și atunci când vrei să-l transform ST, eu mă așteptam să dureze 2 săptămâni, că na, are poziția alternativă de ST, dar durează 489 de săptămâni. Și varianta cea mai bună ar fi să-l facem right wing, să joace și el și Olise amândoi. Aș fi putut să-l fac și Ceame, doar că acolo va juca Güler alături de Madison, așa că-l facem right wing pe Dybala. Așa că echipa va arăta în felul următor, cu Dybala aici pe dreapta, cu Luis pe dreapta, iar aici Madison sau Güler, depinde de Ceame Okiev, cu cine place mie să joc mai mult. În poartă stăm bine, în atac stăm bine, nu mai avem nevoie de efectiv niciun transfer și nici nu mai avem bani de alte transferuri. Așa că mergem peste perioada asta de transferuri și este vremea să jucăm niște meciuri, frate. Avem un meci cu Burnley pe care îl vom simula. Și cum se descurcă echipa la Quick Sim? Da mă, 2-1, Zaire Emery și Dybala marchează la debut acolo, băieți. Iar între timp un jucător de la noi primește jucătorul lunii acolo în Premier League, Madison. Deși mie mi s-a părut că n-a jucat au, primește jucătorul lunii pe luna august. Și Güler văd că dă un interviu aici și zice că o să se îmbunătățească. Urmează un meci cu cei de la Sheffield United, din nou echipă destul de slăbuță. O să simulăm și meciul acesta pentru că nu pare cine știe ce. Și se termină 2-1, ok, am luat bătaie. Aie. Werner marchează, dar ne bat băieții ăștia. Și vine primul mare duel, frate. Avem un meci versus cei de la Arsenal pe 23 septembrie, care se anunță spectaculos, frate. Jucăm în deplasare, totuși o să forțăm victoria, băieți. Iar titularii vor fi ăștia. Voi juca cu Güler, că vreau să-l încerc, va juca și Dybala. Trebuie să-l băgăm totuși pe Madison pe banca de rezerve. Și o listă de asemenea trebuie băgat pe banca de rezerve, că o să-și prindă și el minute. Wow, și Florinel Coman, să nu uităm de Florinel Coman, băieți. Va antrenamentul 45, Florinel Coman. Și hai să vedem dacă îi batem sau nu pe Arsenal. Oh, ce dă ăsta cu grebla acolo, ha. Deci terenul e bun, deși cam pare uscat, așa e, cam galben. Pasă mai departe la Martinelli, hai Drăgușin. Nu trece nimic de dragon. Nu trece nimic de dragon, hai că nu trece așa dacă e. Și era să-mi iau mare gol, dar am scăpat. Zaire Emery urcă,
Mai departe la Werner. Werner are spațiu. Werner poate marca și Werner ratează. Ce ratare mare din partea lui Werner. Dar în realitate Werner face tot ce trebuie până la finalizare. Bentancourt. Bentancourt până acum mi se pare senzațional. Adică uitați-vă ce bine păstrează mingea, ce compojer are. E underdog-ul cum ar veni, băieți. Uitați-vă cum trece Bentancourt. Bentancourt și șut acolo în blocaj. Oh, și scapă singur aici Gabriel Jesus. Gabriel Jesus nu-l poate opri nimeni, doar Vicario îl poate opri și nu este gol. Da, primul gol pe care îl primim în Premier League. De fapt, nu e primul, e primul pe care îl primesc în joc eu. Mamă, ce trece Martinelli, n-ai ce să-i faci lui Martinelli. Harman trece bine și scăpăm, băieți, scăpăm. Ocazii mai mari cei de la Arsenal. Da, Dybala. Da, Dybala. Dybala se oprește, pasă și, wow. și nu scoate raia, bă, nu se poate. Hai de mă, Werner, bagă și tu în plas acolo. Ce bine recuperează Bentancur, bă, dar e zeu, v-am zis că e zeu în cariera asta. Oh, Florinel atinge pentru prima oară mingea. Florinel cum ar fi să marcheze la debut? Florinel Coman cu dreptul acolo, cu stângul de fapt, dar trage tot în portar. Păi frate, nu se poate așa ceva că te-a scos raia în meciul ăsta. Ce bine recuperează Dybala, Madison cu o pasă genială, Richarlison intră în centru, da, a dat-o Richarlison în sânge, a dat-o Richarlison. Mai slab decât Werner. Nu, ce pleacă acolo, bine, nu se poate, Jesus marchează, bă, Jesus marchează, l-a distrus pe Vicario în acest match. N-a mai scos nimic Vicario în acest match, ce drept și singur, n-ai ce să faci. 2-0 pentru Tunari și mai avem de lucrat, mai trebuie să lucrăm la antrenamente. Jesus ne distruge efectiv singur, marchează dubla pentru Arsenal. Da, și meciul se termină, din păcate pierdem acest meci, dar este loc de mai bine. Echipa mi-a plăcut cum a jucat, a avut ocazii, partea proastă a fost la finalizare, mai trebuie să ne antrenăm. Așa că mergem la următorul meci, meci în Carabao Cup. Bă, n-ar fi rău să câștigăm și o cupă, să ne focusăm puțin și pe cupă în acest sezon, dar cred că mai important e FA Cup. Totuși, hai să vedem cum ne descurcăm împotriva celor de la Blackburn. O să le dăm o șansă și rezervelor, desigur. Cam asta e echipa pe care o vom folosi împotriva celor de la Blackburn. Acum, dacă mă scot, aia e. Par destul de motivați ăștia de la Blackburn. Deci, nu se știe cum reușește surpriza. Așa, avem un penalti. Richarlison poate da lovitura pentru cei de la Spurs în minutul 13. Richarlison bate bine și marchează 1-0 pentru Tottenham aici, băieți. Da, pinguinule. Pinguin au și la mine. Ce era asta, mă? Porumbel era parcă, nu? Și cei de la Blackburn au ocazie mare aici, au penalti. Hai să vedem ce știe Forster. Poate ghici în colțul pe stânga. Nu, dă pe centru și se face 1-1 aici în cupă. Cred că se joacă doar tur, nu? Nu cred că se joacă și retur. Contraatac din partea celor de la Spurs. Acolo Zaire Emery se duce bine. Pas mai departe la Gil către Richarlison. Scapă singur Kulusevski pe dreapta. Se duce Kulusevski. Intră în centru. Kulusevski șutează și marchează. Da, mă, da. 2-1 Kulusevski. Nu așteptam să marcheze din poziția asta. Șutul a fost destul de slăbuț. Nu prea a avut putere în el. Nici plasa n-a fost. Însă cumva reușim să le dăm gol celor de la Blackburn. Da, și meciul se termină, reușim să ne calificăm mai departe sau să câștigăm primul meci, habar n-am dacă se joacă tur-retur. Iar în continuare avem un derby la finalul lunii septembrie. Jucăm versus cei de la Liverpool aici. Meci foarte, foarte greu. Ne batem cu una dintre candidatele la titlu. Noi deocamdată suntem pe locul 9 și putem urca destul de mult în clasament. Putem urca chiar pe 2. Ideea e că Liverpool are 18 puncte și cam trebuie să le oprim ascensiunea, că dacă mai câștigă și meciul ăsta, deja se distanțează foarte mult. Cam asta este echipa finală. Eu zic că reușim să-i batem pe Liverpool, mai ales că jucăm și acasă. Și acasă suntem de neoprit. Da, ia uite-l pe Salah. Salah, îmi pare rău, dar te distrug meciul ăsta. N-ai șansă în meciul ăsta. Luis Diaz, periculos, Luis Diaz, ce bine trece Luis Diaz, nu avem cum să-i luăm mingea, mamă, e penalti, face Van de Ven penalti, trebuie să jucăm cu drăgușim, băieți, că Van de Ven face penaltiuri de-astea. Nu începem foarte bine partid, dar minutul 13 și deja este penalti pentru cei de la Liverpool, periculos rău Diaz de la, n-ai cum să iei mingea. Salah, ok, Salah, marchează Salah. Ați văzut karma? Karma, frate, că m-am luat de Salah la început de meci. Am zis că îl distrug și uite că mă distruge el. Da, marchează acolo din penalti. Gol destul de rapid pentru Liverpool. L-am ghicit colțul. Werner. Doamne, e monstru Van Dijk. Dar Madison! Nope. Scoate Alisson. Haide, Son, că nu prea te vezi deloc, Son. Oh, și când te vezi pro, Son. Doamne, de ce joacă așa slab? Mohamed Salah intră în centru. Ce Phantom face? Egipteanul acolo. Da, Vicario. Ne menține în joc Vicario. Ok, și este pauză.
Ok, Romero e obosit, o să intre Drăgușin, nu știu de ce așa obosit Romero. Olise nu prea a mișcat pe partea dreaptă. O să intre Dybala în locul acestuia. Și din nou Son nu mișcă absolut deloc de când a început cariera, nu știu ce se întâmplă. Îl băgăm pe Florinel, poate Florinel face treaba mai bună. Florinel Coman pasă bună, Madison se duce, Udoghi avansează, Udoghi pasă și Werner, damă, haide mă, ia mingea Werner. Păi Werner ia mingea cu metre. Da, se face 1-1 gol în minutul 61. Werner marchează și Tottenham revine în joc, băieți. Putem chiar să-i batem, avem moralul ridicat. Udoghi ce incursiune are. Pasează excelent pentru Werner. Îl lasă cu poarta goală, iar germanul nu ratează din această poziție. Era chiar greu să rateze de acolo. Te duci, Werner? Și haide! Da, mă, Werner, gol în minutul 85, Werner cu dubla, nu-l poți opri pe Timo Werner, îi întoarcem pe cei de la Liverpool, băieți. Thierry Emery îl vede excelent pe Timo și acesta nu dezamăgește. V-am zis că îi batem pe Liverpool, chiar dacă în repriza a doua am pierdut în speranța, totuși Timo ne dă speranțe chiar și la titlu, băieți, la cum joacă. 4 goluri în ultimele 7 meciuri pentru german. Da, și meciul se termină, reușim să întoarcem scorul, băieți, 2-1 pentru cei de la Tottenham. V-am zis că acasă echipa e senzațională. Luis Diaz, ia uite, nu mai plânge. Ai jucat-o bine meciul ăsta, dar nu mai plânge. Ok, și luna octombrie ne găsește cu niște meciuri mai slăbuți. Avem meci cu Luton Town, Fulham și cu Crystal Palace. Hai să mergem prima oară la meciul cu Luton Town. Da, și cam așa va arăta echipa, o să-i dăm câteva minute și lui Arda Güler și lui Lewis. Oh, ia uite băieții ce vin din autocar așa, Timo Werner, deja camerele sunt pe el, vere. Bine dacă vrei, Timo Werner. Avem o lovitură liberă, poate să te ia gol Dybala de aici? Cam greuț. Ia uite pe ăla ce s-a pus pe sub zid acolo. Hai să încercăm, poate reușim totuși să marcăm din lovitura asta liberă și... Nu, direct în zid. Da, și meciul se termină 0-0, nu au fost foarte multe ocazii cu Luton și din nou pierdem puncte importante, băieți. Totuși echipa stă decent în clasament, ne aflăm pe locul 8 acolo la 4 puncte diferență de primul loc, ceea ce e destul de bine, zic eu. Dar de data asta Martinelli primește jucătorul lunii în Anglia, nu mai primește un jucător de la noi. Așa că mergem și jucăm meciul cu Fulham de pe 21 octombrie, nu știu. Victoria neapărat trebuie cu Fulham, jucăm și acasă. Ok, Madison acolo, pregătit. De asemenea și jucători de la Fulham par pregătiți pentru meci. Toți ochii sunt pe Madison, nebunie în tribună și hai să-i facem fericiți pe fani. Luăm și pe Adama Traore, păi o să fie greu pentru Udoghi. Ia uite ce-i face Adama Traore. Udoghi, cred că meciul ăsta ești mâncat, ești nebun. Nope. Da, nouă mă, că Udoghi știe să se apere. Ei, și prinde pe contraatac, du-te Madison, Madison se duce, cere minge acolo, Florinel Coman poate marca românul, Florinel Coman cu stângul, mamă, dar de ce trage la scurt și nu dă la lung, băi, vere. William, îl au și pe William? Da, Luis, da, mă! Se duce Werner! Mamă, roșu, asta vere, că scăpam singur, mă duceam singur, ești nebun. Dă-le, mă, arbitre, ceva, nici măcar galben? Ba, da, roșu, mă, da, mă, roșu, acolo! Primește roșu Calvin Bassey ăsta. N-are voie să treacă de Drăgușin, totuși trece cumva. Luki șutează Vicario, greșeală mare. Vicario ajunge la minge și nu se poate. Doamne, de ce a început să apere așa la Vicario? Da, și prima repriză se termină. Dacă am putut să întoarcem pe Liverpool, zic eu că putem să întoarcem și pe Fulham, mai ales că sunt în 10 oameni. I'm fast as fuck, boy. I don't think you have any idea how fast I really am. Ok, se duce bine Madison, nu mă așteptam să aibă așa spațiu și bară gol, da, mă. Bine, mă, bine! Gol acolo, Madison profită de spațiul mare din apărarea celor de la Fulham. Eu am căutat pas, am căutat să-l găsesc pe Werner, însă cumva își face singur spațiu Madison, nu-l atacă nimeni, desigur că profită. Uite și tu, nu l-a atacat efectiv nimeni, îl ținea pe Werner. Da, și reușește un super trivela aici, James Madison. Thierry Emery, nu prea are cu cine pasa, prefer o pas acolo în margine și Bentancourt. De ce n-am șutat, de ce n-am pasat eu și nu se poate. Bentancur, haide, du-te, preluare bună. Ah, da, se mișcă greu, rău de tot, totuși îl vede pe Dybala, Paulo Dybala, doamne, Dybala, ai 30 de ani aproape, nu ai voie să ratezi din asemenea ocazie. Jucătorii cu experiență nu au voie să ratezi din asemenea ocazie. Da, și din păcate obținem doar egalul cu cei de la Fula, am pus presiune pe ei, totuși n-a reușit să marcăm. Dybala își bate joc acolo de ocazie aia singur cu portarul. Și în clasament suntem pe locul 9. Deja distanță mare față de primul loc. Distanță de 7 puncte. În fine, avem meci versus Crystal Palace și aș face câteva schimbări la primul 11, pentru că m-au dezamăgit câțiva jucători. O să-l băgăm pe Olise aici. Werner joacă genial, n-am cum să-l schimb. Son reintră în echipă, Bentancur nu prea mai mișcă, așa că dăm o șansă și lui Sar. Da,
Olise revine aici la Crystal Palace, are meci împotriva fostei sale echipe și dacă o să dăm gol cu el o să fim toxici. Le facem calma. Madison în margine. Madison îl vede pe Sar. Sar vrea să iasă la joc și reușește să marcheze. Bine, bă, ce power shot reușește Sar acolo. Se pare că profită de faptul că este Bentancur acolo și arată de ce este capabil. Ce shoot reușește Sar. 0.03 expected goals. A fost deviată mingea sau n-a fost? Nu, n-a fost. Foarte, foarte bun power shot-ul lui Sar. Și Sar putea să mai prindă minute. N-a prins minute până acum, dar dacă o ține tot așa, Bentancur va ieși din echipă și va fi înlocuit de către Sar, chiar dacă are o vere mai mic Sar. Excelent Sar, bă, ce joacă, bă. Ok, Son se duce bine. Son poate marca. Son acolo șutează Johnston. Din nou paradă cu o mână. Și Werner pe luat. Excelentă șutul cu stângul acolo. Dar nu reușim să-l batem pe Johnston ăsta. Poate tot băiatul ăsta. Frumoasă fază, Son acolo. Pasă, băi frate, Son ăsta nu mișcă nimic. Ce știu orice pas, asta era pasă simplă și îl punea și pe la singur cu portarul. Ok, pasă bună de data asta, Werner, șutează, da mă, și marchează golul minutul 83. Werner din nou e letal acolo, în care o n-ai ce să-i faci, frate, germanule, e prea zeu germanul. Și cu dreptul, dă mingea printre picioarele oponentului, pe acolo șutează cumva, găsește spațiu. Oho, ce ne fac cei de la Crystal Palace, da, marchează aici pe final de meci. Da, nu mai au timp să mai întoarcă, minutul 89. Da, și meciul se termină 2-1, câștigăm împotriva celor de la Crystal Palace. Da, și aflăm și câștigătorul balonului de aur, care este nimeni altul decât Erling Haaland, frate, câștigă balonul de aur, pe care în FIFA, în realitate, Lea Messi. Balonul de aur 2023 este Haaland, băieți. Jucătorul tânăr al anului este de la Juventus, cine este? Este Angel Alcaron, nu știu cine e, habar n-am. Iar 1 noiembrie începe cu un match versus cei de la Fulham din Carabao Cup de acolo. Am zis că e importantă cupa, dar bă, pe ăsta îl simulesc, eu zic că îi batem. Ne luăm revanșa față de Fulham și batem aici în cupă, ia să vedem. Dăm quick sim și... Da, ne luăm revanșa, Werner marchează dubla, Adama marchează pentru ei și ne calificăm mai departe. Și vine ultimul meci din acest episod, meci cu cei de la Chelsea în noiembrie. Chelsea începe să joace din ce în ce mai bine cu jucătorii tineri pe care i-are. Sunt peste noi, după cum puteți vedea, sunt pe locul 8, noi suntem pe 9, așa că orice în afară de victorie nu e acceptat. Oricum jucăm acasă suntem letali. Chelsea văd că l-are pe Jackson, Palmer acolo, Sterling. L-au luat și pe Sanchez. Îi batem sau nu pe Chelsea, băieți? Asta este întrebarea. Eu presim că o să termine egal. Bala îl vede în margine pe Pedro Porro. Pedro Porro se duce. Pedro Porro avansează. E liber în care o Madison. Haide cu preluarea bună. Dar e Thiago Silva, are experiență. Știe să se apere cum trebuie. Palmer, pas mai departe. Și marchează Jackson pentru Chelsea. Da, sunt foarte pasivi ăștia de la Chelsea, dar văd că sunt letali pe atac. Adică au avut o ocazie, au dat un gol, ce mai vrei. Da, mai întors noi scorul, deci nu e imposibil să-i întoarcem. Am greu pe atac, nu prea am crezut ocazii cu aceștia. Thiago Silva e monstru, iau-te aici pe Curea cum intră. Kulusevski acolo, Kulusevski! Nu scoate! Scoate Sanchez. Da, prima repriză se termină, nu mișcă nimic echipa pe moment, dar o să facem câteva schimbări. Se vede că nu joacă Werner. Richarlison nu știe să țină de minge, așa că Werner intră la loc. Nu prea mai avem ce să băgăm, mamă, Van de Ven, ăsta e mort, Werner. N-avem ce să facem, e mort. Se accidentează ăsta în curând, cred. Hai că mă joc cu Royal aici, CB, că văd că poate să joace și CB. Jucăm cu el, că n-avem ce să facem. Palmer în margine, periculos, se întoarce, ține de minge. Păi, dar urât joacă și de la chestii. Joacă pasiv, rădă tot, se întorc cu mingea, țin de ea. Și, uite, bă, ce obțin falturile, mamă. Cred că e gol, că bate James sau bate Sterling. Nu e cu schemă, e cu schemă. Da, e gol, mamă. V-am zis că e gol. Am pus și jucător la apă linie, dar când bate James să termină. Să termină toți. Reece James cu super execuție împotriva noastră. Ne-a rupt, bă, ne-a rupt. Perfect, perfect trage Reece James. Bară gol acolo. Da, mai bună Chelsea. Dybala, doamne, ce bine stau ăștia în teren. Stau bine rău de tot în teren. N-ai pe unde să dai mingea, uitați-vă. Ok, încă o dată, Thiago Silva, ce bine stă în teren. Cred că e offside, nu? Nu e. Sau? E offside? Da, e offside, bă. Da, și meciul se termină, băieți, efectiv, Chelsea a jucat impecabil. N-au fost ei cei mai spectaculoși, însă au fost eficienți în atac, în apărare, n-am putut să trec de ei absolut deloc, decât la golul ăla din offside ce-am mișcat puțin. În rest, Thiago Silva, omul meciului, după părerea mea. Da, băieți, și cam aici se termină episodul nostru din cariera cu Tottenham. Episodul următor avem niște meciuri interesante cu Aston Villa, cu Wolverhampton, și avem și duel cu City.
Jucăm și versus Newcastle, deci se anunță un episod interesant. Dacă vreți să continue seria, nu uitați să lăsați un like acolo, 2000 de like-uri și o vom continua. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa! În episodul trecut l-am cumpărat pe Florinel Coman, l-am cumpărat pe Dybala, am cumpărat mulți jucători, însă nu prea ne-a ajutat chestia asta, pentru că am pierdut cu Arsenal, am pierdut și cu Chelsea și acum stăm destul de prost în campionat. Așa că astăzi încercăm să câștigăm toate meciurile pe care le avem. Da, bine v-am găsit la un videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Am văzut că v-a plăcut destul de mult clipul trecut, așa că dați acolo like în continuare, 2000 de like-uri și apare următorul episod din serie. Avem niște meciuri interesante, meci cu Wolverhampton, meci cu Aston Villa. După vine luna decembrie care este plină de meciuri și de derbiuri acolo. Acum rămâne de văzut dacă obținem cât mai multe puncte din meciurile astea. Dacă nu, cred că ne batem la retrogradare, nu ne mai batem la top 4. Așa că mergem la primul meci de astăzi versus cei de la Wolverhampton. Bă, au un Cunha, au pe Pedro Neto, Juan Fichan ăla cu naiba-l cheamă, Nelson Semedo, vezi că au o echipă chiar interesantă. Noi o să folosim echipa asta în teren, care sperăm că va da roade. Ia uite-l pe Werner acolo, mamă ce stau băieții pe telefoane, băi, lăsați-mă telefoanele, fiți atenți la meci, vere. Era la măcar să stea pe telefon, să-i dau amendă. Și hai să vedem ce se întâmplă, băieți. Ok, frumos, acolo, Sonaldo intră în centru, Sonaldo nu prea are cu cine pasa, ține de minge. Da acolo marginea Bentancur și vine Zaire Veri cu power și atunci o dată în blocaj, nu se poate. Mamă, Veri nu mai în blocaj, dăm și Son. Haide! Nooo! Și marchează Wolverhampton, dar cred că e offside. Ok, offside, scăpăm. Ei, Van de Ven, șutează, doamne, nu mai în blocaj, băi Veri, câți mai vin în față, frate. Și meci se termină 0-0 pentru că ăștia a blocat toate șuturile posibile. Da, și urmează mare meci pe sfârșit de noiembrie cu cei de la Aston Villa, care se anunță furtunos. Da, și deși în episodul trecut Vicario a avut destul de multe greșeli, se pare că este liderul campionatului pe clean sheet-uri. 12 meciuri, 5 clean sheet-uri. A primit 10 goluri în 12 meciuri. Bă, nu e rău, însă se putea puțin mai bine. Villa au 27 de puncte, cei de la Aston Villa stau destul de bine în campionat pe locul 4. Mamă, fiți atenți că ăștia se bat la locul 1, au 27 de puncte. Foarte aproape de locul 1, dacă ne bat, trec ei pe primul loc. Trebuie să batem și noi totuși, dacă vrem să mai urcăm în clasament. Bă, și aș da și o șansă lui Johnson. Îi dăm o șansă și lui Johnson, că nu i-am dat șanse până acum. Da, le țin aici băieților un discurs la ăștia pe Pau Torres sau ce mai au Bailey, parcă au Diaby. În meciul din realitate, adică fix în meciul de ieri, a câștigat 4-0 Tottenham. Hai să încercăm să recreăm și noi rezultatul acesta. Oh, l-au luat și pe Morata. Ah, păi că știi mă că n-are cum să-mi dea Morata gol. Nu trece de dragon, nimic nu trece de dragon, îmi pare rău, e monstru în defensivă. Îl vede pe Madison urcă, Madison mai departe la Bentancur și nu se poate, doamne, ce faci mă Vere, bă, erai zeu în primele meciuri. Nu cred, dă în ea drăgușine, doamne, greșește drăgușin. Dă în ea, da să dai în ea drăgușine, gol în minutul 49 și s-a dat o minută prelungire. A conduce Aston Villa cu 1-0 aici, drăgușin greșeală mare, efectiv am dat să o degajez, dar n-a vrut să o degajeze. Continuare avem probleme și în atac cât și în apărare. Madison, cu stângul Madison, scoate Martinez, e bun Martinez în poartă. Bentancur trece bine, Bentancur, da mă, ce greșeală face Martinez. A crezut că o să dau la scurt, însă Bentancur a văzut că polțul ăla efectiv liber, a șutat la lung și a marcat, da mă Bentancur. Ăsta ești tu, frate. Uruguayanul marchează aici cu stângul. Greșeală de poziționare a lui Martinez, clar acolo. 1-1 minutul 59, putem să întoarcem scorul, băieți. Wow! Nu, ce face Vicario? Nu se poate. Dă-i în iau doghi. Doamne, ce noroc avem. Ok, și scapă aici Werner. Preluare bună. Werner este prins. Și da, mă, gol, mă, bine. Mă, mi s-a părut că s-a dus pe lângă, însă Werner marchează. 2-1, minutul 72. Nebunie totală aici. Nebunie totală. Tottenham întoarce scorul versus Aston Villa. Werner din nou ne arată că e GOAT. E GOAT Werner la Tottenham, n-ai cum așa ceva. Ce gol reușește Timo Werner, 0.19 expected goals. Efectiv, în plasa laterală șutează germanul și marchează. Da mă, da. Drăgușine, mai greșești mult Drăgușin. Ce se întâmplă cu Drăgușin? Meciul ăsta, uite-l pe Drăgușin ce face. Doamne. Ok, și Madison scapă singur, da mă, echipa asta este de neoprit, frate. Mereu cumva reușesc să întoarcă scorul, reușim să câștigăm și meciul ăsta. Madison marchează, cred că e golgeterul echipei până acum Madison. Preluare excelentă, șut cu dreptul acolo, Martinez n-are nicio șansă
Și Tottenham face 3-1 pe final de meci. Centrare periculoasă, doi jucători de la Aston Villa se bat pe mingea aia și niciunul nu reușește să marcheze. Au crezut în Inazuma Eleven, au vrut să facă combo de ăla cu 2-1. Da, și meciul se termină, câștigăm. Aveam nevoie de aceste 3 puncte neapărat. Da, și eu nu înțeleg de ce presa laudă pe Son efectiv aici. Văd că spun că e unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, dar părerea mea că e unul dintre cei mai slabi, dacă nu cel mai slab de pe teren. Adică are efectiv 11 meciuri și 0 goluri. Na, are 5 asisturi, dar totuși 11 meciuri, 0 goluri pentru Son mi se pare puțin rău de tot. Adică e deloc efectiv. Luna noiembrie se termină aici cu o victorie, terminăm perfect luna. Și luna decembrie vine cu un meci imposibil. Jucăm versus cei de la Manchester City. Aceștia joacă cu Alvarez în atac, nu joacă Haaland? Păi e bine, deși în realitate oricum dă gol în meciurile importante. Mai frică oricum e de Foden și de Bruyne. Noi o să jucăm cu Dybala de data asta pe partea dreaptă. Să joace și Güler. Sau nu, mă, îl băgăm pe Madison, că e meci important, nu. Nu-i dăm minute lui Güler, poate să-l băgăm în repriza a doua. O să joace și Son, că n-ai jucător important în meciurile mari și poate aici cumva sparge gheața. Și vreau să-i dau câteva minute lui Sar, că ați văzut că în episodul trecut când l-am băgat a fost bun. O să lăsăm puțin pe bancă pe Zaire Emery, că nu prea s-a văzut în ultimele meciuri. Și intră Sar în locul acestuia. Ok, terenul arată impecabil. Ia uite ce lucrează băieții să fie totul cum trebuie. Și la camere și la tot. Fanii lui City au venit aici să-i susțină echipa. Câteva imagini. Mă, o să se ia la bătaie jucătorii. Mă iau și eu la bătaie cu Guardiola. De fapt, cred că o să-l iau. Să câștige în teren, că noi câștigăm în afara lui. Nuno Mendes, ce viteză are portughezul. Nou transfer a celor de la Manchester City. Dar nu trece de Radu Drăgușin. Uitați-vă cât de sus stau în teren. Putem să profităm de chestia asta și se prinde pe contraatac. Asta dacă reușim să ieșim. Până acum reușim să ieșim perfect. Se duce Son acolo, avansează, Sonaldo se duce, haide mă să-l ajute cineva. Dar Son ia meciul pe cont propriu, Sonaldo cu finesul, da mă! Și Sonaldo sparge gheața, că tot vorbeam de el că n-a marcat niciun gol. Uite că marchează un gol și ce gol reușește coreanul. Gol foarte important versus Manchester City. Mamă, ce incursiune a avut. Se pare că criticile pe care le-a primit au fost de folos. Ce finalizare direct în vincul porții, impecabil. Boom. Son, ce face Son? Îi rupe frenele lui Stones. Son, pasă, ce s-a întâmplat? Wow, s-a terminat repriza, dar scăpam singur acolo. În fine, 1-0 la pauză, echipa a jucat impecabil, așa că n-avem nevoie de schimbări. Son se duce fast bine, ce viteză are coreanul, doamne, parcă efectiv e pe steroid în momentul de față. Pasă acolo, Madison și scoate Ederson. Dar cum joacă Son în meciul ăsta, are meciul vieții. E greu cu Lewis, e greu să treci Grealish, îmi pare rău, e prea zeu cu Lewis. Madison îl așteaptă acolo să urce pe Dybala, Dybala se duce, argentinianul urcă în centru, încearcă un șut de la distanță, pară, nu, era golul sezonului. Pleacă Dybala, pasa este genial din partea lui Bentancourt, Dybala n-are voie să rateze din asemenea poziție. Dybala cu stângul, bară încă o dată, dar vine Madison și Madison profită. Doamne, ce ghinion are Dybala, nu cred. Deci îmi pare rău de tot de el. A dat două bări în acest meci, are ghinion Dybala. Totuși reușim să marcăm, dar voiam să marcheze și argentinianul. Merita și el un gol în acest meci. Madison până la urmă face 2-0 și reușim să-i batem pe cei de la City. La meciul se termină, obținem cele 3 puncte împotriva celor de la Manchester City. A intrat și calea în pătere, nu l-am văzut, ia uite-l. Să vede că e fantomă. 3 puncte obținute în deplasare. Băieții au fost motivați, au dat totul pe teren și au meritat victoria asta de departe. Da, și Son deja a apărut la știri că a marcat primul gol al sezonului. Probabil că acum se va dezlănțui acolo în atac, zic eu. Și de asemenea și Udogi dă aici un interviu și spune că iubește să joace la Tottenham. Da, și după aceste două victorii importante, mergem la încă un meci greu. Meci versus cei de la West Ham United. Jucăm în continuare acasă cu fanii de partea noastră și cred că vom obține cele 3 puncte. Totuși West Ham are și echipă bună cu Patrick Schick acolo, Lucas Paqueta, Kudus, Zuma, De Marcos, corneta s-a înghețat, al mai au. Jucătorii mei sunt puțin cam obosiți. Dybala obosit, o să joace o listă în locul acestuia. Son o să joace pe stânga pentru că a început să marcheze. Pedro Porro joacă și el că lui se obosit. O să joace și Romero că și Drăgușin e obosit și cam asta va fi echipa. Ce bine recuperează Son, începe să joace din ce în ce mai bine, dă și călcâie. Ohoho, cornet, doamne, e on fire cornet, ce face cornet acolo? Trece genial, zici că e brazilian, dar nu. Olise se duce, este liber, Zaire Emery trece excelent cu stângul la scurt, doamne, de ce n-a dat la lung? No, și acolo cu lovitura de cap, nu este minge afară, haide, haideți mă, nu se poate să uită la ea.
să uită la ea fundașii mei. Doamne, ia uite ce fac, frate, ce greșel mari în apărare și marchează Lucas Paqueta. 1-0, iar suntem conduși, mereu suntem conduși. Ca prima repriză se termină, nu am făcut o repriză, wow, din nou echipa are momente și momente. Momente când joacă genial și momente când nu joacă absolut nimic. Nu sunt și ei niciodată la mijloc. Werner trece bine, bagă piciorul, doamne, Zuma, asta e monstru, vere. Lucas Paqueta, lovitură liberă în pară, scăpăm. Scăpăm, mamă. Trăim cu emoții meciul ăsta. Werner trece bine. Dar din nou n-are cu cine să paseze. Vine Ronaldo. Șutul slab. No, Patrick și șutează. Vicario ne salvează. Ne menține în continuare în joc. Dar echipa nu mișcă. Echipa nu mișcă pe atac. Din păcate pierdem acest meci. Echipa pe atac n-a mișcat absolut nimic. Dacă câștigam acest meci, stăteam destul de bine în clasament. Acum, în continuare, suntem pe locul 9 cu 25 de puncte. Locul 1 cât are? 33. Hai că nu e distanță mare. Pentru că următorul meci este cu cei de la Newcastle aici pe 10 decembrie. Dar jucăm acasă, asta este important, deși ați văzut că și acasă am pierdut cu West Ham. Ce echipă are Newcastle? Până în afară de Joe Ellington, Almiron și... cam atât, nu prea au cine știe ce echipă, să fiu sincer. Dar eu zic că putem să-i batem. Hai Dybala, că n-ai, nici nu cred că n-ai dat niciun gol în sezonul ăsta. Nu cred că l-am văzut pe Dybala să marcheze. Poate astăzi va sparge și el gheața. Poate astăzi Dybala va fi omul meciului. Am încredere în el, e jucător mare, însă nu s-a adaptat deocamdată la echipă. Edisonul vede pe Florinel Coman, ce pasă reușește. Hai cu plelarea bună, Florinel, centrare periculoasă și jutul. Madison de la distanță. Doamne, cum le prinde popul ăsta. Nici măcar nu le respinge, le prinde direct în mână. Dybala, ia mingea pe cont propriu. Ce cursă nebună are Dybala. Nu prea are el viteză, însă se duce excelent. Dybala, haide. Penalti, da mă Dybala, asta e. Știu că de obicei cel care obține penaltiul nu trebuie să execute. Doar că Dybala trebuie neapărat să dea gol aici. Dybala trebuie să marcheze la faza asta. El va executa. Dybala pe colțul drept va bate și marchează vincul curat. Dybala sparge și el gheața pentru cei de la Tottenham și marchează. Fă celebrarea ta așa, hau. Fă-o pe aia ta. Hau. E greu, mă, e greu. Dar probabil că după acest gol și Dybala va avea moralul ridicat și performanțele lui vor progresa. Sperăm. Ce, Florinel Coman. Florinel Coman se duce, are viteză, însă nu prea mai are stamina. Florinel Coman încearcă. Ho-ho! Ce gol dă Florinel! N-ai cum! Cel mai bun gol până acum din cariera cu Tottenham. Florinel Coman reușește. Execuție nebună de la aproximativ 25 de metri, cred că a fost. Ce gol reușește Florinel Coman! Super fines! Da, fix 25 a fost. Fix 25. Ce gol nebun reușește Florinel Coman. Nebunie totală, băieți. Nebunie totală pentru Florinel. Superbitate de gol. Ok, și meciul se termină 2-0 împotriva celor de la Newcastle. Obținem încă 3 puncte importante pentru a intra în top 4. Bine jucat, bine jucat. Vom așteptăm și netul să vă omorâm și acolo. Da, Florinel Coman apare și el în presă aici cu primul său gol pentru cei de la Tottenham. Iar Madison impresionează și el și spune că se simte excelent la echipă. Urmează un meci mai ușor pe foaie, meci versus cei de la Nottingham Forest pe 16 decembrie. Ar trebui să-i batem, zic eu. Pasă bună, Dybala cu stângul, Dybala marchează încă o dată, gol după gol pentru argentinian. O da, o să vedeți că o să rupă în retur. Un singur gol i-a trebuit ca să devină zeul echipei. Ce pasă va găsi Madison, schimbă partea pentru Son. Son preluare excelentă, încearcă un șut din prima, dar Odiseea se opune. Da, și meciul se termină, câștigăm cu 1-0 împotriva celor de la Nottingham Forest. Obținem cele 3 puncte aici în deplasare. Iar cu această victorie pe ce loc urcăm? Urcăm pe locul 8, bine, bine, dacă vrei, mamă, fiți atenți. Dacă câștigăm meciul următor din campionat, urcăm pe 4. Urcăm peste United, urcăm în top 4. Dar până să jucăm în campionat, avem un meci și în cupă, în Carabao Cup versus Watford. Watford cred că acum e în Liga a doua, dacă nu mă înșel, nu e în Championship. Și desigur că o să dau quick sim. Hai să vedem cum merge meciul ăsta și... Da, câștigăm 3-1, Zaire Emery, Olise și Richarlison marchează, iar echipa merge mai departe în semifinalele Carabao Cup. Iar următorul meci din Premier League este cu cei de la Everton, un meci cam greuț. În realitate Everton nu mai e cine știe ce, dar în FIFA stă destul de bine, este pe locul 10, la 3 puncte în spatele nostru, hai să forțăm victoria. Din nou, jucăm acasă, ceea ce ne ajută destul de mult. Ce au un Beto, ce mai au Gatsfri, Pickford, da, slăbuț echipă. A few inches later. Scapă Beto aici, scapă Beto, se duce, ai Vicario cu parada și
E penalti, nu? Cred că e penalti. Da. Vicario primește cartonașul galben, îl faultează pe Beto, execută Dele Alli împotriva fostei sale echipe și Dele Alli marchează. La un moment dat era zeu la Tottenham, însă după i s-a dus cariera în jos. Mamă, dar ce freză nebună are. După i s-a dus cariera în jos, dar uite că reușește cumva să marcheze împotriva fostei sale echipe. Gol din penalti și 1-0 pentru Everton. Bă, dar mereu suntem conduși. Nu, ce fază, ce fază, doamne. Ne distruge Everton, 2-0 pentru Everton. Minutul 27 de-abia. Doamne, scapă aici Pocu, ce face apărarea mea? Cum trec mingile astea printre jucători? Și doamne, mă driblează. Mamă, bine că n-a dat gol. A dat gol, de fapt. 3-0 pentru Everton. 3-0, minutul 34, umilință totală. Umilință totală, nu mă așteptam să mă distrugă în halul ăsta Everton. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu apărarea mea, băieți? Mamă, și-a bătut joc de Vicario la faza asta. Ce Madison? Ce gol reușește Madison? Da, degeaba că nu mai e timp. Da, minutul 83, super execuție din partea englezului. Nu înțeleg de ce e fericit, că până la urmă totuși pierde meciul. Totuși golul e superb, Trivela de la 20 de metri exterior direct în vincul porții. Dacă îl dătea așa la 0-0 era perfect. Oh, și el de la distanță, stai. Ia mingea. 3-2. Doamne, ce gol dă și Son. Haideți, băieți, pressing. Reușim remontada, băieți. Haide. Încă un atac și întoarcem. Nu mai avem timp. Ia mingea repede. Bravo, Emerson Royal. Werner pasă mai departe la Son. Son acolo. Doamne, de ce a stat așa mult Son? Am dat din prima. Băi, și puteam să facem 3-3. Puteam să întoarcem scorul, dar nu mi-a pasat. A primit mingea, n-a dat din prima. În fine, păcat de golurile astea două superbe. Ok, și ultimul meci din acest episod va fi împotriva celor de la Brighton aici. Meci imediat după Crăciun, așa frumos, pe 26 decembrie. Stăm pe locul ăsta nouă de prea mult timp. Trebuie să mai urcăm cine, sau măcar să scădem dacă nu urcăm. Iar în schimb, Romero e supărat că nu joacă și spune asta în fața presei. Păi dacă spune asta în fața presei, nu o să mai joace. Ok, meci cu Brighton, cel mai periculos om de la aceștia pare să fie Ansu Fati sau și João Pedro. João Pedro e bombă. Și hai să vedem ce se întâmplă în meciul cu Brighton. Jucăm aici pe American Express Stadium. Veldman în dreapta acolo, pasă mai departe la mare și Pedro Porro. Bine, mă, Vicario. Superbă fază, Pedro Porro intră în centru și Dybala. Doamne, ce jucătorile astea din partea lui Dybala. Mă, după ce trage, mă, după rațe. Cum găsește pasa asta? Cine marchează, Ansu Fati sau João Pedro? João Pedro marchează aici, 1-0 pe final de repriză. Nu puteam să intrăm cine cu 0-0 la pauză, nu? Primește Dybala încă o dată, îl vede liber pe Van de Ven, în blocaj Van de Ven și... Da, mă, gol acolo, cine marchează? Pedro Porro, gata golul? Sau e Romero? Romero, frate, Romero marchează pentru Tottenham primul său gol din acest sezon. Și deși un fundaș central, Romero trage impecabil. Da, distanța zici că a fost mică, 13 metri, dar rup poarta de acolo, efectiv. Vreau să-l văd și pe Drăgușin că face chestii de genul. Dybala, Werner acolo, avansează, haide Werner, prin spațiu, Werner, se duce Werner, germanul, Timo marchează, mă, 2-1, încă o dată întoarcem scorul cumva, mereu ne conduc adversarii cu 1-0 și noi reușim să le dăm 2-1. Timo Werner marchează, în repriza a doua suntem letali în repriza a doua, Timo marchează încă o dată pentru Tottenham. Oh nu, bine mă Vicario, ne salvează Vicario. Haide, luați-l în brațe pe Vicario că merită. Ar câștiga meciul până la urmă, se termină partida 2-1 pentru Tottenham împotriva celor de la Brighton. 3 puncte acolo, încă o dată în deplasare, obținute de către echipa mea. Iar cu aceste 3 puncte în sfârșit urcăm și noi în clasament. Suntem pe locul 7 cu 34 de puncte, dar distanța este mare. Distanța este de 10 puncte față de primul loc. Și cam aici se termină episodul. În episodul următor o să mai facem câteva transferuri pentru că vine perioada de iarnă. Așa că lăsați acolo în comentarii cât mai multe sugestii de transferuri. Eu am fost Gianni, ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa! În episodul trecut am jucat destul de multe meciuri. Am și pierdut, am și câștigat,
dar important e că n-am făcut transferuri. Așa că astăzi este vremea să luăm câțiva jucători noi la echipă. Da, bine v-am găsit la nou videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Suntem aproape aici de perioada de iarnă de transferuri. Suntem pe 27 decembrie. Trebuie să mergem până în ianuarie dacă vrem să putem să cumpărăm jucători. Așa că asta o să facem. Dar până atunci, nu uitați să lăsați și voi un like. Hai să strângem 2000 de like-uri dacă vreți un nou episod din această serie, băieți. Până să mergem la perioada de transferuri, totuși avem un meci cu cei de la Bournemouth. Da, și Bournemouth se află pe locul 19 cu 12 puncte. Noi suntem mult mai bine clasați decât ei, așa că ar trebui să-i batem lejer. Așa că mergem și dăm cu Isi la acest meci. Hai să vedem cu cât se termină și... Wow, noi am bătut, wow. Și acum oficial am intrat în anul nou, să vin artificiile. Pow! Da, suntem pe 1 ianuarie, băieți, și este vremea să mergem să vindem niște jucători care nu mi-a plăcut în prima parte a sezonului. Și jucătorul care m-a dezamăgit cel mai mult, și zice aici că e liderul echipei, este Heung-min Son, frate, 31 de ani, nu o să mai crească, nu o să mai scadă. Ideea e că nu mi-a plăcut cum a jucat, a dat un singur gol în acest sezon. A, nu, stai, de fapt că a dat două goluri în 17 meciuri, totuși foarte puțin. Așa că se duce pe lista de transferuri. De asemenea, mai adăugăm încă un jucător pe lista de transferuri, nu prea l-am băgat în primul 11. Și când l-am băgat n-a făcut nimic. Deci Alisson se duce și el pe lista de transferuri. La revedere, porumbelule. Bă, și în rest nu prea o să mai vindem nimic. Jucătorii s-au descurcat bine în acest sezon. O să-i ținem pe toți. Hai să vedem ce oferte primim. Și deja primim o ofertă pentru Ronaldo, frate. Ia ce ofertă. Ofertă de 66 de milioane de euro de la Bayern München. E ofertă decentă. Zice că pot să cer maxim 73. Păi asta o să facem. De fapt, hai că cerem 75, frate. Poate dau 75 și de la Bayern, cine știe. Nu 67, 72 zic, haide, măcar 72. Nope. Nu, 67, hai că acceptăm până la urmă, acceptăm oferta asta de la Bayern München, n-au vrut să dea mai mult de 67, aie. Până se vinde Son avem și debutul în FA Cup, jucăm versus Carlisle, nu știu ce echipă e asta, cred că e din Liga 4-a, nu cred că o să avem probleme cu aceștia. Oh, dar stai că avem și ofertă pentru Richarlison până jucăm meciul ăsta, 40 de milioane de euro de la United, ho, bine dacă vrei. Păi hai că negociem puțin, că ăștia de la United sunt fraieri și au luat țeapă cu Anthony, hai să-și ia țeapă și cu Richarlison. 52, hai mă că acceptăm, e ok, te-ai luat țeapă, Ten Hag, îmi pare rău. Da, și meciul ăsta, desigur, din FA Cup cu echipa asta de Liga 4 sau ce ligă e, îl simulăm, desigur, că n-avem cum să pierdem cu ăștia, chiar ar fi prea de tot. Și câștigăm 2-0, Werner marchează acolo și de asemenea și Kulusevski. Lejer. Ok, Richarlison s-a vândut, Son de asemenea s-a vândut și acum ajungem la un buget de... Cât avem? 130 de milioane de euro. Hai să mergem să facem niște transferuri. Iar în episodul trecut, Runcan Valentin a venit cu ideea asta. Eu zic să-l cumperi pe Doku pentru că este tânăr și are potențial. Și chiar s-ar potrivi perfect Doku în locul lui Son acolo. Are viteză, are dribbling, are tot ce-i trebuie. Are tot ce-i lipsește. Nu, e bun Doku. 43 de milioane este valoarea lui Jeremy Doku. Și că aș putea să dea undeva la 50 de milioane de euro. Adică ăștia aici în dreapta. Hai să vedem, dăm 50 de milioane de euro pentru Doku. Și da, mă, acceptă. Acceptă Guardiola acolo, mersi Guardiola. Te-am luat cel mai bun jucător de la echipă. O să vezi că o să dea multe goluri la mine. Dar și Jeremy Doku este primit aici foarte bine. Hau, dar unde sunt? Para, uite-mă și pe mine, bine dacă vrei. Hau, dau noroc așa cu Doku. N-are face ca nu, din păcate, în joc. Primește numărul 9, frumos, în tricoul celor de la Tottenham. Jeremy Doku, bine ai venit la Tottenham. Ok, merge, îl băgăm la echipă. Cred că trebuie să facem totuși left wing, să fim siguri că o să crească bine. 93 pace, are unul dintre cei mai rapidi jucători din momentul de față și asta la 80 OVR. Și mai avem 77 de milioane de euro cu care aș vrea să cumpăr un mijlocaș central de rezervă pentru Zaire Meri sau Bentancur. Ok, și avem o nouă sugestie de transfer din partea lui Kirill Bogdan, care zice cumpără-l pe Elliot. Păi și chiar ar fi o variantă bună pentru poziția de mijlocaș central. Elliot de la Liverpool chiar sună bine. Văd că e Chame, dar cred că poate să joace și mijlocaș central, așa ar trebui cel puțin. A, uite că joacă și mijlocaș central. Deci îl cumpărăm pe Harvey Elliot. Da, deja acceptat împrumutul. Nu cred că merge să-l iau, nu? Sau merge? Ok, începem cu 30 de milioane de euro pentru Harvey Elliot și acceptă direct Klopp, da mă! Bine mă, și luăm un nou mijlocaș central. Da, și Harvey Elliot e și el primit aici ca o vedetă la cei de la Tottenham. Au, te dau și cu el noroc, bine dacă vrei. Primește numărul 7, acum nu știu dacă sunt reale astea sau nu, sau doar îl pune așa de formă. Da, numărul 7, cred că e numărul lui Son, nu mai exact. În transferurile pe care le-am făcut în perioada de iarnă, n-aveam cum să fac 100 de transferuri, că na, e perioada de iarnă, n-am bani. Două transferuri am făcut doar în această perioadă. Să
zic eu că sunt niște transferuri bune. Îl băgăm și pe Harvey Elliott la echipă, dar aici zice că nu poate să joace CM. Eu nu înțeleg cum funcționează chestia asta. Mă fură pe față jocul. Atunci dăm direct și îl facem de aici CM. Durează așa cam 150 de săptămâni. E problemă cu asta. Eu nu înțeleg cum funcționează chestia asta. Că zice că poate să joace CM sau right wing, dar nu înțeleg cum funcționează. Dar hai să vedem cum se descurcă echipa mai departe. Avem un meci cu cei de la Manchester City în cupă, în Carabao Cup. Cred că sunt semifinale, nu? Da, semifinale versus cei de la Manchester City. Dacă câștigăm, jucăm cu Newcastle sau Aston Villa în finală. Ok, Doku o să joace, aici Bentancur o să joace și el, Madison de asemenea. Van de Ven cam obosit, dar aia e. Romero acolo și echipa arată bine. Uite, jucăm așa frumos la City acasă, mamă, dar ce mișto arată stadionul celor de la City. Fanii au venit să susțină echipa, mamă, avem și fanshop acolo, ești nebun. O să ne știe de frică City. Grealish, scapă singur aici Grealish, ai Vicario ești, fost chemă ceva. Nu, am încercat să mă portar, m-am găzut la Ultimate Team. Însă nu prea mi-a ieșit. Grealish marchează, face 1-0, da. Însă Werner are aici un penalti și poate marca și el și să egaleze pe cei de la Manchester City. Werner marchează, se face 1-1. Jeremy Doku pasă mai departe la Werner. Werner poate marca și Werner reușește dubla. 2-1 versus Manchester City. Demonia Werner așa rupe mingea aia că n-a ieși prea zeu. Jeremy Doku poate marca la debut. Jeremy Doku acolo trece excelent scărița lui Jeremy Doku. Ce aproape a fost să marcheze belgianul. Ok, și meciul se termină încă o dată. Suntem counterul celor de la City. A doua oară când îi batem în acest sezon pe Guardiola și formația. N-aveți ce să ne faceți, Werner, pare rău. Și până să vină returul cu cei de la Manchester City, avem meci împotriva altei echipe Manchester, adevărata Manchester, deși la cum joacă acum pare cam falsa. Avem ei versus cei de la United în campionat aici, un meci destul de important, nu știu pe ce loc se clasează aceștia. Ok, sunt pe locul 10, stau mai prost decât noi suntem pe 8, trebuie să câștigăm și noi să urcăm pe 5, așa că hai să-i batem pe United, băieți. Doku, cum se mișcă Doku, uite, asta e mișcarea lui, mișcarea de-o face și în realitate, ha-ha-ha, signature move-ul cum ar veni. Haide, nope. Bine Vicario. Mamă, e zeu Vicario. Doamne, cum a scos-o pe aia, nu cred așa ceva. Nu știu cum a scos-o. Ok, Doku își poate folosi viteza. Doku acolo, ce viteza are, uitați-vă cum se duce. Jeremy Doku pas acolo. Și este gol, da mă, da. Jeremy Doku cu asistul. Și Elliot marchează la debut. Ce cuplu în atac fac cei doi jucători noi transferați acolo. Doku cu pasă către Elliot și acesta marchează. Se pare că au confirmat aici la debut și probabil să prindă foarte multe minute amândoi dacă o țin tot așa. Harvey Elliot cu gol minutul 36. No, Rashford șutează, dar Vicario ne salvează. Pericol mare aici. Cei de la United pun presiune pe final. Da, și meciul se termină. Câștigăm acest meci. Până la urmă, echipa mea e foarte, foarte fericită. Și West Ham e pe primul loc. Nu mai pașa că West Ham așa bine. Da, și pe 23 ianuarie vine returul versus cei de la Manchester City. Jeremy Doku joacă încă o dată împotriva fostei sale echipe și a zis că nu va juca reținut și că va da totul pentru a câștiga meciul și pentru a ajuta echipa. City joacă cu Grealish, Alan, Bernardo, Foden, Rodrigo, joacă cu toți titularii. Măcar egalul să-l obținem și e perfect. Da, sunt în finalele Carabao Cup. Ia uite fanii, hau, fanii noștri sunt cei mai șmecheri, băieți. Wow! Drăgușine! Doamne, drăgușine, ce faci? Doamne, a doua oară când greșește Drăgușin la rând. Cred că ritmul ăsta nu o să mai joace titular, îmi pare rău. Dar două greșeli la rând. Uite și tu cât de liber era acolo Bentancur și el pasează direct la adversar, frate. Drăgușin ne mănâncă și meciul acesta. E român, e de-al nostru, dar nu putem să ne permitem să mai facem greșeli de-astea. Nooo, Haaland! Haaland marchează 2-0 minutul 26. Ce se întâmplă? Dacă și Haaland marchează, care e fantomă în meciuri de mari, e clar. 2-0 pentru City aici, foarte, foarte bucuroși. Nooo, spațiu mare în defensivă și marchează 3-0. 3-0, Mateus Cunha sau cine naiba ăsta, nu știu cine e ăsta. Dar marchează 3-0, efectiv ne distrug cei de la City în retur aici. Nunes, șut de la distanță, apărarea mea din nou, Drăgușin, unde e Drăgușin? Ce naiba am jucat eu cu Drăgușin titular, nu știu. Da, și trebuie să marcăm două goluri dacă vrem să mergem în prelungiri, băieți. Asta dacă nu e regulat cu golul din deplasare, nu știu aici cum e mai exact. Harvey Elliott, da mă, Harvey Elliott, băi, prea zeu Harvey Elliott, marchează încă o dată, al doilea meci, al doilea gol pentru Harvey Elliott, prea zeu jucătorul ăsta, frate, prea zeu. Și mai trebuie un gol să mergem în prelungiri. Werner, se duce bine Werner, haide Werner, Werner avansează, Werner poate marca, bun. Werner, da mă,
Timo Werner din nou apare când trebuie, unde trebuie și marchează 4-3 la general, de fapt 4-4 se face la general și 3-2 în meciul ăsta. Nebunie totală, Timo Werner îl depășește lejer pe Akanji și n-are cum să-l prindă elvețianul și îl bate și pe Ederson aici. Te duci, Werner, haide, urcă, n-ai cu cine. Și Dybala în ultimul minut, nu cred, marchează acolo argentinianul în ultimul minut și aduce calificarea celor de la Tottenham. Bravo, băi, Dybala! Dybala e zeu, băieți, Dybala e zeu, n-ai cum așa ceva. Ce meci dramatic! Reușim să întoarcem scorul de la 3-0 la 3-3. Dybala cu gol în ultimul minut. Ce bine a ținut Werner de ea, să-i remeri cu pas acolo și Dybala trebuie doar să bage mingea în poartă și o face. A avut sânge rece aici Dybala, a șutat tare și l-a bătut pe Ederson. Ce meci dramatic, nu cred așa ceva. Da, și ne calificăm mai departe în marea finală. Bă, chiar nu știu dacă mergeam în prelungire sau nu, rămâne din nou un mister că nu știu cum funcționează aici, dacă e cu golul din deplasare sau nu, dar important e că ne calificăm mai departe. De asemenea, mai avem un meci în cupă, de data asta în FA Cup. Nu știu care cupă e mai importantă, cred că FA Cup e mai importantă, dar o să simulăm meciul ăsta, pentru că deja suntem foarte multe competiții. Ok, dăm quick sim la meciul cu Chelsea din cupă și câștigăm cu 1-0. Bine, dacă vrei, Arda Güler marchează acolo, minutul 39 și ne calificăm mai departe. De asemenea, avem un meci cu cei de la Brentford aici pe 30 ianuarie. Jucăm și acasă, așa că o să simulăm și meciul cu cei de la Brentford. Și hai, câștig și eu sau nu câștig? Haide, mă! Doamne, nu pot să cred așa ceva. Ok, Kulusevski, Doku marchează, se termină 2-2. Dar nu pot să câștig meciurile pe care le simulez în campionat, nu cred așa ceva. În fine, perioada de transferuri se termină și mergem în luna februarie, unde avem meci cu cei de la Everton, pe care o să îl jucăm. Ia uite-l pe Werner, hau, bă, dar toți ochii sunt mereu pe Werner, că e deja presa cine e cel mai bun de la echipă. Ok, Dybala pasă bună către Olise, trebuie să marcheze și el, însă preferă să paseze la Werner. Bum. Și Werner marchează încă o dată. Bă, am vrut să dau gol cu Olise, însă mi-a fost frică că plecam ratează și cu Werner nu mi-e frică de absolut nimic. Încă o dată germanul dă lovitura, marchează absolut în fiecare meci. Ce gol dă? Cine ăsta, Beto? Gol de Beto, frate. Parcă și în turne are Beto, nu? Însă Timo Werner are oportunitatea să marcheze din penalti și să facă 2-1. Hai să vedem cum bate Timo Werner. Nu, ne ghicește portarul. Ok, încă o dată scapă aici Beto. Doamne, ne distruge Beto. Cu centrările astea, Beto scapă încă o dată singur și marchează. Ce ne face Beto ăsta? Meciul se termină 2-1, câștigă Everton. Încă o dată pierdem puncte în campionat. Doamne. Suntem pe locul 9, 39 de puncte. Top 4 ăla nu e departe, însă trebuie să câștigăm și noi, că prea le pierdem, frate. Prea pierdem puncte cu echipele mici. Așa că vine un meci cu cei de la Brighton, pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Ăsta chiar n-am voie să-l pierd sau să fac egal. Așa că le-am oferit aici băieților o primă de 200.000 de euro de jucător dacă câștigă meciul cu Brighton. Bă, văd că nu joacă la cum îl chema, João Pedro sau ceva de genul, văd că nu joacă. Așa că e perfect, că parcă l-a dat gol în tur. Da, galeria își face treaba, însă trebuie să ne facem și noi treaba în teren. Viteza are Jeremy Doku, se duce bine, ia fața pe cont propriu, cineva să-l ajute. Nope. N-are cine, șutează la scurt, dar scoate portarul de la Brighton. Olise! Nope. Nu cred, ce prost, da, scos-o portarul sau nu? N-a scos. Nu cred, doamne, ce noroc au ăștia, frate. Pe alea grele le scoate Vicario. Pe ăsta nu scoate, nu știu cine marchează pentru ei. Dar intră în avantaj 1-0. Cordova, da, aici, nu, mi s-a părut unghiul prost. Nimeni nu l-a blocat, erau 3 jucători acolo. Pe centru mi s-a părut șutul. Putea să scoată, lejer Vicario. Werner poate marca aici. Timo, bară, doamne. Mai am ghinion, mă, frate, mult în meciul ăsta. Pedro Porro avansează, cineva să-l ajute pe Pedro Porro. De ce acolo era Werner singur? Era singur Werner. Nu cred, frate, 2-0 Brighton. N-au jucat nimic băieții ăștia și fac 2-0 aici. În fine, din nou pierdem 3 puncte importante pentru accederea în top 4 și nu stă bine deloc echipa. Ok, meci versus cei de la Wolves aici. Dacă nici pe Wolverhampton nu-i bag, care sunt pe ultimul loc, eu mă las de joc. Ok, băieții sunt cam supărați după ultimele meciuri. Dybala cam nedumerit așa. Dacă am jucat cum jucăm cu cei de la City în tot campionatul, am rupe, dar nu jucăm așa.
Ce Bentancur pasă, Doku mă marchează. Golul minutul 52, Jeremy Doku marchează și el primul său gol la echipă. Bine, bă. Jeremy Doku cere mingea Werner, pasa e bună, preluarea de asemenea excelentă cu stângul acolo Werner și marchează 2-0 minutul 74 și meciul se termină, câștigăm cu 2-0, îi batem pe cei de la Wolves. Nu că ar fi mare victorie că e ultimul loc, Wolves, dar 3 puncte sunt 3 puncte. Da, și avem prima mare finală din acest campionat și probabil că singura finală din acest campionat. Meci versus Aston Villa, finala Carabao Cup, frate. Da, ia uite trofeul ăla, dar e cam urât vere. Ha, ia uite fanii. Uite-l și pe Unai Emery, pe care o să-l facem să plângă astăzi. Pasă bună, Dybala, urcă Madison, nu prea are cui pasa, încearcă un șut de la distanță, dar n-am mâncat astăzi, nu prea are forță. O repriză cam fără ocazie așa, nici de partea noastră, nici de partea lor. Bă, îl băgăm pe Polis în locul lui Dybala, vreau să-i dau o șansă și lui Johnson, îl băgăm pe partea stângă. Pentru că nu e cel mai bun moment să-i dau șansa lui Johnson, dar nici Doku nu prea a mișcat în meciul ăsta, așa că Johnson nu cred că va fi niciun plus, niciun minus, deci, na. A few inches later. Johnson recuperează excelent, Johnson, băi vere, ce schimbare inspirată din partea mea, Johnson acolo marchează, intră și minutul 51 marchează, nebunie totală, Johnson, ce schimbare inspirată, poate aduce primul trofeu din acest sezon, recuperează excelent, profită de greșeala adversarului și îl bate pe portarul de la Villa, a tras puțin cam slăbuț, era să o scoată portarul, a tras cam pe centru, dar e important că marchează până la urmă. Ce schimbare inspirată! Diaby mai departe la Watkins, nu greși, Van de Ven bagă piciorul că ești dita mai omul. Aoleu, Van de Ven ăsta mă mănâncă Van de Ven ăsta și scoate Vicario, dar au noroc cei de la Villa. Am spamat butonul de tackle, dar s-a uitat la adversar efectiv. N-a încercat deloc să-l deposedeze. E prea mă alevan de Werner ăsta, n-am ce să-i fac. Haide Werner, pasă e bună. Werner n-are voie să rateze. Timo, scărița lui Timo. Ce finalizare. Cold rău de tot Timo Werner. N-ai cum, n-o dai cu Timo. Să dai aici în situație de 1v1 așa și lungi mingea puțin, dar îl distruge pe portarul advers. Îl distruge pe Emi Martinez, ce-ai găsit pe jos, Emi Martinez? Madison? Werner? Și... Da, bă! Werner, golul minutul 88, s-a terminat. Timo din nou de lovitura, este din nou salvatorul echipei. Toată echipa se duce să-l îmbrățișeze acolo. Da, și meciul se termină. Bine, mă, bine, aia zic. Hai cu trofeul ăla. Că de când a așteptat Tottenham un trofeu, frate. Nu contează că e Carabao Cup, tot e un trofeu mișto. Romero va ridica trofeul pentru cei de la Tottenham, capitanul echipei. Și... bine! Aia zic. GG, frate, GG. Și sperăm că viitor poate reușim să câștigăm un Premier League sau poate un Champions League. Acum rămâne de văzut cum vor crește băieții noștri. Așa că mergem mai departe, mai avem un meci în FA Cup. Jucăm versus cei de la QPR, meci din nou versus echipă slăbuță. Dăm cu Exim și probabil că o să pierdem, nu? Nu, câștigăm 2-0, Pedro Porro cu dubla, surprinzător, bine dacă vrei. Așa că mergem în luna martie, primul meci este cu cei de la Crystal Palace aici în luna martie. La câte puncte distanță suntem de locul 4? 51 de puncte locul 4, noi... Stai mă, cum? Pă bune? 51 de puncte, când naiba au făcut ăștia 51 de puncte, mamă. Trebuie să câștigăm cam toate meciurile pe care le mai avem în continuare. Da, hai să încercăm să câștigăm meciul cu Crystal Palace. Timo Werner are un penalti aici în minutul 25. O să dăm scăriță, frate. Nu cred că se așteaptă portarul să dăm scăriță. Da, mă, da, și Timo dă scăriță. Are prea multă încredere în el. Werner îl găsește pe Olise. Și Olise marchează și el în sfârșit pentru echipă. Hai că tu ai celebrare mișto. Ăsta are, ia uite-l, a căzut acolo. L-a luat somnul că nu-i vine nici lui să creadă că a dat gol. Ok, și meciul se termină, câștigăm cu 2-0 și obținem cele 3 puncte împotriva celor de la Crystal Palace. Și acum vine încă un meci cu cei de la Aston Villa, care stă destul de bine în clasament. E pe locul 7 cu un punct în fața noastră și putem să urcăm peste ei dacă îi batem. E frumos. Și da, mă, Werner. Bă, ce fază. Și din nou Werner la finalizare acolo face 1-0. Luis, intrare periculoasă și poate asist. Bă, cum era să iasă asistul ăla, deși a vrut să dea pe poartă. 71% posesie avem cu cei de la Aston Villa, adică cam imposibil să ne dea gol. A few inches later.
Doamne, ce-s greșelile astea? Și uite că ne dă gol, frate, că-mi greșește Van de Ven. Udoghi, ce viteză are! Udoghi, 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 dă-i gol, te rog! Doamne, nu vrea să intre mingea în poartă. Da, și mergem de trenul 1-1 când facem, e greșeală Van de Ven. Da, și ne vedem data viitoare cu un nou episod, sperăm că va merge mai bine și că în Premier League urcăm și noi până la urmă în top 4. Cam mai strână clipul, n-a fost rău măcar, am câștigat un trofeu, dar sper că data viitoare va merge mai bine. Asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să continue seria. Nu uitați să vă abonați, eu am fost Gianni, v-am pupat. Pa. În episodul trecut l-am cumpărat pe Doku, l-am cumpărat pe Elliot, însă totuși am pierdut foarte multe puncte. Iar astăzi vom vedea dacă vom intra în top 4 sau nu, pentru că astăzi va fi sfârșitul primului sezon. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip din care era cu Tottenham. Știți ce aveți de făcut dacă vreți să continue seria? Like acolo, hai să strângem 2000 de like-uri. Nu cred că am făcut deloc 2000 de like-uri la seria asta, dar totuși am continuat, așa că poate reușiți și voi așa frumos la sfârșitul primului sezon să atingeți acest target. După cum puteți vedea, avem 46 de puncte, suntem la 9 puncte distanță de locul 4. Newcastle se află acolo pe locul 4. Dacă câștigăm destul de multe meciuri, zic că putem să urcăm pe locul 4. Însă până să jucăm meciurile din campionat, avem un meci cu cei de la Arsenal, pe care o să-l simulăm desigur. E în FA Cup, așa că îi dau quick sim, nu mă interesează ce echipă am în teren și... luăm bătaie, e perfect, să știți că e perfect. Că nu o să mai fie jucători obosiți pentru că or să joace și în cupă, chiar e perfect rezultatul ăsta. Ia că-s curios ce trage la sorți avem pentru Champions League, chiar dacă noi nu jucăm. Ia, trage aici, cine ăsta? Gianni Infantino, nu, că la n-are păr. Ok, avem Barcelona și care sunt Real Sociedad, Porto, Manchester City, Bayern, Real Madrid, Leipzig și Galatasaray, Barça. Ce trageri proaste, vere, proaste rău de tot. Față de alea din realitate sunt proaste rău de tot. În realitate, în sferturi avem mari dueluri. Aici în FIFA, jale. Hai să lăsăm Champions League-ul deoparte pentru că noi nu jucăm acolo și mergem la meciul ăsta cu Chelsea, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pe care trebuie neapărat să-l câștigăm. Ce echipă are, mă, cu Jackson, cu Sterling, Madueke, echipă de jucători tineri. Mă, dar stați că mai vreau să schimb ceva, că mi-a zis cineva să schimb strategia, nu mai știu cine mi-a zis, dar mi-a zis cineva în comentarii că nu se potrivește Chica Tiki Taka pentru Tottenham și nu prea s-a potrivit. Așa că o să jucăm counter attack, frate, o să jucăm counter attack cu Tottenham. Cred că așa joacă și în realitate, habar n-am. Ei, fanii de la Chelsea aici foarte entuziasmați, păi o să le stric eu entuziasmul ăsta și o să-i distrug în meci. În tur ne-au bătut cu 2-0, în retur sperăm că se vor întoarce lucrurile. Ok, Olise se duce, are spațiu, avansează Olise, da să-l ajute cineva. Ok, Werner, uite și tu, e singur Werner, cu cine să dea Werner, trebuie să-l aștepte acolo pe Olise. Olise se duce, pasă, încă una, doamne, cât de greu să mișc ai mei. Ok, Luis, ce viteză are Luis, se duce excelent. Haide mă, dar nu urcă, frate, nimeni, nu urcă Madison, nu urcă nimeni, frate, efectiv. Efectiv, zero șuturi am avut. Ok, am făcut aici câteva schimbări tactice, poate o să meargă mai bine și trebuie să fac și câteva schimbări în teren. Îl bag pe Dybala și îl bag și pe Elliot, că nu mi-a plăcut deloc, Madison n-a urcat deloc. Harvey Elliot încă o dată, da mă, Harvey Elliot. Băi, zeu, băi, zeu jucătorul ăsta, n-ai ce să-i faci, frate. E prea zeu, l-am băgat în teren minutul 45, în minutul 55 de gol. Ce mai vrei, frate? Harvey Elliot e zeu echipei, frate. Trebuie neapărat să joace titular. Cred că o să joace în locul lui Madison titular, pentru că mereu când îl bag dă goluri. Te-ai dus, Werner se duce bine acolo, pleacă prin spatele fundașilor. Werner, preluare excelentă. Werner, n-are voie să rateze, da mă, da, 2-0, gol în minutul 61. Ne-am pus acolo pe cei de la Chelsea. Da, și meciul se termină, câștigăm cu 2-0 împotriva celor de la Chelsea. Prea, prea puternică tactica din repriza a doua. Am fost foarte, foarte inspirat să joc pe pressing și să le dau jucătorilor să urce toți. Și câștigăm cu 2-0. Mamă, și fiți atenți că vorbesc ăștia de rău de mine la știri. Ci că echipa e nefericită în vestiar, așa zic băieții ăștia. Ci că nu le place direcția spre care merge clubul, sub influența mea. Wow, urât, mă, vorbesc ăștia pe la spate, ești nebun. Avem un meci cu cei de la Luton Town, frate, destul de repede, nu prea am avut timp de recuperare. Dăm frumos quick sim și meciul se termină 1-0, câștigăm la limită, Pedro Porro marchează în minutul 87. De asemenea și Dybala a venit aici la Ore Sport și a zis că este nefericit că nu joacă titular, dar n-am cum să-l joc titular dacă nu performează, adică până la urmă trebuie să joc ce mai bun pentru echipă. În fine, mergem în aprilie, pe 2 aprilie avem meci cu cei de la West Ham, mamă, dar avem meciuri din 3 în 3 zile, jucătorii mei sunt obosiți rău de tot. Iar dacă câștigăm acest meci, urcăm pe 5 cel mai probabil. United încă și-a jucat meciurile. Jucăm versus West Ham, care pe locul 3 putem să ne apropiem și de locul 3 chiar. La titlul nu mai avem șanse, dar poate un top 3 am putea să prindem. Așa că hai să-i batem și pe ăștia de la West Ham, cum ar fi. A, da, și nu o să mai folosesc strategia asta cu counter-attack. N-a mers absolut deloc. O să jucăm gen pressing, frate.
Și vezi că am are echipă bună cu Schick, Paqueta, Bowen, nu mai știu ce am făcut în tur cu aceștia. Ok, jucătorii de la West Ham, ia uite-i, dar și pe ai noștri, ia uite-i. Ăștia ai noștri par motivați, frate, fericiți după ce au câștigat două meciuri la rând. Mai mult de două nu poți să câștige la rând. Dybala, ce face Dybala? Și doamne, Madison, îți bagi joc de ocazia asta. Uite, a făcut Dybala fază bună, dar Madison își bate joc efectiv. Frumoasă fază și Doku. Doamne, Doku. Doamne, avea stângul, frate, la dispoziție. De ce nu dă cu stângul? Mamă, Doku ăsta n-are un talent la finishing. Te duci, Madison. Madison se duce, n-are el viteză, dar avansează excelent. Madison, da mă, da! 1-0, gol minutul 22. Bă, dar tactica asta cu gen pressing e bună rău de tot. Adică jucătorii chiar își creează foarte multe ocazii cu această tactică. Și până la urmă asta va rămâne la echipă. Madison acolo, șut cu stângul, marchează destul de repede. Gol în minutul 22 pentru James Madison. Udoghi se duce în margine, centrează Udoghi. Și nu se poate. Cum era golul ăsta din partea lui James Madison? Florinel poate da asistul totuși. Doku marchează 2-0 minutul 71 și este game over. Da, și meciul se termină, câștigăm încă o dată cu 2-0 acolo. Efectiv rupe Tottenham în ultimul timp. 3 meciuri, 3 victorii și seria poate continua, frate. Ia uite-l pe David Moyes. Ce zici, David Moyes? Ok, iar victoria asta ne ajută destul de mult, frate, pentru că urcăm pe locul 5 la un singur punct. A, da, stai că ăștia n-au jucat meci. Suntem la un punct în spatele celor de la Newcastle, dar ei au un meci în minus. Poate cine știe, poate totuși pierd și ușor, ușor ne apropiem de podium. Da, și Romero din nou e hater și zice că echipa nu e în formă prea bună. Asta chiar nu înțeleg, frate, de ce zice chestia asta. Suntem în cea mai bună formă a sezonului, părerea mea. Nu prea mă vorbesc și la echipă, nu știu ce se întâmplă. Trebuie să scăpăm de șerpii ăștia, băieți. În fine, mergem la următorul meci, mergem la meciul cu cei de la Nottingham Forest. Totuși, hai să dăm quick sim și la acest meci cu cei de la Nottingham Forest, pe care sperăm că îl câștigăm. Oh, dar câștigăm rău de tot. 5-1. Pedro Porro, Bentancur, Werner, Pedro Porro încă o dată și iar Bentancur încă o dată. Bă, da, Pedro Porro marchează mereu la simulări, nu știu cum naiba, că e fundaș dreapta, dar văd că e o peră de tot la simulări. Cu această victorie ne clasăm pe locul 5 în continuare, doar că putem urca chiar pe 3, frate. Putem să trecem peste Newcastle. Da, și fiți cu Newcastle va fi următorul meci. E bine ca au jucătorii timp să se recupereze. Au o săptămână la dispoziție să se recupereze. Da, Newcastle cu Isaac, cu Barnes, cu Almiron, cu băieția Gray, Bruno Guimaraes sau Guimaraes, cum se citește. Pop în poartă, l-au luat și pe Robertson, ok. Deci o să fie greu, o să fie greu. Nu, s-a accidentat Vicario. Stai, ce? Ba da, bă, 6 săptămâni și nu-l avem pe final de campionat pe Vicario, băieți. Nu mă așteptam la asemenea situație, dar asta nici n-am luat portar de rezervă. Trebuia să jucăm cu Forster. Și cam asta va fi echipa cu Newcastle. Cel mai important meci al sezonului este fix acum, băieți. Trebuie să-l câștigăm. Haideți, băieți, haideți. Ia uite, băieții mei se încălzesc acolo, pregătiți să câștige meciul. Eu par destul de încrezător. Și băieții, la fel, ia uite ce aplaudă. Bravo, Bentancur, îmi place mentalitatea ta. Hai, noroc vărul meu, noroc vărul meu. Nu știu cine ești, dar noroc vărul meu. Jucăm în deplasare totuși, avem presiunea meciului din deplasare, dar încercăm să câștigăm. Și nu prea am ales bine kiturile astea că le cam încurc. Sau poate sunt eu colorblind. Nu, greși acolo, frate. Bine, bă, bine, Pedro Porro. În ultimă fază vine Pedro Porro și salvează situația. Frumoasă fază, Werner. Ce pasă reușește Werner? Doku și Werner. Bine, bă, ce fază. Ce fază, totul a pornit de la Werner cu pasea genială. În primul rând nici n-a vrut să dau așa, dar cumva Werner reușește o super pasă și Doku Ion apoiază, îl pune cu poarta goală și germanul nu ratează din această poziție. Pasă perfectă, asta e atitudinea. Oh, ce greșeală, ce greșeală din partea lui Pedro Porro, pericol mare și este gol, bă. Nu cred. Doamne, nu se poate, mă, frate, driblează ăsta toată echipa. 2-1, dar nu scoate forță, ăsta e slav, frate. Avem ghinion, că nu e Vicario în poartă. Efectiv au dat două șuturi, două goluri. Doamne, de ce am eu ghinionul ăsta să fie Vicario accidentat pe final de sezon, nu știu. Wow. Haide, două bine. Haide, Vernere. Doamne, băi, frate, nu se poate, mă, ghinionul ăsta. Fine, meciul se termină, pierdem cu 2-1 împotriva celor de la Newcastle și e cam groasă. 5 puncte diferență între mine și Newcastle. Mai avem timp oare să recuperăm punctele astea? Nu știu ce să zic. Mai avem 3 meciuri, 4, 5, 6 meciuri în care trebuie să recuperăm 5 puncte. Așa că vine un meci cu cei de la City pe care sperăm noi că îi batem. Din nou avem timp de recuperare, dar trebuie să...
nu știu, să fii mai atenți pe final. Ce-i drept, v-am zis, n-am portar, frate. Și cam așa va arata echipa pentru meciul cu cei de la City. Am pus cei mai buni jucători în teren. Hai să încercăm să îi batem. O, ce pasă reușește Dybala. Verana acolo. Werner avansează. Paru, doamne, deci nu se poate cât ghinion am, frate. Nu se poate așa ceva. Du-te, Werner, du-te. Werner se duce. Werner avansează. Werner trece bine cu stângul acolo. Nope. Scoate Ederson. Hei, Van de Ven! Bine, băi, Van de Ven! Cred că e primul său gol la echipă. Fă o celebrare mișto. Hau! Așa s-a dus Van de Ven. Da, mă, Van de Ven marchează acolo 1-0, frate. O, ce pasă reușește Dybala, se duce, Zaire Emery, Zaire Emery, Zaire Emery n-are viteză, dar avansează cumva, este totuși 2 versus 1, pasează acolo, încă una, încă una, și Udoghi cu finalizarea, dar scoate Ederson, e portar mare Ederson, mă, și la propriu și la figurat. Werner, Werner, bară, iar nu se poate, ia ceva și vine mă Pedro Porro, Pedro Porro din nou ca fundaș dreapta reușește să marcheze. Cred că are ceva gol în acest sezon. 2-0 versus cei de la Manchester City. După ghinionul ăsta trebuia să vină și norocul de la 19 metri. Pedro Porro lovește mingea în plin și îl bate pe Ederson care este prins pe contrapie. Minutul 83, 2-0 și batem încă o dată pe cei de la City. N-au cum să ne bată sezonul ăsta City. Efectiv am fost peste ei mereu, doar că ei sunt mereu peste noi, dar nu mai contează. Ok, și meciul se termină. Hai să vedem pe ce loc am urcat și noi în clasament. Bă, că am urcat. Iar această victorie ne duce pe locul 5 încă o dată. Bă, vedeți că stăm bine la 2 puncte în spatele locului 4 și 3. Doar că Newcastle și West Ham încă n-au jucat meciul lor. Noi în continuare avem un meci cu cei de la Fulham. Iar Olise avea să marcheze singurul gol al partidei în victoria cu 1-0 versus cei de la Fulham și obținem cele 3 puncte. Ok, și după această victorie urcăm pe locul 4, da mă! A, dar stai că n-a jucat Newcastle, ok, n-a jucat Newcastle, poate totuși pierd cei de la Newcastle. Putem să trecem chiar și peste Liverpool dacă câștigăm următoarele meciuri. Ce meciuri mai avem? Asta este întrebarea. Ok, vine mare meci cu Arsenal pe 27 aprilie. Echipă clar au mai bună decât noi, adică au Jesus, Martinelli, Odegaard, Havertz, Rice, au echipă mult mai bună decât noi. L-au luat și pe Alaba și pe Berardi. Bine, boi, Sar! Excelent acolo recuperarea lui Sar. Se duce Doku, pune pe Doku 1 versus 1 cu portarul. Și Doku, te rog, nu rata! Nope. A ratat incredibil. Doamne, cum ne baratăm noi ocaziile astea 1 versus 1 cu portarul, frate? Ok, Doku a doua încercare. Doamne, Doku, te scot Doku din echipă. Doku, dă par acum, băi, frate, are două ocazii mari, le dă pe amândouă prost rău de tot. Să mai lucreze și la finish, încă n-are niciun talent, vere. Ok, și mă prinde Berard de aici și o să mă execute 100%, nu? Da. Păi normal că ei nu ratează, frate, ocaziile se răzbună. Ok, prima repriză se termină, nu mi-a plăcut absolut deloc, adică ne-am creat ocazii, dar Docul l-am dezamăgit, așa că îl schimb. În repriza a doua, ieși afară Docul, bag pe Johnson, nu mă interesează. Și o să intre, cine mai intră? O să intre și Olise aici în locul lui Dybala. Bună asta, haide, Harvey Elliott, domnul Harvey Elliott, încă o dată, mă, când ai nevoie de el, îți marchează gol, minutul 62 și egalăm pe Arsenal. Hai mă că putem să și batem dacă ne chinuim puțin. Este mai departe, Johnson îl vede pe Werner. Doamne, Werner, păi de ce Werner nu dă gol, mă, când trebuie, mă? Bă, frate, cum să dai în halul ăsta? Și Harvey Elliott, te rog, stângul, domnul Harvey Elliott, în ultimul minut, au, face pasta lui Latovlevici. Da, mă, da. Nu vă văd că sunteți prea mici. Bine, băi, Harvey Elliott, geniu jucătorul ăsta, geniu. Când îl pui în situație de 1 vs 1 cu portarul, nu-ți ratează, absolut, nu îți ratează. Cold, ice cold. Are gheață în vene, frate, are gheață în vene. L-am adus de jumătate de sezon și deja are un impact mare asupra echipei. Câștigă meciul cu 2-1 acolo. Harvey Elliott ia meciul pe cont propriu și ne salvează. Genial. Mă, numai de noi să vorbești. Iau-te, Spurs triumfă vor Arsenal. Spurs triumfă vor Arsenal. Spurs un super an. Iar ia-mă interviul lui Romero ăsta care dă cu hate. Această super victorie cu Arsenal ne duce pe locul 3, mă. Locul 3 acolo, putem chiar pe 2 să urcăm, dar la titlu nu avem șanse, clar. 67 de puncte, totuși se joacă în continuare clasamentul. Mamă, dar stai că ne-am jucat 35 de meciuri, astea ca doar 33, de ce naiba? Ok, următorul meci este cu cei de la Liverpool. Din nou un super mare derby. Bă, aoleu, suntem pe 5. Mă, fiți atenți că suntem pe 5. Avem același număr de meciuri cu Liverpool și cu Newcastle. West Ham are un meci în minus, dar totuși e peste noi.
Dar dacă îi batem pe Liverpool, urcăm peste ei, îi lăsăm acasă pe aceștia. Le luăm noi locul de Champions League și se duc ei în Europa League, frate. Așa că hai să vedem ce facem versus Klopp și formația. Dacă vom reuși cumva să îi batem, frate. Dar uitați-vă ce echipă, adică e mult peste echipa noastră. Jucăm și în deplasare, pe Anfield, greu să bați pe Anfield. O Salah, de ce l-arată pe Salah că marchează? Că nu o să dea gol în fața noastră, n-are șanse Salah. Îmi pare rău. Frumoasă pasă, încă una, Jeremy Doku, bine bă, bine băi Doku, nu mă așteptam să marchez, să fiu sincer. Hai, fă o celebrare mișto. Au, tribut pentru Son, băieți, tribut pentru Son. Chează Jeremy Doku aici, mă așteptam să rateze că e jale pe finishing, gol minutul 23. Și 1-0 cu Liverpool, e forță rău de tot rezultatul ăsta, dar trebuie să avem grijă că Liverpool e forță pe comeback-uri. În pasă bună, bine bă Forster. Bine Forster. Nu sunt șuturi periculoase, dar cu forță mi-e frică de orice. A few inches later. Stau în tensiune, nu stau cum stăteam la Vicario. Oh, nu, Forster! Haide mă că a fost, n-a fost așa grea de apărat. Da, bă, au noroc, mă, frate. Au noroc mereu echipele cu noi. Uite și tu, sare acolo direct în piciorul lui Van Dijk, mingea, ce să mai zic. Doamne, doamne ce ghinion ăsta, doamne, fă, uite ce se întâmplă, băi, vere, ce se întâmplă aici. E incredibil așa ceva. Autogol acolo, doamne, numai noi puteam să avem ghinionul ăsta. Haide Werner, ce greu, se întoarce penalti, vere acolo, Van Dijk l-a faultat pe Werner, deci n-are cum să nu fie ăsta penalti. Sau? A cam căzut singur, nu, de fapt, da, am căzut singur aici. Doku! Bine, bă! Bine, băi, Doku! Doku cu dubla acolo, gol minutul 79! Bă, e bun și egalul, cred că e bun și egalul. Hau! Hau! Harvey Elliot, pasă la Werner! 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 Doamne, Werner iar! Werner, ce face Werner? Cum ne paratează aici? Băi frate, de ce fix pe final de sezon Werner nu mai joacă nimic și iar ratează ocazie de 1 versus 1 cu portarul? Doamne, mă mănâncă Werner chat. Incredibil așa ceva, Werner revine în prime-ul lui de la Chelsea. De ce? Doamne, uite mă și arbitru, băi, mă fură rău de tot jocul ăsta, mă fură rău de tot, na, ce să zic, mă fură. E fur pe față ăsta. Ce, pe ce loc suntem în clasament? Suntem pe 4 în continuare, că doar că n-a jucat Newcastle meciul. Ah, trebuie să câștigăm următoarele două meciuri dacă vrem să avem șanse la locul 4. Ok, meci versus Burnley, băieți. Ok, Burnley stă destul de prost în clasament și ar trebui să-i batem pe aceștia. Așa că îi dăm quick sim și se termină 4-1 câștig aici. Mamă, Dybala cu hat-trick-ul. Bine Dybala dacă vrei. 3 goluri acolo din partea lui Dybala. Zaire Emery marchează și el. Și hai să vedem cum stau lucrurile înainte de ultimul meci al sezonului. Oh, și Vicario e din nou valabil și a revenit din accidentare. Păi o să jucăm clar cu Vicario. Să-și cheamă toate meciurile? Da, s-au jucat toate meciurile. Fiți atenți, 37 de meciuri au toate echipele în momentul de față. Ultimul meci va fi decisiv. Stai așa, Newcastle a scăzut pe 6, United e pe 5 în momentul de față. Liverpool a egalitate de puncte cu noi. Bă, dacă câștigăm meciul, terminăm pe locul 4. Ultimul meci este decisiv, frate. Stăm la mâna noastră, nu stăm la mâna adversarilor. Hai să încercăm să prindem locul ăla de Champions League, zic. Sau poate chiar locul 3 dacă pierde și Liverpool. Liverpool are curs, nu știu de fapt dacă o să piardă. Noi avem cu cei de la Sheffield United, jucăm în deplasare și nu avem voie să facem egal, frate, sau să pierdem. Hai să vedem, ne facem echipa pentru meciul cu cei de la Sheffield. Ok, va juca o listă pe dreapta, Werner în atac, Elliot că e jucător de meciuri mari, Bentancur aici, Romero, Van de Ven, Udoghi, Pedro Porro și să nu uităm de Vicario care și-a revenit perfect. Meci important, avem nevoie de un portar bun și hai să vedem ce se întâmplă cu cei de la Sheffield United. Haide mă cu victoria, victorie și prindem top 4. Ăștia nu știu dacă mai trag la ceva, nu cred că mai joacă pentru nimic, acum sperăm că nu-și vor da viața cu noi. Marcel, ia uite, l-au pe Marcel. Elliot, e zeu, v-am zis că e jucător de meciuri mari și Elliot marchează 1-0 minutul 10. Băi frate, e prea zeu jucătorul ăsta, nu. Offside? Fa, nu e offside, am ieșit prost aici, haide Vicariu, că ești portar mare, ieși! Bară, am scăpat. Dar efectiv, dăteam să iasă și nu voia să iasă. Nu se nope. Poate, Vicario, băi, Vicario, bă, bine că a revenit la echipă, forță, lua golul la clar. Haide, Werner, nu rata aici, că ai ratat mult rău de tot în episodul de astăzi, haide, dă-i și tu gol aici. Nope. Nu, bă, nu vrea, mă,
Episodul de astăzi nu vrea să dea gol Werner, nu știu ce s-a întâmplat. Poate, Vicario, doamne! Doamne, Vicario, ești prea zeu, băi, vere. Minutul 83, trebuie doar să țineți de ea. Da, și meciul se termină, bine, mă, bine! Câștigăm aici și mergem în top 4, nebunii acolo, în tribune, fanii foarte fericiți. Elio, din nou, salvatorul echipei. Asta, într-un final, arată în felul următor. Stai că avem și echipa sezonului anunțată, ia stai așa. Deci avem Martinez, Robertson, Martinez iar, Van de Ven de la noi, avem și un jucător acolo, Trippier, Diaz, Paqueta, Silva, Salah, Werner și Werner de la noi ia mult sezonului și Schick. Iar jucătorul sezonului se pare că este Mohamed Salah în Premier League și cel care dă cele mai multe goluri este Luis Diaz de la Liverpool. Și hai să vedem cum arată clasamentul. City pe locul 1, 88 de puncte, West Ham pe locul 2, surprinză, pe locul 3, Liverpool 74, de asemenea noi tot cu 74 de puncte, pe locul 4, United pe 5, Newcastle pe 6 și restul nu mai contează. Un rezultat decent pentru primul sezon. Hai să vedem cine a fost cel mai bun jucător de la echipă sau cine a avut cele mai bune statistici, că dacă are cele mai bune statistici nu înseamnă că e cel mai bun. Timo Werner, dăm 42 de apariții, 22 de goluri, 10 asisturi. Pe stațiuri, Werner cam stă cel mai bine. Madison, 30 de meciuri, 7 goluri, 6 asisturi. Dybala, 31 de meciuri, 7 goluri, 5 asisturi. Fiecare cresc plus 1. L-avem pe Pedro Porro, 6 goluri pentru un fundaș dreapta, chiar e bine rău de tot, crește și el top plus 1. Harvey Elliott, mi se pare că a avut cel mai mare impact la echipă. 10 meciuri, 6 goluri, 1 asist. A intrat perfect la Tottenham. Doku crește plus 2, 6 goluri, 7 asisturi. Bentancur plus 2 crește. Zaire Emery dă și el ceva asisturi, crește plus 4. Olise plus 4. Cine a mai crescut bine de aici? Florinel Coman doar plus 1. Romero crește și el plus 1. Van de Ven plus 2. Da, și cam așa au crescut jucătorii, băieți. Vicario în poartă, iar senzațional. În fine, a fost ceva jucători buni. Da, cam aici se termină primul sezon. O să mergem și o să vedem și cine a câștigat și Champions League, că sunt curios cine a câștigat Champions League. Real Madrid cu 2-0 împotriva celor de la Sociedad, iar Europa League câștigă Roma vs West Ham. Ăsta a fost sfârșitul primului sezon. Un episod ok. Nu uitați să lăsați un like dacă vreți să continue seria. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Gianni, v-am pupat. Pa. În episodul trecut am reușit să terminăm cu brio sezonul, reușim să ne clasăm pe locul 4. Așa că astăzi este vremea pentru sezonul numărul 2. Da, bine v-am găsit la un nou videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Sezonul 2 a venit. A venit de asemenea și cu un buget de transferuri, frate. Deci avem buget de, stați așa, buget de 164 de milioane de euro cu care trebuie să facem niște transferuri care ne vor ajuta, sperăm noi, să câștigăm poate Champions League sau poate Premier League, unul din astea două, și eu sunt fericit. Problema cea mare e că Werner a plecat, frate, pentru că a fost împrumutat, s-a reîntors la Leipzig acolo și noi am rămas fără atacant în primul rând. Restul pozițiilor zicem că nu contează deocamdată. Dacă vreți să continue seria asta, nu uitați de asemenea să lăsați și voi un like acolo. Hai să strângem 2000 de like-uri pentru un nou episod cât mai repede din cariera cu Spurs. Vreau să încep sezonul prin a pune câțiva jucători pe lista de transferuri ca să facem și un buget puțin mai mare. În primul rând, Madison intră pe lista de transferuri. Chiar dacă a dat ceva goluri, a dat ceva asisturi, totuși performanța lui n-a fost chiar așa wow. Deși aici mi arată cu like aici jos. Totuși nu e jucător pe stilul meu, așa că îl băgăm pe lista de transferuri. Alt jucător care nu mi-a plăcut și n-a performat și ați văzut că am dat ceva bani pe el și am fost hype când l-am luat. Dybala n-a fost ce trebuie, să fiu sincer. Nu mi-a plăcut, a dat puține goluri, așa că îl băgăm și pe el pe lista de transferuri. În schimb, restul jucătorilor s-au descurcat decent. Bă, Kulusevski nu prea l-am jucat, deci cred că îl băgăm și pe el pe lista de transferuri, că nu a jucat efectiv, nu am de ce să-l țin. Restul jucătorilor o să rup, o să vedeți. Așa că este vremea să mergem să luăm un atacant la cei de la Tottenham și l-avem pe aici pe user TG3PT2PR4M. Săracul nu prea a fost original la nume. A spus, ia un portar de rezervă, asta o să discutăm puțin mai târziu, poate chiar în clipul viitor. Dar zice, și în locul lui Werner, ia-l pe Alvarez și pe Bernardo Silva. Bă, din ăștia doi aleg pe Alvarez, că mi se pare un atacant forță. Foarte bună idee, așa că hai să încercăm să-l cumpărăm pe argentinian. Acesta deocamdată văd că se află la AS Roma, cred că l-a luat AS Roma sezonul trecut. Valorează undeva la 58 de milioane de euro, zice că ar trebui să dau între 72 și 90. Puțin cam scump, totuși avem bani destui, dar trebuie să mai și vindem ceva. Hai să mergem să încercăm să-l cumpărăm pe Alvarez. Mamă, clauzul de 124 de milioane? Niciodată. Începem cu 70, frate. Începem cu 70 pentru Alvarez. 90 că vor ăștia. Undeva la 75 de milioane de euro pentru Alvarez. Haide! Da, mă, acceptă bine, bă! Da, și Alvarez va veni la echipă.
Mamă, dar ați văzut ce emblemă avea ăla pe sacou? Și elegant și sportiv în același timp, e un fel de Mercedes. Da, și Alvarez primește numărul 16 aici la Tottenham. Mos așa, bine dacă vrei, se reîntoarce în campionatul Angliei și e primit ca un superstar. Photoshooting nebun, wow, bombă acest transfer. Ok, îl băgăm pe Alvarez aici titular și atacul deja arată forță. Dar unde naiba e Jeremy Doku? A, uite-l aici, mă speriasem că nu-l avem la echipă. Da, și acum mai avem buget de 80 de milioane de euro. O să așteptăm să vedem ce oferte mai primim pentru jucător și după o să mai transferăm ceva. Oferta pentru Reguilon, stai așa, ce? De când e Reguilon la echipă? Nici nu știam că e la echipă vere. Au fost împrumutat, că nici nu știu, habar n-am. Dar oferta de 14 milioane de euro, are 27 de ani, nu știu dacă mai poate să crească. Acceptăm, frate, acceptăm. Și vine oferta pentru Dybala, ofertă de 95 de milioane de euro de la Bayern München. Poți să cer mai mult, ci că poți să cer până la 126 de milioane. Păi eu zic că merge pentru jucător de 30 de ani să primesc 126 de milioane. Hai să negociem cu Bayern München. Hai că cerem 125 de milioane să vedem dacă acceptă cei de la Bayern München, să vedem ce zic. Nope. Și 102 milioane plus clauză de 5%. Fiți atenți, scoatem clauza și dăm 115, dacă nu dați pe el, vi-l dau imediat. Dați-mi 115 și al vostru, 114, nu știu de ce am mai scăzut 900 de mii, că n-a sunt irelevanți la valoarea lor, dar acceptăm, frate. Da, Paulo Dybala pleacă la Bayern München pe o sumă exorbitantă. Păi Romero nu vreau să-l vând, așa că am refuzat oferta asta și de asemenea și pentru Olise am refuzat oferta de la Leipzig. Ok, Dybala S-a vândut de asemenea și Reguilon și hai să vedem ce oferte mai primim. Cu ofertă pentru Madison, 105 milioane de euro de la West Ham. Dacă ăștia din Anglia sunt mai fraieri și dau mai mult bani pe jucători, păi ăștia-i fraierii, frate. Hai să vedem, 140 de milioane de euro pentru James Madison. Ok, s-au supărat și au plecat. Și de asemenea au primit și ofertă pentru Kulusevski de 60 de milioane de euro de la Chelsea. Ofertă bunicică, însă din nou o să cere mai mult. 75 și al vostru, vere. Gata, mă, acceptă, i-am fraierit pe Chelsea. Oricum, pe Chelsea toată lumea fraierește. Au luat apă și cu Modric. Ok, Kulusevski s-a vândut și încă ofertă pentru Madison. De data asta, 104 milioane de euro de la cei de la City. Bă, City de obicei e dispus să dea mulți bani pe un jucător, însă nu o să mai cerem fix 140 de data asta, că deja e prea mult și se supără oamenii. O să cerem 125 de milioane pentru Madison. Nope. 109, hai, 115 și al vostru, vere. 115 și al vostru. 114, da, din nou a scăzut doar un singur milion. Dar acceptăm, frate, da. Și pleacă și Madison la Manchester City. Se duce la una dintre rivalele noastre. S-a vândut și Madison până la urmă. Și hai să vedem ce buget avem acum. Cred că avem un buget mare, rău de tot. Avem buget de 192 de milioane de euro. Mamă, păi îmi fac echipa bombă de bani ăștia. Și mergem la un nou comentariu. Mergem la comentariul lui Julian 6, frate, care zice: poți să-l cumperi pe Gavi, este un tânăr foarte talentat. Bă, chiar e foarte talentat. Păcat că s-a accidentat în realitate și că pierde foarte multe meciuri. Că era bombă, era într-o formă foarte bună. Dacă în realitate nu joacă, îl luăm noi în FIFA. Cât costă Gavi? 63 de milioane de euro, ci că e valoarea acestuia. La 84 over, eu zic că e chilipir, frate. Totuși o să trebuiască să dăm puțin mai mult pe acesta, dar cred că luăm la 70. Ok, 70 de milioane de euro pentru Gavi. Acceptă sau nu Xavi și Barcelona? Plus clauză de 5%, ok, suma asta plus clauză de 5%, bă, acceptăm, frate, acceptăm. Bă, ce arată așa ciudat în joc, vere, zici că plânge. Da, și vine la costumul ăsta gri puternic, bine, dacă vrei, dăm salut acolo cu el. Vine și Bentancur, că am supărat că o să ia locul de titular. Așa arată pe imagine, Gavi numărul 7, din nou o super ședință foto la cei de la Tottenham. Ok, mai avem în continuare buget de 314 milioane de euro. Aș vrea să iau un jucător care are experiență și care e monstru acolo, care e unul dintre cei mai buni jucători din generația noastră. Și avem comentariul lui Darius Varga, care zice: cumpără-l pe Neymar. Bă, și fix asta vreau să fac. Vreau să arăt că Neymar încă mai poate să joace. Vreau să arăt că poate să joace și în Premier League și să rupă acolo. Trebuie să ia și el un Champions League așa pe final de carieră și poate un balon de aur. Așa că după părerea mea, al treilea cel mai bun jucător din generația asta va veni la echipă. Neymar costă 82 de milioane de euro. Văd că pot să le iau chiar și mai ieftin. Și că, frate, că n-ai bătrân. Nu știu cât o să scadă în primul sezon. Are dribbling, are pase, are shooting. O să ne care în acest sezon. Bă, eu zic că 75 de milioane ar fi suma corectă. Sau să dau mai puțin. Hai că încercăm cu un 70. Să vedem. Ok, 73 de milioane.
pentru Neymar. Eu zic că din nou echilibrie. Așa că așteptăm, frate, și Neymar va veni la Tottenham. Transferul sezonului, după părerea mea, Neymar la Tottenham. Cum ar suna asta în realitate? Da, Neymar e primit aici ca un superstar, desigur, că n-ai transferul sezonului. Semnează și el mingea aia, hai fie drăguț și semnează. Mama are copilul la autografe, cred că 100. Da, și dau și un noroc aici cu el, ha, facem și o poză pentru paparații. Ha, ne face și cu ochiul și desigur că primește numărul 10. N-avea cum să nu primească Neymar numărul 10 la cei de la Tottenham. Un photoshooting corect acolo alături de mine. Bine, dacă vrei, super, super transfer. Ok, și cam astea sunt transferurile pentru acest episod. Mai avem 231 de milioane de euro buget acolo. Iar de acești bani voi trebuie să veniți cu niște idei în comentarii. Ați văzut că vă aleg comentariile la fiecare transfer. Așa că aveți 231 de milioane de euro, să ziceți acolo niște jucători care se încadrează în prețul ăsta. Și campioana europeană este nimeni alta decât Spania. L-avem acolo pe Rodrigo cu trofeul Euro. În realitate știți cu toții că poți să câștige România. Asta e șmecheria. De asemenea avem și echipa sezonului. Ia că sunt curios. Simon, Balde, Mancini, Ruben Dias, Pedro Porro. Aveți și un jucător, e bine. Bruno Fernandes, Pedri, Asensio, Mbappé și Nkunku. Bă, e bine că avem și noi un jucător de la Tottenham, forță. Ia fiți atenți că Neymar a venit aici, frate, frumos la stadion și a făcut o poză pentru fan, bine rău de tot. Da, și începe campionatul, avem mare meci cu West Ham acolo la debut. Ați văzut că West Ham a jucat forță sezonul trecut. O să ne testăm forțele acum cu noua echipă, cu noile transferuri, să vedem cum ne descurcăm. Așa că Neymar intră în locul lui Doku. Doku o să joace pe dreapta. Vreau să jucăm și cu dreapta pe Doku. Elliot o să joace titular că e regele. Zaire Emery cu Gavi acolo la mijlocul terenului. Alvarez desigur atacant. Și chiar sunt curios cum va juca echipa acum. Ar trebui să rupem tot acum. Văd că nu prea a făcut transferuri. Are cam echipa din sezonul trecut. Jucăm acasă, trebuie să debutăm cu o victorie în sezonul numărul 2. Ne batem la titlul în acest sezon cu noile transferuri. Așa că hai să vedem ce este. Ia uite-l pe Neymar. Ha, toți ochii sunt pe Neymar, băie, super starul celor de la Tottenham, numărul 10. Fanii au foarte multe așteptări de la el. Probabil că și scandează numele acum. Elliot. Nope. Elliot trece bine, cazmă și tu vere. Dacă cădea și el acolo era penalti, da. E jucător corect. Pedro Porro ce bine recuperează, pasă în centru. Alvarez, preluarea nu era, șutează Alvarez, dar scoate areola. Ok, Alvarez pare un jucător destul de interesant. Sperăm că se ridică la nivelul lui Werner din sezonul trecut. Neymar, știți cu toții că e rege. Cearcă o brazilian acolo, ce pasă, dă cu pieptul. Ok, Neymar trebuie să fie mai atent, nu e în La Liga aici sau în Liga ca să poate să-și permită chestii de genul. Sau în Arabia Saudită unde e acum, e totuși în Premier League. Bovere, Elliot nu mai știe să facă prelor pe bune. Ce naiba se întâmplă cu el în sezonul ăsta? Oh, cred că a petrecut mult în vacanță. Pericol mare, Mario Rui șutează acolo. Dar Vicario e regele în continuare. Ok, prima repriză se termină. Nu prea mi-a plăcut cum a jucat echipa, ce-i drept. Nici jucătorii n-au chimie deocamdată între ei. Nu s-au acomodat unul cu altul, dar eu zic că au timp destul de mult. Na, începutul e mai greu. Elliot are nevoie de sprijin. Elliot avansează, pasă bună. Neymar acolo, Neymar marchează la debut. Da mă, da, Neymar acolo. Fă celebrarea ta nebună cu dansul la nebun. Și? Și? How? How? De ce nu m-a lăsat să văd și eu celebrarea? Nu știu. Dar Neymar marchează acolo gol cu dreptul. Marchează la debutul în Premier League. Și se anunță un sezon special pentru Neymar, zic eu. Neymar încă o dată, cum trece brazilianul cu stângul acolo. Da, a fost egoist, putea să paseze la coechiper, însă a vrut el să dea dublă. Gavi trage de la distanță, ok, nu ajutăm cu Gavi că nu prea le are. Mai mult pasăm cu Gavi dacă e. Zaire Emery îl vede pe Doku mai departe la Pedro Porro, dar mingea ajunge cumva la Elliot. Ui, gol, da mă, nu mă așteptam la asta. Harvey Elliot până la urmă își intră în ritm acolo. Băi, i-a trebuit o repriză, frate, ca să-și revină la forma de altă dată. Și cumva marchează dintr-un unghi aproape imposibil, părerea mea. Nu știu cum a intrat mingea asta în poartă. Da, un greu rău de tot, cred că a fost totuși greșeală de portar. Dă mingea printre picioarele adversarului. Văd, areola nu s-a așteptat și Harvey Elliot marchează încă o dată. Harvey Elliot, Neymar. Neymar încearcă, nebunie! Bă, nu se poate, ce gol de Neymar! Unul dintre cele mai frumoase goluri pe care le-am dat în această carieră îl reușește Neymar. Dublă pentru brazilian. Se vede că e de pe altă planetă brazilianul. N-ai cum așa ceva. Mare sombrero flick peste jucătorul advers și cu stângul marchează. Neymar, n-ai. Să știe că e regele deja. Și câștigăm cu 3-0 aici la debutul din sezonul numărul 2 cu Tottenham. Da, și Gavi e și primit aici la o conferință de presă și spune că e foarte fericit să joace la Tottenham. Mamă, pe cine a dat 88 de milioane Atletico Madrid? Cine e ăsta?
Saliba, nu dăteam seama cine e, că părea ciudat. Părea ciudat în joc, avea fața ciudată. Noi mergem mai departe, avem un meci cu cei de la Brighton și hai să le arătăm și celor de la Brighton de ce suntem capabili. Jucăm în deplasare, știți că avem probleme în deplasare acolo, dar eu zic că vom face față și batem și pe Brighton, le dăm 5-0, le dăm. Ok, Brighton acolo cu Mitoma pe stânga, văd că l-au transferat și pe Dahoud. Salut, vorba meu, salut, să vezi ce vă dăm cu terenul în cap. Neymar, din nou, toți ochii sunt pe Neymar, a venit acolo cu gentuța lui frumos. Mitoma, no. Fază bună, dar Vicario e regele în poartă. N-ai cum să dea golul Vicario. Du-te, du-te, Alvarez, Alvarez se duce, Alvarez avansează, Alvarez nu-l poți opri pe argentinian, încearcă dintr-un greu să șuteze, dar nu-l bate pe Șerpen. Pericol mare, Cordova acolo, Cordova pasă către Dahoud. Dahoud periculos, cred că am făcut penalti, nu? Da, am făcut penalti. Greșeala mea aici. Luis face penalti din vina mea mai mult, că am băgat tackle întârziat. Hai Vicario, pe stânga. Pe stânga Vicario. Nu, trage pe dreapta un dav acolo și marchează 1-0 în minutul 37 pentru cei de la Brighton. Și Alvarez. Alvarez n-ajunge la ea, bă. Neymar, pasă. Gavi! Gavi, bă, Gavi marchează și el până la urmă și face siu. Sii! Dar ce nevare la gură, e puțin murdar. Surprinzător, deși a jucat la Barcelona și probabil că e un fan Messi, așa bănuiesc, nu știu, face siul lui Ronaldo. Pablo Gavi aici, dă și primul gol pentru cei de la Tottenham. Preluare excelentă, șut acolo puternic la colțul scurt și îl bate pe portarul de la Brighton. 1-1, minutul 71. Mai avem timp, mai avem timp chiar să-i batem. Doku avansează acolo, Doku, dar n-are cine să-l ajute. Totuși Doku poate marca, dar nu-l bate pe Șerpen. Nu, Cordova se duce. Nu, ce bine avansează Cordova. Și haide Vicario, fă ceva. Nu face. Cază Cordova, minut 83. Harvey Elliott n-a putut să se țină după el și Cordova face 2-1 pentru Bright. Ce liber a fost lăsat aici Cordova, dar ce sprintează omul meu. N-avem cum să-l învinovățim pe Vicario, chiar dacă și-a luat gol la scurt, că n-avem să știm unde șutează. A fost situație de 1 versus 1. Harvey Elliott pasă mai departe. Doku, Harvey Elliott. Haide Harvey! Da, măi, Harvey! Harvey omul cheie, gol în minutul 89. Ce final nebun! Ce final nebun de meci! Harvey Elliott marchează încă o dată pentru cei de la Tottenham. Toată lumea a venit aici la grămadă pe Harvey Elliott. Băi, e prea nebun jucătorul ăsta. Băi, n-ai cum, mă, frate. Știu cum poate mereu să marcheze numai goluri decisive. Da, meciul se termină 2-2, măcar obținem un punct. Nu e rău nici ăsta. Totuși aș fi vreo victoria, dar în deplasare zicem că e bine, mai ales că am jucat și cu Brighton, care e echipă bună. Din nou Harvey Elliott apare aici pe prima pagina ziarelor. Deja sunt obișnuite ziarele să-l pună pe Harvey Elliott. Și avem un alt nou transfer, Inter îl cumpără pe Pedro Gonzalez. De asemenea Gavi dă și el un interviu aici și spune că e fericit că a marcat primul său gol la Tottenham. Așa că este vremea să mergem la un test cu adevărat greu. Avem meci versus cei de la Manchester City, principala candidată la titlu, părerea mea. Adică ei au câștigat sezonul trecut, probabil că tot ei sunt cei mai puternici în continuare. Și mai au un op aici, Fatau. Cine mai bai Fatau și cine mai bai Cabore? Și l-au luat și pe Mendy de la Real Madrid. Și de asemenea jucăm împotriva fostului nostru jucător Madison. Sper că nu ne face calma dacă ne dă gol. Eu mă joc cu Alvarez, Doku, Neymar, cam asta este echipa. Echipă senzațională, știți cu toții. Și hai să-i batem pe cei de la City. Ok, au venit fanii ei să ne susțină. Ia uite câtă lume a venit, e stadionul efectiv full. Mamă, dar ce stadion urât, mamă, ce urât e, vere. Cu umbră, cu asta, te dor ochii. Păi nu pot să dau gol, că-mi bate soarele în ochi, vere. Cu pasă bună, Alvarez. Hai de Alvarez, mai repede. Ce să mișcă așa greu, mă, Alvarez ăsta. Elliott mai departe, centrarea lui Alvarez, excelentă, nope. Gavi, mai repede Gavi, ce ne mișcăm așa greu, nu înțeleg. Elliott acolo îl găsește pe Alvarez și, doamne, Alvarez ăsta nu ies la rezultat, o pasă simplă. Haide, pressing. Haide mă, bag Alvarez piciorul, doamne, ce mă enervează Alvarez ăsta. Are două meciuri la echipă și deja mă enervează. Haide, și Alvarez, nope. Doamne, Alvarez, dă gol, mă, vere, bă. Ce țeapă mi-a luat cu ăsta, mă jur. Ce trece Grealish. Dar e Romero, frate. Romero ne arată că își merită locul de titular. De când a intrat iar în echipă, nu prea mișcă nimic în fața lui. Ok, Alvarez, Alvarez se duce. Alvarez poate marca. Băi, frate, ce țeapă mi-a luat cu Alvarez, mă jur. Ok. Haide, Doku. Nope. Doamne, băi, frate, nu poți uita golul Ederson. Dă-l încolo de portare, prea bun.
Van de Ven! Băi, nu mă așteptam la asta. Van de Ven marchează. N-am putut să dăm golul cu atacanții, dar marcăm cu fundașul. Olandezul vine aici și marchează un super gol. Mamă, dar de ce zici că are botox, frate, în buze? Efectiv, omul meu zici că are botox în buze. Dar nebune total aici în tribune. Van de Ven marchează împotriva celor de la Manchester City, de la 15 metri. Bagă mingea direct în vincul porții. Trage mai bine decât Alvarez. Minutul 65, tot ce trebuie să facem acum e să parcăm autobuzul. Hai, dar arbitre, fluieră și tu. Cam greuț, cam greuț, cam greuț. Nici acum nu vrea să fluierevere. Băi, fluieră, frate, ok, fluieră până la urmă. Da, meciul se termină. 1-0 vă câștigăm împotriva celor de la City și obținem cele 3 puncte. Dăm salut și cu Guardiola, te pup, Guardiola. Ok, și perioada de transferuri se va termina, frate, în 10 ore. Deci asta înseamnă că primul episod e mai scurt. Pentru că, na, trebuie să ziceți și voi acolo în comentarii ce ar mai trebui să cumpăr aici pe sfârșit, pe sfârșit de perioada de transferuri. Deci dacă v-a plăcut clipul și mai vreți clipuri din care asta cu Tottenham, nu uitați să lăsați un like, 2000 de like-uri și va continua seria. Eu am fost Gianni, ne vedem data viitoare, v-am pupat. Pa. În episodul trecut l-am cumpărat pe Neymar, l-am cumpărat pe Gavi, am făcut niște transferuri bombă. Însă astăzi este vremea pentru mai multe transferuri. Da, bine v-am găsit la nou videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Știți ce aveți de făcut dacă vreți să continue seria? Like acolo, 2000 de like-uri și o să continue. Și după cum puteți vedea, suntem aici pe final de perioada de transferuri. Mai avem 10 ore la dispoziție, suntem în ultima zi. Da, și v-am pus să vă dați cu părerea acolo în comentarii pe cine a trebuit să transferă în episodul următor. Și chiar v-ați dat cu părerea, pentru că avem 460 de comentarii. Cred că e record la canalul meu de comentarii, habar n-am. Foarte, foarte multe comentarii. Na, din păcate am ales doar câteva pentru clipul de astăzi. Însă, mulțumesc mult pentru sugestii tuturor. Așa că primul comentariu este al lui Football Classic Game, care zice: cumpără-l pe Araujo deoarece este un tânăr jucător talentat de 24 de ani. Bă, nu știu dacă are 24 de ani, probabil să aibă, dar a avut, cred că, cele mai multe like-uri, așa că zic eu că ar fi forță să luăm pe Araujo. Chiar avem nevoie de un fundaș central mai high rated, așa. Uite, aici în joc are 25 de ani, dar n-a trecut un an. Și valoarea acestuia este estimată la 107 milioane de euro. Puțin cam scump, însă are 88 OVR. E forță, probabil că o să se ducă spre 90 lejer în acest sezon. Și trebuie să dăm undeva între 125 și 156 de milioane. Mamă, are clausul de 197, păi nu negociem. Da, hai că încercăm prima oară o sumă de bani. Încercăm 125 de milioane de euro pentru Araujo. Hai să vedem dacă acceptă Xavi. Scotă, mă, acceptă, ești nebun? Mă, poate puteam să dau chiar mai puțin. Cred că puteam să dau mai puțin, dar oricum acceptă ce avea acolo. Forță rău de tot și Araujo va veni la Tottenham. Cred că avea nevoie de bani Barcelona, cred că de asta l-au dat. Da, și uruguanul aici dă proba medicală pentru cei de la Tottenham. Au te-a venit și Neymar să-l vadă bine dacă vrei. Da, și Araujo primește numărul 4 la cei de la Tottenham și stă chiar bine în tricoul acestora. Și acest transfer înseamnă cam 0 minute pentru Drăgușin, îmi pare rău, dar na, a trebuit să iau ceva mai bun. Că Drăgușina cam greșit în sezonul trecut. Da, și echipa arată chiar bine până acum, arată forță. Îl băgăm pe Araujo în locul lui Van de Ven aici. Cred că o să joace titular alături de Romero, că parcă mi s-a părut mai bun Romero, mai eficient în apărare. Mijlocași avem, Benze avem și de rezervă, uite, l-avem pe Olise aici, pe Gil, pe Johnson, însă nu avem atacant de rezervă, e doar Veliz ăsta care nu pare wow, așa că trebuie să luăm și un atacant de rezervă. Și l-avem aici pe Blondu, care zice: ADM-i de la Dortmund ca rezerva lui Alvarez și de la Bayern, că tot ai avut afaceri cu ei, pe Sané, Musiala sau Kim, pe care vrei tu. Bă, o să-l aleg doar pe Ademi de la Dortmund din comentariul ăsta, însă mersi și pentru celelalte sugestii. Nu știu dacă mai țineți minte voi, dar l-am mai avut eu pe Ademi la o carieră cu FCSB și acolo a rupt efectiv tot. Sperăm că și la cariera asta se descurcă bine germanul, sau românul, cum vreți să-i ziceți, să nu știu ce valoare are. Scout nu mai avem timp să-i dăm, așa că o să încercăm să-l cumpărăm, are clauză de 81 de milioane, așa că dăm și noi undeva la 40-50, de că e suma corectă pentru acesta, nu? Hai să-i dau 45. Să vedem dacă acceptă. 45 de milioane? Nope. Ok, îl vor pe o listă la schimb care 58 plus 8 milioane, deci undeva la 60 vor. De fapt 65, după calculele mele matematice nebune. Dar ok, îl scoatem aici pe o listă. 60, cred că acceptă 60. Și? Nope. 63 plus clauză 10%, mamă, mare clauza. Dar hai că acceptăm, că nu cred că apucăm noi să-l vindem până la finalul carierei pe Ademi. Așa că acceptăm, frate. Vine Ademi la cei de la Tottenham pe o sumă decentă. Ok, și Ademi primește numărul 25 aici la cei de la Tottenham și va fi cel mai probabil rezerva lui Alvarez sau poate chiar titular. Acum depinde dacă performează sau nu Alvarez, că în episodul trecut nu prea a performat. Ok, Ademi văd că are 82 OVR, rating destul de bun. Văd că nu poate să joace atacant, dar sperăm că putem să-l transformăm în atacant. Merge să-l fac atacant sau nu? Ia! Și...
Ah, hai că e bine, 11 săptămâni, 11 săptămâni, destul de rapid. Mai avem în continuare, oh, ce să mai am în continuare, că mai am buget de 37 de milioane, ce bani să mai am, că nu mai am bani absolut deloc. Aș mai fi vrut să fac un transfer, însă s-a dus tot buget, ești nebun. Poate doar de o rezervă de portar, frate. Și avem comentariul lui Chris Music oficial care zice: transferă-l pe Horațiu Moldovan ca rezervă de portar, succes cu cariera, mersi frumos frate, eu fac și eu de-astea, emojiuri de-astea. Ala Neymar. Da, Horatiu Moldovan, zic eu că e un transfer decent, să mai luăm și un român la echipă, să mai câștige și românii noștri niște trofee. Nu că Tottenham câștigă trofee, dar poate cu mine aici antrenor reușesc să ia și ei ceva. Așa că o să luăm pe Horatiu Moldovan de la Atletico Madrid. Îi plătim de clauza 12 milioane, hai că plătim ca să nu mai stăm să negociem. Eu zic că e o sumă decentă, 12 milioane. Mi-e prea lene să mai negociez. Ok, și Moldovan primește numărul 1, dar Vicario nu are numărul 1, nu știu, habar n-am, însă chiar mișto acest kit de portare. Am cu albastru așa, bine pe design, bine pe design. Da, primez nota F, că puteam să le la 4 milioane, uite. Da, și cam astea sunt transferurile din acest sezon, băieți. Transferul cu care ne vom bate la campionat, cât și la UEFA Champions League. Așa că este vreme să mergem în continuare la campionat. Avem un meci cu cei de la Fulham, pare un adversar destul de ușor. Însă între timp s-au tras și grupele de UEFA Champions League aici, după cum puteți vedea. Iar noi picăm într-o grupă cu AS Roma, Galatasaray și Celtic. Bă, o grupă din care putem ieși lejer. Eu zic că ieșim lejer din grupa asta, poate chiar de pe primul loc. Hai să mergem la meciul cu Fulham, băieți. Jucăm aici în deplasare și suntem pe locul 2 în campionat, putem să urcăm pe 1. Toți ochii sunt pe Araujo acolo, noul transfer al celor de la Tottenham. Ia uite, nu mai Araujo îl filmează camerele aici, nebun. Dă de mare ultă lume. A, și jucătorii au ieșit aici la încălzire, ca să nu se accidenteze, desigur. Harvey Elliott încearcă un power shot, n-a fost zonă să mai are nevoie să lucreze la forță. E pasă bună către Neymar, Neymar se duce acolo, nu prea mare el viteza de altă dată, însă îl depășește pe oponent. Pasă către Alvarez și Alvarez marchează golul minutul 82. Da mă, da Alvarez. Măcar da să-ți dai și tu tapinul. Cred că este primul gol al argentinianului la echipă. Și reușim să câștigăm meciul, băieți, 1-0 împotriva celor de la Fulham acolo. Da, și între timp aflăm și câștigătorul jucătorului în Premier League. Este Eze de la Chelsea aici. Trebuie să mai câștige și ei, nu știu, că n-au mai câștigat de mult. Așa că este vremea să mergem la următorul meci. Dar de ce e așa târziu, frate? După 2 săptămâni, efectiv. Meci versus cei de la Brentford. Păi au jucătorii timp să se odihnească, ești nebun? S-au dus și în vacanță ai noștri. Ok, Brentford stă destul de prost în campionat. Este pe locul 16. Noi jucăm acasă, ei au doar 2 puncte, așa că ar trebui să-i batem. Așa că simulăm acest meci. Îi dăm quick sim, haide, 2-0, 3-0, 4-1, 2 cu Alvarez și Neymar cu dubla acolo și bate lejer pe cei de la Brentford, 4-1. Și este vremea pentru marele debut în UEFA Champions League versus cel mai greu adversar din grupă, versus AS Roma, echipă din Italia. Dar Neymar dă și el un interviu aici la Ore în Sport și zice că se bucură că a venit în fotbalul din Europa. Și fiți atenți că astăzi este și debutul lui Felix pentru AS Roma. Deci l-au luat pe João Felix, interesant transfer. Bă, și astăzi o să debuteze și la noi ADN, Neymar e puțin cam obosit, așa că lăsăm puțin pe banca de rezerve. De asemenea îi mai dăm și unite lui Arda Güler, că n-a mai jucat de foarte mult timp. Dar Roma și-a făcut echipă bună, văd că l-au luat și pe Camavinga, l-au luat și pe Gabriel, însă João Felix văd că nu joacă titular, deci e un lucru bun pentru noi. Da, terenul arată absolut super, n-ai ce să zici. Mamă, uite cum arată din exterior stadionul, bombă rău de tot. Ok, Alvarez trece bine acolo, Alvarez se duce, încearcă un power și atrage tare, însă șutul a fost pe centru. Iar o puțin mâine la portar, cred că i-a dat un deget peste cap. Polise acolo, pasă, Ademi poate marca la debut, însă a dat șutul ăsta direct pe lună, vere. Mama, a tras Ademi al meu, zici că a tras cu lopata. Oh, nu, bine bă, Van de Ven, hai că poate mai prindi și tu minute ca titular. Bună pasă asta, Alvarez cu stângul acolo, scoate Bauman, mamă ce a scos-o Bauman pe asta. Bine, Van de Ven, bă, dar ce joacă Van de Ven în meciul ăsta. Nu cred, mamă, ce era să o bagi, Temi Abraham. Mare farfecă ce a vrut să fac omul meu. Mai avem 10 minute la dispoziție ca să marcăm, poate reușim un gol pe final dacă pleacă bine acolo Pedro Porro. Pedro Porro se duce, Pedro Porro avansează, excelent, îl ia la viteză pe ăsta, e nevoie să șuteze și n-au avut ce să facă, am fost nevoie să șutez, cred. Nu s-a demarcat nimeni în careu. Arda Güler, cum era să marcheze în ultimul minut aici turcul, dar din păcate nu reușim să-i batem pe cei de la AS Roma, un egal sec așa, deși am avut foarte multe ocazii, dar n-a vrut să intre efectiv mingea în poartă, s-au apărat bine italienii și meciul se termină 0-0. Așa că este vreme să mergem la campionat, avem 4 victorii, un egal până acum și suntem pe primul loc. Vine meciul cu cei de la Arsenal, altă candidată la titlu și trebuie să-i batem.
Între timp Ademi dă și el un interviu și spune că mai are de lucrat dacă vrea să devină titular. Așa că hai să mergem la meciul cu Arsenal. Am mai luat ceva și de la Arsenal. Nu au echipa cea din sezonul trecut. Da, Neymar acolo din nou. Toți ochii pe Neymar și Araujo, noile transferuri. Dar de asemenea și pe superstarul celor de la Arsenal, Starboy Saka, cum îi se mai zice. Neymar acolo vrea să ia faza pe cont propriu. O pasă genială din partea lui Neymar. Alvarez stă mult rău de tot. Sta și s-a uitat la minge, mă jur. O nu scapă de garda, e singur. Pasă la Saka. Genială fază. Însă Vicario, Vicario ne salvează încă o dată. Cât de decisiv e Vicario la fazele de genul. Se duce Udogi, urcă excelent acolo fundașul stânga. Se duce bine, are spațiu. Își poate folosi viteza. Udogi, haide Doku, demarcă-te. Haide, n-a vrut să intre mingea asta, băi, Vere. Frumos, încă una. Și Neymar cu stângul, băi, Vere, nu mai blocaj, dăm. Se joacă pe contre în aceste momente. Saka urcă acolo, excelent, trece de un adversar. Centrare periculoasă și Havertz face 1-0. Fix pe final de repriză, când era cel mai nașpa să primesc gol. Mai își bate și joc de mine cu celebrarea asta. Da, ne trebuie un duș rece la pauză. Problema e că tragem în blocaj mereu. Nu știu cum se face, dar echipele împotriva noastră se apără prea bine. Odegaard, ce-mi face Odegaard? Și 2-0, băi frate, Jesus marchează. Da, nu știu, și în sezonul trecut la fel, în primul meci cu Arsenal, tot 2-0 m-au bătut. Acum văd că se repetă istoria. A few inches later. Pedro Porro avasează, excelent Pedro Porro, pasă mai departe, încă un Aveli și Neymar face, da, face 2-1, hai, ia repede mingea, ia repede mingea. Du-te și ia mingea repede, Neymar, poate reușim cumva să egalăm. Haideți, pressing, băi, pressing. Ce greșeală mare, Zaire Emery trage de la distanță, Ramsdale scoate șutul ăsta. Și Zaire Emery trage bine cum o scoate Ramsdale pe asta, Vere. Ok, Veliz acolo, haide pasă bună, de ce nu m-a lăsat arbitru, dar oricum pasă era greșită. Da, și meciul se termină, 2-1 câștigă Arsenal, din păcate pierdem acest meci. Așa că este vremea să mergem în luna octombrie, avem un meci în cupă cu cei de la Stoke City. Bă, și o să jucăm cu rezervele, că nu mă interesează Carabao Cup. Sper să mă scoată ăștia. Și totuși câștigă, merge mai departe. Important este campionatul și pe 5 octombrie aici avem un meci cu cei de la Crystal Palace. Nu prea cine știe ce echipă, deci îi batem lejer, nu? A few inches later. Unu, Carles Gil. A marcat Carles Gil, nu cred. Cum naiba și-a luat gol Vicario la faza asta, Vere. Da, și între timp cei de la Crystal Palace au obținut aici un penalti în minutul 89 și ne luăm gol. Da, 2-0. Ne bace de la Crystal Palace, pierdem încă un meci, puncte importante pierdute de către Tottenham și sper că vine bine acest duș rece, că nu prea văd bine echipa în acest sezon, cel puțin în campionat. Chiar m-au dezamăgit băieții. Și meciul se termină 2-0, câștigă Crystal Palace. Trebuie să ne spălăm din rușine, așa că avem un meci cu cei de la Galatasaray în UEFA Champions League. Trebuie să obținem 3 puncte. Vom reuși oare să-i batem pe Icardi și formația? Sperăm că da. Da, și Neymar primește aici jucătorul lunii în Premier League, frate. Să nu e de ajuns o singură lună să joace, trebuie să joace cam toate lunile dacă vrea să câștige ceva. Și joacă Cicăldău titular, frate. Zaniolo acolo, Zaha, Demirbay, echipă bună, l-au și pe Sanchez, Torreira, echipă bună rău de tot. Bă, știți cum nu i-am mai dat eu minute? Florinel Coman, mai Florinel Coman la echipă? Ah, uite, ia să-i mai dă și noi minute lui Florinel Coman, frate. Chiar dacă e meci de UEFA Champions League, vreau să se simtă și el bine. Dacă tot joacă un român la Galatasaray, să joace un român și la noi. Și pe Neymar îl jucăm pe dreapta. Facem o nebunie, facem un experiment, îl jucăm pe dreapta pe Neymar. Da, și de asemenea trebuie să-i batem pe Galatasaray, că eu am aici tricou cu Fenerbahce, frate, de aici forța Fenerbahce, lăsăm deoparte pe Galatasaray, îi omorâm pe Galatasaray. Probabil că atmosfera va fi incendiară, pentru că de obicei echipele din Turcia au galerii foarte, foarte mișto. E Florinel Coman, cum era? Hands, domn arbitru, hands. Hai să vedem cum bate Neymar lovitura asta liberă. Haide Neymar, știu că poți Neymar. Dă un gol mișto Neymar. Și Neymar bară, nu, ce aproape. Ce aproape să dăm unul dintre cele mai frumoase goluri ale carierei, dar n-a vrut mingea să intre în poartă. Bă, avem și ghinion, băieți. Ce fază face Alvarez? Elliot, mă, Elliot. Golul minutul 28 din nou. Harvey Elliot apare când ai nevoie de el, în momentele decisive, și marchează. Harvey Elliot e regele, mă, e zeul de focă, zeul zicem noi. Zeul Harvey Elliot marchează încă o dată, însă și Alvarez genial cu pasa. Pericol mare, greșeală mare și Zaniolo profită din nou longul minutul 45, Vere, înainte de pauză. Ce se întâmplă? Care erau șansele? Și pasă bună pentru Neymar acolo! Neymar, da, mă, da!
Bine, bă, marcăm acolo la prima acțiune. Din a doua repriză, Neymar marchează numărul 10. Marchează acolo, a avut ghinion la lovitura liberă pe care a dat în bară. Însă aici n-are cum să rateze superstarul brazilian. Floare la ureche această finalizare pentru acesta. Ok, și Elliot. Bine, bă, Elliot 3-1. Elliot cu dubla, doamne, cât de OP jucătorul ăsta în fața porții. Mult prea OP, Zeu Harvey Elliot marchează încă o dată, Gavi îl dărâmă acolo de bucurie. I-a dat pasă, adică tot Alvarez cu asistul acolo, șut cu stângul din partea lui Harvey Elliot, nicio șansă pentru portar, are sângele rece, frate, Harvey Elliot, dubla acolo pentru englez. Nu, Araujo, ce face Araujo, mamă, se blochează și jocul. Nu prea se vede în apărare acolo și când se vede le cam greșește. Dacă a fost cel mai inspirat transfer. Elliot acolo pasă către Alvarez, Alvarez poate marca și în acest meci, merită acolo golul și ce viteză prinde Alvarez. Bun. Cu dreptul, da mă, da, 4-1, îi distrugem pe cei de la Galatasaray la ei acasă. Fanii turci probabil că sunt foarte supărați în acest moment, dar Alvarez merita și el golul. Probabil al doilea cel mai bun jucător după Harvey Elliot în acest meci. 4-1 se termină, câștigăm acest meci versus Galatasaray în UEFA Champions League și obținem cele 3 puncte și să cam bucurize puțin jocul, nu ce se întâmplase. Și Romero dă și el un interviu aici și spune că e mândru de echipa sa. Dacă Romero, care era cel mai pesimist, spune asta, înseamnă că merg lucrurile bine. Dar noi stăm destul de prost în campionat. Locul 6 acolo, locul 1 are 19 puncte Arsenal, adică noi avem 13. Trebuie să recuperăm din puncte, doar că e un meci foarte greu cu cei de la Liverpool. Jucăm și în deplasare, totuși încercăm să îl câștigăm. Dar nu e Van Dijk? Nu mai l-au pe Van Dijk? A, păi e bine. Meci important, stadionul este full, după cum puteți vedea, suntem aici pe Anfield. Fanii cântă You Never Walk Alone și o să fie presiune aici pe Anfield pentru că n-ai unul dintre stadioanele pe care e cel mai greu să câștigi. Liverpool joacă fenomenal acasă. Și te-ai dus? Harvey Elliot, preluare cam proastă, Harvey Elliot poate marca împotriva fostei sale echipe. Harvey Elliot trece bine, da, Harvey Elliot, zeu Harvey Elliot marchează încă o dată. Ce fază face jucătorul englez, n-ai cum așa ceva, trebuie să faci o celebrare cold, îmi pare rău. E versus fosta ta echipă, dar trebuie să faci o celebrare mișto. Da, marchează aici excelent, ce fază are, ce fază. Nu dai, frate, cu Harvey Elliot, nu înțeleg la 79 vere cum joacă așa bine. Doku, Jeremy Doku. Mamă, ce șut, Jeremy Doku. Și se duce bine Gavi, Gavi avansează, n-are el viteză, intră, însă pasează excelent către Neymar și... Pară, bă! Dar din nou Neymar e ghinionist, și fault de galben asta. Bă, rușine să intre așa la fostul tău cu echipier. Ok, Neymar poate marca aici, ok, ăștia au plecat din zid, nu știu de ce. Însă Neymar va profita de acest lucru și Neymar scoate Alisson, bă. I-am dominat pe Liverpool în prima repriză, în a doua sperăm că ne mărim avantajul ca să nu mai riscăm pe final. Nu! Haide, cum iau golul ăsta, Salah marchează aici, da, cumva trece mingea peste toată apărarea mea și mai ieșea și mingea printre picioare Vicario. Ce ghinion avem, deci numai eu am ghinion în FIFA asta, până și la cariera am ghinion. Nu se poate, iar sare la ei, doamne! Nu se poate, 2-1, minutul 72, Darwin Nunez marchează din nou, frate, bate-căl perfect, dar sare la ei, frate. Araujo din nou, nu prea se vede, frate, nu atinge mingea Araujo, nu înțeleg unde e mereu pe teren, nu face tackle, nu știu dacă mai joacă titular în ritmul ăsta. Ok, Harvey Elliot recuperează excelent, Harvey Elliot, haide cu dubla, Harvey Elliot, doamne, încă o dată, minutul 90. Harvey Elliot, n-ai ce să-i faci la jucătorul ăsta, n-ai ce să îi faci. E clutch king, e mai clutch decât Ronaldo 2017, ești nebun. Deci n-ai cum, n-o dai cu Harvey Elliot. Marchează încă o dată și aduce egalul pentru cei de la Tottenham. Noroc cu Harvey Elliot că ne cară. Dacă n-ar fi Harvey Elliot la echipă, am fi pe ultimul loc, ești nebun. E bine că nu pierdem, asta e singura chestie bună la meciul ăsta. A few inches later. Ok, sau poate obține victoria, cum ar fi? Haide, Harvey Elliot cu hat-trick-ul, poate! Harvey Elliot! Nu se poate! Nu se poate așa ceva! N-ai cum, Harvey Elliot cu hat-trick-ul, incredibil! Nu, jucătorul ăsta e altceva, băi, jucătorul ăsta e altceva! Doamne, dă două goluri în ultimele minute și aduce victoria pe Anfield aici! Incredibil așa ceva, Neymar cu pasa genială. O așteptam să rateze aici, să fiu sincer, că n-a fost unul prea bun. Dar Harvey Elliot vine, marchează hat-trick-ul, dar și ce hat-trick! Ce hat-trick dă Harvey Elliot! Cel mai bun jucător pe care l-am folosit vreodată în carieră e Harvey Elliot, de departe. Deci nu, jucătorul ăsta e altceva, băieți.
Nu mă așteptam, chiar nu mai mă așteptam la revenirea asta. Câștigăm meciul, nu vine să cred. Da, nu vine să cred așa ceva. Nu vine să cred ce se întâmplă. 3-2. Bravo Harvey. 3 șuturi, 3 goluri. Da, și Harvey Elliott apare din nou pe prima pagina ziarelor și merită de departe. Merită de departe. Ok, și mergem mai departe la meci cu cei de la Chelsea. Din nou avem timp de recuperare foarte, foarte mare. Da, jucăm acasă cu cei de la Chelsea. Sunt peste noi, au 11 puncte. Dar sperăm noi că îi batem. Chelsea cu Jackson. Ezela e periculos, că am văzut că e cam goal-getter așa. Ziyech, l-au luat pe Ziyech chiar? Sau nu știu care e faza. Mudrik, James, echipă bună oricum pentru Chelsea. Oh, cine e ăsta de face schema lui Anthony? Ia uite-l și pe Ziyech. Harvey Elliott, pasă bună, Alvarez, nu văd absolut nimic, dar tragem un blocaj. Nu, greșeală mare din partea mea, dar vine Araujo și mă salvează, în sfârșit face și Araujo ceva bun. Și Neymar, frumos, dar scoate Kepa. Ok, Harvey Elliott încă o dată, este singur. Mamă, e prima oară când ratează ocazie de genul, ești nebun. Na, ce-i drept, e și el obosit, frate, după meciul cu Liverpool, în care a cărat în spate pe toți. Frumoasă fază, Gavi, da mă, Gavi marchează cel gol, minutul 45, mai trebuia să mai dăm și noi aici pe final de repriză. Spaniolul marchează și el, cred că al doilea său gol pentru cei de la Tottenham. Este îmbrățișat de către Neymar, Alvarez, Pedro Porro, e îmbrățișat de către toată echipa, frate. Ok, Neymar, pasă bună, Bentancur, frumos, Alvarez la scurt, haide, n-a vrut să intre, frate. Eu zic că am tras bine acolo cu Alvarez. Se duce Harvey Elliott, pasa nu era și Harvey Elliott se duce, încă o dată, preluare excelentă, șut cu stângul la scurt. Da, din nou jocul nu mi-a comenzi, le-am dat la lung acolo. Haide mă, fluier vere, gata, fluier arbitrului și câștigăm cu 1-0. Nu e o victorie la scor, însă victoria e victoria, asta e important. N-am practicat nici cel mai frumos fotbal, dar a fost eficient. Ok, și vine meciul din Champions League cu cei de la Celtic. În grupa de Champions League suntem pe locul 1 aici cu 4 puncte, dacă îi batem pe Celtic suntem aproape calificați. Așa că hai să mergem la ultimul meci din clipul de astăzi versus echipa din Scoția. Echipa are Celtic cu Kyogo, Palma, Kun, Vrank, McGregor, ia uite, dacă nu ne bat în teren îl pun pe McGregor să ne bată pe noi. Da, hai să vedem ce facem cu scoțienii. Ok, și o să joace Ademi aici, atacant. Cred că s-a făcut, că uite, nu mai arată chestia cu galben, ia stai așa puțin. Da, gata, putem să-l facem striker pe Ademi, îl facem striker și dăm și un development plan așa rapid. Îi dăm un mobil striker. Ok, Harvey Elliott acolo, frumos. 5 goluri în ultimele 3 meciuri. Genial jucător. Oh, uite pe ăștia cu Mitro cu ambele picioare ridicate, frate, mamă, cam dur. Hai că le rup și eu picioarele. Înțeleg că sunt scoțieni și joacă dur, dar totuși. Ok, Pedro Porro avansează acolo. Spaniolul o pasă în centru și mamă ce să bată ăștia cu noi. Da, că le rupem și noi picioarele. Bravo Araujo, genial Araujo, bravo, rupele picioarele, chiar îmi place. Așa da, ăsta e spiritul. Și Ademi, frumos, Neymar, bar, doamne, e a treia bară în episodul ăsta cu Neymar, frate, doar el dă bări. Galben, bă, dar urât dintre ăștia, bă, urât rău de tot. I-a dat galben măcar? Da, galben. Haide, două la Ademi, Ademi e singur, poate marca și el primul său gol pentru bară. Nu pentru bară, pentru echipa am vrut să zic, dar efectiv, ghinionul ăsta, nu știu, continuă la Tottenham, sunt blestemați, frate. Da, mergem în repriza a doua, cei de la Celtic foarte, foarte norocoși în acest meci. Și uite cum intră jegoșii, ce jegoși sunt, băi, frate. Ia și tu aici, mă, ia mă și tu faultul ăsta. Ia mai intră, mă, și tu aici. Așa, mă, dați-mă, intrați la ei. Neymar. Și... Ce le face Neymar? Hai cu dansul al tău. Dansul tău, Neymar. Nu vrea să facă dansul lui. Dar marchează aici brazilianul. Ia faza pe cont propriu, driblează absolut tot. Un bolrol acolo, dă mingea pe lângă portar și face 1-0 în minutul 60. Ce-au mâncat ăștia de la Celtic? Nu știu ce-au mâncat ăștia, dar așa noroc. Doamne, că noroc pot să aibă, cum sare mingea la ei. 1-1, ce să zic. Bine Vicario, în ultimul minut, cum era să marcheze și în ultimul minut după ce au avut atât de noroc tot meciul. Da, și meciul se termină, din păcate, doar un singur punct obținut cu cei de la Celtic. Cu deloc noroc, am dominat tot meciul, ocazii, au mai și jucat murdar, dar, hai, când nu se vrea. Da, băi, și cam aici se termină episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă vreți episoade în continuare, știți ce aveți de făcut, like acolo, ne apropiem ușor de final, cred că mai avem 3-4 episoade maxim și terminăm seria. Așa că, nu uitați să lăsați un like, un subscribe dacă vreți să vedeți cât mai repede aceste episoade.
Eu am fost Gianni, v-am pupat. În episodul trecut l-am cumpărat pe ADM, l-am cumpărat pe Araujo, am făcut ceva transferul forță, așa că astăzi este vremea pentru un nou episod din cariera cu Tottenham. Așa că am început episodul prin a simula primul meci cu cei de la Nottingham Forest și din păcate am făcut egal cu aceștia. Și de asemenea venea și gala pentru a afla câștigătorul balonului de aur. Iar câștigătorul balonului de aur este nimeni altul decât Haaland. Haaland câștigă aici balonul de aur, băieți. Pentru anul 2024. Iar jucătorul tânăr anului este Alejandro Garnacho, frate, care acum joacă la Barcelona. Mamă, săracul are nici facecam în joc, ești nebun? Garnacho, care a fost la United, s-a transferat la Barcelona și a câștigat jucătorul tânăr al anului. Așa că este vremea să revenim la sezonul nostru și avem un meci aici pe 5 noiembrie în cupă versus cei de la Luton Town. Nu ne interesează cupa, este cam cea mai puțin importantă competiție pe care o avem, așa că o să jucăm cu rezervele. Termină 0-0, câștigă Luton Town la penalturi. Chiar e un rezultat bun, frate, pentru că vreau să scap de cupă ca să nu mai fie jucătorii obosiți. Și e un rezultat perfect chiar. Așa că este vremea să mergem la meciurile importante. Avem meci cu cei de la Norwich aici pe 9 noiembrie. Și Tottenham este cea care deschide scorul aici prin Olise după ce primește o pasă de la Alvarez. Alvarez foarte altruist acolo. Olise ia puțin la mișto pe cei de la Norwich. După egalează Norwich printr-un penalti pe care n-a reușit Vicario să-l salveze. După, în ultimul minut, vine Alvarez, dă lovitura pentru Tottenham și este nebunie totală. După acest meci câștigăm cele 3 puncte. Da, și cu acel gol dramatic al lui Alvarez reușim să câștigăm meciul, obținem cele 3 puncte împotriva celor de la Norwich, puncte foarte importante. Iar acum urmează mare meci în UEFA Champions League versus cei de la Celtic, care ne-au rupt în meciul trecut, adică nu că ne-au rulat scor, dar ne-au rupt picioarele, efectiv. Da, avem meci cu cei de la Celtic și cred că dacă câștigăm meciul ăsta, suntem calificați din grup, așa ar trebui, nu? Suntem pe locul 2 deocamdată cu 5 puncte. Da, cam suntem calificați dacă îi bate pe cei de la Celtic. Da, nebunie aici, jucăm acasă. Fanii de la Tottenham au venit să-și susțină echipa. Pericol mare, Vranx acolo. Oh, bine, băi, Romero, zeu Romero în defensivă. Pedro Porro se duce, însă n-are sprijin. Se duce totuși singur acolo Pedro Porro poate marca acolo, no. Și Pedro Porro șutează, scoate portarul. Putea să paseze, însă a vrut să finalizeze el cu șut. Oanu Kyogo și se face 1-0, iar primim gol pe final de repriză. Deja m-am obișnuit, frate, episodul trecut numai pe final de repriză am primit goluri. Acum iar nu știu ce se întâmplă, mereu minutul 45 și ziceam că nu există script la carieră, dar efectiv există script și la carieră. Mama, Demi, e prima oară când a atins mingea, efectiv, nu cred că a atins mingea în acest meci. Doamne, ce face Kyogo și se face 2-0. Efectiv, mă bate Celtic acasă. Nu înțeleg ce se întâmplă cu echipa, dar n-au jucat absolut nimic, băieții. N-au avut nici măcar ocazii. Cred că șut pe poartă n-am avut în meciul ăsta. Aba, da, am avut șutul Pedro Porro și atât. Dezastru meciul ăsta, nu știu ce se întâmplă. Dacă noi dăm șuturi de-astea, ce pretenții să avem să marcăm, că n-avem cum să câștigăm cu șuturi de-astea. Da? Și meciul se termină, Celtic câștigă cu 2-0. Dezastru pentru echipa noastră. O să le scad salariile la băieți dacă mai pierd meciuri de genul. Așa că mergem în campionat acolo, nu prea avem voie să facem pași greșiți. Avem meci versus cei de la Bournemouth. Bă, Bournemouth e pe locul 19, chiar dacă jucăm în deplasare, eu zic că ar trebui să-i batem lejer, așa că o să simulăm meciul ăsta. Și dăm quick sim la acest meci care se termină 4-1, v-am zis că-i batem lejer, Bentancur cu dubla, de fapt stai, dă hat-trick Bentancur. Și Ademi marchează și el un gol, dar ia și roșu după, e și înger și demon Ademi. Și Araujo a dat și el aici un interviu și a spus că se simte ca acasă la Tottenham. De asemenea a spus că are și o relație bună cu mine, ia uite, fratele meu Araujo, dar mai are de lucrat, mai are de lucrat. Ok, și vine un meci foarte important în campionat cu cei de la Aston Villa aici pe final de lună noiembrie. Trebuie să terminăm luna cu victorie, așa că asta o să încercăm să facem. Ok, din nou, ne apropiem de locul 1, tot 4 puncte diferență, însă am urcat acum pe 2, frate. Ok, Aston Villa l-a luat pe Morata, l-a luat pe David, sau era sezonul trecut, nu știu sigur. Da, nebunie total aici, ochii sunt pe Neymar. Neymar pare puțin că a emoționat, fanii au venit să susțină echipa, deși par cam puțin mi se pare. Ok, Olise și el cu stângul trage, bine, scoate Martinez. Se ducea mingea în vincul porți, dar Emiliano Martinez e portar mare și la propriu și la figurat. Nope. Doamne, ce face Villa? Cum pasează ăștia așa, mă, zici că sunt Barcelona Prime, mă jur. Și uite cum protejează, incredibil așa ceva, frate, nu pot să le iau mingea. Hai Zai Remeri, pe contraatac, du-te. Du-te Harvey, sau cine ești ăsta? E Alvarez, Alvarez se duce, Alvarez avansează, Alvarez va marca sau nu, cu dreptul trage, da mă, da, și marchează Alvarez. Gol în minutul 44, Julian Alvarez
dă lovitura. Bă, dar e vopsit sau e lumina? Nu, nu cred că e vopsit. Cred că era lumina proastă. Da, Alvarez acolo avansează, trage cu dreptul și marchează, îl bate pe Emi Martinez acolo. Pedro Porro, Pedro Porro, cum se duce? Pedro Porro are nevoie de sprijin, însă nu-l ajută nimeni. Cumva se duce Pedro Porro, excelent acolo. Pedro Porro intră în centru, pasă și este bară gol. Da, bă, toată faza este făcută de către Pedro Porro. Alvarez a trebuit doar să finalizeze, dar cum a plecat din jumătatea proprii o cursă, cred că de 70-80 de metri pentru Pedro Porro, poate chiar și mai mult pentru că a plecat și în diagonală. 2-0, minutul 60 și e cam sigur o victorie acum. A few inches later. Mă jur că efectiv s-a spawnat ăla. Mă jur că efectiv s-a spawnat Morata aici. Deci trebuie să văd eroarea, că nu știu ce s-a întâmplat la faza asta, dar Morata marchează. Se face 2-1 din lovitura asta de colț. Ok, Morata vine și marchează. Da, mi s-a părut foarte, foarte ciudată faza. Foarte ciudată animația. Oh, stai jos, mamă, cum tragem de timp, tragem de timp cu stil. Ok, 2-1 pentru Tottenham, câștigăm cele 3 puncte și ușor ne apropiem de locul 1, băieți. Ne focusăm acum din nou pe UEFA Champions League, frate. Avem meci versus cei de la Galatasaray aici. Cum stă clasamentul? Asta e întrebarea. Locul 3 nu e bine. Nu e bine locul 3. Trebuie să-i batem neapărat pe Galatasaray. Și Celtic trebuie să facă cel puțin un egal cu Roma. Sperăm că ne ajută Roma, băieți. Ok, 3 goluri în ultimele 3 meciuri pentru Bentancur. Asta a fost la meciul ăla de Quick Sim, că așa n-am dat gol cu el. Nici nu prea joacă titular. Da, și hai să încercăm să câștigăm meciul ăsta de UEFA Champions League. Trebuie să tratăm meciul ca o finală. Da, mă, Bentancur, bravo Bentancur. Se duce bine acolo Bentancur, avansează. Ademi cere mingea. Ademi preluare pe piept, șut cu stângul. Da, mă, și Karim Ademi marchează în minutul 9. Germanul, sau mai bine zis românul, că e de-al nostru, frate, român de-al nostru, marchează acolo cu stângul. Forță preluarea, finalizare din prima cu stângul. Nu știu dacă e stânga sau dreptat și habar n-am, dar a tras bine rău cu stângul aici. Uite și tu ce cold a fost. Ice cold pentru Karim Ademi. Bentancur, frate, cum joacă în acest meci, efectiv cel mai motivat jucător din meciul ăsta. Ce pasă? Haide, e offside. Oh, ce pasă a dat Udogie aici. A fost offside? Nu prea pare. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. A fost cu jumătate de unghie în offside. Nu știam că avem camere de astea în FIFA. Arveliot, pasă bună către Udogie. Udogie se duce, avansează, pasă din nou pentru Neymar și... Ce încearcă Neymar? Încearcă o execuție acrobatică, totuși cred că era mai eficient să paseze. Uite-l pe ce căldoci urât intră, bă, omul, ce ești așa agresiv? Uite că te scoate managerul dacă ești agresiv, ce căldou, ce să-ți fac? Pedro Porro avansează, Pedro Porro încă o dată trebuie să marcheze și Pedro Porro. Unul dintre cei mai eficienți jucători din acest sezon. Efectiv are niște incursiuni de neoprit. Și din nou tribut pentru o zonă aici cu celebrarea asta. Marchează jucătorul spaniol până la urmă. Face 2-0 și avem victoria asigurată. Totuși sperăm că se încurcă și Celtic acolo cu AS Roma și că victoria noastră nu e în zadar. Dar și meciul se termină, obținem cele 3 puncte. O victorie sigură cu cei de la Galatasaray. Nu ne-au pus probleme, n-au fost foarte periculoși. Cum stăm în campionat? Asta este întrebarea. Ok, din nou nu pierde Manchester United, frate, absolut deloc. Câștigă pe bandă rulantă Manchester United. Din nou distanță de 4 puncte. Dar avem un meci cu Everton și după avem meci cu United. Bă, am jucat aici cu puțin cu rezervele ca să odihnești jucătorii pentru meciul cu United. Romero cu Van de Ven, Pedro Porro, de fapt nu, hai că las pe Lewis. Și cam asta este echipa, jucăm în mare parte cu rezervele că trebuie să odihnești jucătorii pentru meciul cu United. Dar cred că poți să-i bași așa. Îl avem în imagine pe fostul nostru jucător, Sergio Reguilon. Dacă lasă și el un gol așa pentru echipa noastră, ar fi perfect. Da, Romero, nu trece efectiv nimic de Romero în sezonul ăsta. Bună, și... Nope. Ce șut acolo din partea lui Veli sau cine era? Nu, turam 1-0. Băi, nu se poate, mă, de ce joc eu cu rezervele, nu știu. Hai să facem deja schimbări, chiar dacă e minutul 39. Ne facem de acum, uite, știu, Bentancur e mor de oboseală, frate. Cum ne pasă așa jucătorii mei obosiți, nu știu. Alvarez, dă-o-mă în centru, că e la liber, frate, a stricat toată faza. Alvarez, dar vine... Bine, Olise, gol minutul 60. Hai cu o celebrare mișto, Olise. Hai, nu mai lasă, că nu vrei. Ok, minutul 60, Olise, 1-1. Putem să întoarcem scorul, băieți. Ne mai trebuie un gol. Bine, și te-ai dus, și...
Nu se poate, ratează Alvarez, doamne, mai bine lăsăm pe Velis, că Alvarez ăsta n-are talent. Arda Güler, centrează, doamne, băi frate, au băgat ăștia autobaza. Harvey! Pressing, pressing! Dar, din păcate, meciul se termină 1-1 doar cu Everton. Am forțat aici pe final, victoria însă nu s-a putut mai mult. Au parcat autobaza, n-am avut efectiv pe unde să dau. Ok, și vine marele meci cu United aici pe 11 decembrie. Dacă îi bate un meci direct, ne apropiem de aceștia. S-au dus la 6 puncte diferență, trebuie să câștigăm să ne apropiem la 3 puncte. Hai să încercăm să-i batem pe United. Jucăm acasă, avem fanii de partea noastră, United nu e de speriat. Sau cel puțin nu era înainte, acum nu știu ce echipă au. Ok, Maguire în apărare e bine, Martinez e bine, hai mă că n-au cine știe ce apărare. L-au luat înapoi pe Greenwood se pare și l-au transferat și pe Richarlison, pe brazilian. Îl mai au pe Lucas Vazquez, Sancho a revenit la aceștia. Bă, nu era echipa, dar putem să-i batem. Nebuni aici, nebuni aici, în tribune, au venit fanii să vadă un super derby între Spurs și Manchester United. Dar Araujo nu trece nimic, chiar Araujo a început să joace bine, băieți. Harvey le-o cere mingea, ce pasă asta, ok, până la urmă merge faza și Pedro Porro, pară nu se poate. Excelent Romero, doamne cum joacă Romero ăsta, doamne cum joacă Romero, n-ai ce să-i faci lui Romero. Bună asta, încă una, Harvey Elliott, n-are voie să rateze, Harvey Elliott, da mă, da, Harvey Elliott își revine în forma de altă dată, marchează în minutul 41, asta-i trebuia lui mă frate, trebuia un derby lui Harvey Elliott ca să-și reintre în formă, că el în derby-ul marchează, nu marchează în meciuri mici, gol acolo, în prima repriză, intrăm în avantaj, pleacă excelent, pasă genială din partea lui Alvarez, șut cu stângul, Onana n-a avut nicio șansă să salveze această minge, e bine că intrăm cu avantaj la pauză. O, ce pasă reușește Udoghi, ce fază acolo, Olise! Doamne, ce fază, tiki-taka aici, ce contraatac superb! Ce contraatac superb, Olise, v-am zis că e în formă, marchează și în acest match. Nu-l poate opri nimeni pe jucătorul ăsta, ținut acolo mingea Udoghi pe cap, nu mai pase din prima, superbă, superbă fază. 2-0 în minutul 45, intăm cu 2-0 la pauză, însă știți cu toții, 2-0 e cel mai periculos scor, așa că trebuie să avem grijă. Chase, pleacă aici Udoghi, haide și golul tău. Mamă, s-a blocat jocul, frate. Mai și rupe picioarele Udoghi după. Gavi pe lare excelentă, pasă mai departe la Harvey Elliott, poate marca dubla aici, englezul, nope. Ratează. Nu înțeleg de ce mi-a dat efectiv finesse, am dat și normal cu dreptul, dar jocul îmi dă finesse. Problema e la joc, nu la Harvey Elliott. Problema e jocul care are animații ciudate. Da, și meciul se termină 2-0 pentru Tottenham. Victorie ușoară cu United. Chiar nu mă aștepta să fie așa ușor. Mamă, dar ce palto mi-a luat, băi, vere. Mamă, mai trebuie să trec și eu pe la un designer să mă învețe să mă îmbrac, că nu prea știu. Iar cu această victorie ne apropiem de locul 1, 33 de puncte pentru noi, Arsenal cu 35 și United cu 36. Foarte, foarte strânsă lupta pentru titlu. Vine și City din spate cu 32. E strânsă rău de tot lupta pentru titlu. Și din nou Vicario e clean sheet leader-ul aici, frate. Are 5 clean sheet-uri în 15 meciuri. Din nou Vicario. Din nou Vicario e probabil cel mai bun portar din campionat. Dar noi mergem mai departe, avem un meci cu cei de la Leicester, se joacă din 3 în 3 zile, avem un meci pe 14 decembrie. Bă, Leicester e pe ultimul loc, nu? Pe ce loc e Leicester? Pe locul 18. Băi, batem Leicester chiar dacă e în deplasare, așa că simulăm meciul, băieți. Mamă, și Ricardo ăsta încă joacă la IVR. Ricardo Pereira. Quick sim și haide, victorie! Tau! 1-1, VR, ADM acolo marchează, Faiz marchează și el și din păcate pierdem puncte la această simulare. Ae! Ok, și vine ultimul meci din grupa noastră de UEFA Champions League versus cei de la AS Roma, meci de calificare în optimile de finală. Hai să vedem cum stă clasamentul, ok, deci cam așa stă clasamentul. Galatasaray 1 punct, Celtic 5, Spurs cu 8 și Roma cu 13. La locul 1, clar, nu mai avem șanse. Însă dacă obținem egalul, suntem calificați în optimile de finală. Vom da totul cu Roma. Sperăm că se încurcă și Celtic în caz că nu câștigăm. Hai să vedem ce se întâmplă. Ei l-au pe Camavinga, Kwame, Abraham. Echipă interesantă pentru aceștia. Noi jucăm cu toți băieții ăștia grei și hai să încercăm să obținem cel puțin egalul. Mă interesează să fac egal în meciul ăsta. O, și fiți atenți că ninge vere, mamă ce mișto. Ninge afară, se joacă pe zăpadă. Fanii italieni au venit toți la teren, chiar dacă e frig afară, fanii tot au venit să susțină echipa. Chiar mișto terenul așa cu zăpadă. Ok, Gavi poate marca aici. Gavi trage bine pe lângă poartă.
Abraham scapă singur, vine Pedro Poro în spate, însă nu are timp să-l ajungă din urmă și Abraham marchează Temi cu gol aici în minutul 25. Se duce Olise, Olise avansează, Olise poate marca aici, Olise avansează, excelent! Da, mă, da, Olise e efectiv de neoprit. Cred că are gol în cam toate meciurile Olise. Nu ai ce să-i faci acestui jucător. Rupe tot în acest episod Olise. Marchează în fiecare meci. 1-1 acolo împotriva celor de la AS Roma. Ne menține joc Olise. Și te-ai dus acolo. Veliz avansează. Veliz poate marca și el. Veliz poate aduce victoria echipei. Nope. Ratează Veliz. Vine din spate Alvarez. Și Alvarez marchează. Face 2-1 minutul 74. Nebunie totală. Îi batem pe cei de la AS Roma. Dramatic acolo. Aproape îi batem. Că nu s-a terminat meciul. Da, și meciul se termină. Câștigăm cu 2-1 împotriva celor de la AS Roma și suntem calificați în optimile de finală UEFA Champions League. Nu înțeleg de ce și-a supărat Gabriel, că oricum i-au terminat pe primul loc. Amândouă echipele merg împreună în optimile de finală. Poate se vor mai întâlni pe parcurs, cine știe. Da, și din nou Araujo cu un interviu în care spune că e foarte fericit la cei de la Spurs. Bă, se vede că e fericit pentru că joacă extraordinar în defensivă, nu trece absolut nimic de el și de asemenea și de Romero. Romero mi se pare puțin mai bun, dar și Araujo își face treaba. Și avem ultimele două meciuri din decembrie. Primul meci cu cei de la Sheffield pe 21, fix înainte de Crăciun, cu câteva zile acolo. Și hai să vedem că se termină. Se termină 1-0, câștigăm acolo la limită, marchează Neymar minutul 62 și obținem cele 3 puncte cu Sheffield United. Ok, jucătorii au timp destul de mare de recuperare pentru că n-a vine Crăciunul și au și ei pauză acolo să petreacă Crăciunul împreună cu familia, să bage și ei o sarma și niște cozonac. Și noi mai avem aici un match cu Leeds United pe final de an. După în episodul următor o să mergem și o să facem transferul, să ziceți acolo ce transferul să facem. Mamă, dar Alvarez a luat roșu pe bune. Ok, jucăm fără Alvarez, să-l băgăm pe Ademi, striker. Se duce Ademi, pasă bună, bine rău de tot. Haide Ademi, preluare excelentă. Ademi îl ține jucătorul ăla, dar cumva Ademi marchează. Ce gol, ce gol din partea germanului român. Da, bine rău de tot, mamă, dar l-a ținut. Oricum trebuia să dea foul, că mi s-a părut că l-a cam ținut. Dar bagă mare bomba acolo Ademi în vincul porții. Ar merita și Ademi mai multe minute în locul lui Alvarez, din câte văd. Pentru că e eficient. Marchează aici minutul 10. Emery, frumos, Olise, încă o dată la scurt, scoate din uf. Doamne, ce bine se arată Olise acum la minci. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar joacă așa bine. Ok, se duce Ademi. Haide încă un șut bun. Nu, peste poartă aici. Oh, se poate. 1-1 marchează Baronson ăsta. Minutul 64, 1-1. Frumoasă pasă și este gol, da, mă, Arda Güler marchează și el în sfârșit. Marchează și el un gol important. Face 2-1 destul de repede, minutul 68. Pasă din partea lui Ademi. Ademi reușește și asistul în acest meci, un gol și un asist pentru jucătorul român, frate. Da, și meciul se termină, câștigăm cu 2-1 împotriva celor de la Leeds United cu ajutorul golului lui Arda Güler. Turcul reușește să aducă victoria echipei și de asemenea cele 3 puncte. Dar din păcate și United câștigă 3-2 versus Brighton și tot nu reușim să trecem peste ei. Da, și Alvarez e și el invitat aici de către Silviu Tudor Samuel la Orange Sport și spune că vrea să marcheze cât mai multe goluri în meciurile următoare. Da, băi, și aici se termină clipul. În episodul următor o să mai facem ceva transferul dacă mai avem bani, deși nu mai avem bani, că avem 23 de milioane, nu știu dacă o să mai facem. Dar important e că suntem acolo în top 3 și ne batem pentru titlu. Totuși un titlu foarte, foarte strâns, greu de câștigat, dar încercăm. Dacă mai vreți clipuri din această serie, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați. Hai cu 2000 de like-uri, eu am fost Gianni, v-am pupat. În episodul trecut am reușit să ne calificăm în optimile de finală UEFA Champions League. Așa că astăzi este vremea pentru primăvara europeană. Da, bine, am găsit la un videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Continuăm seria noastră minunată. Suntem în perioadă de iarnă, deci și ai fi făcut transferuri, dar nu prea avem buget, avem doar 23 de milioane de euro. Nu prea avem ce să cumpărăm de bani ăștia care să ne ajute. Și dacă să cumpăr jucători pe care oricum nu-i bag, nu mai cumpărăm absolut nimic. Între timp ne-am aflat și adversarul din optimile de finală UEFA Champions League, iar aceasta este nimeni alta decât Leipzig. Un adversar teoretic destul de ușor, nu cred că ne pot pune probleme cei de la Leipzig. Până atunci, jucăm în campionat, avem un meci cu Newcastle pe 1 ianuarie aici frumos, după anul nou. Trebuie să începem anul cu o victorie. Să zice cum începe anul, ca așa îl termine, așa că noi sperăm că îl începem cu o victorie. Mamă, uite băieții ăștia de la Newcastle, ha, vezi că au stil, vezi că e mișto rău tracksuit-ul ăsta cu negru așa de la Newcastle. Poate mamă, dar mai ales și ochiturile astea nu prea bine, nu prea le diferențiez. Du-te! Hai că se duce, că a venit stâlpul ăla gigantic. Are la spatele cât dulap. Fiți atenți că ne-a prins aici, Barnes se duce, Barnes intră în centru, pasează către Isaac. Offside, offside mare, offside mare!
What? N-a fost offside? Mamă, și uite, cel mai periculos om al acestora, Palmirol marchează și în meciul cu noi. Dar nu înțeleg cum naiba n-a fost ăsta offside. Ok, 1-0 minutul 13 cu ghinion. Ei, Harvey Elliott, pas acolo, Ademi, frumos cu dreptul, vere, dar n-a vrut să întoarcă, să dea finez, doamne, Ademi. Excelent, Araujo, se duce Araujo în atac, Araujo avansează, pasă bună, Elliott în margine către Neymar. Neymar, bine acolo, haide Ademi, da mă, da Ademi, la doua încercare reușește să marcheze golul minutul 25 pentru român. Poa, ce trece Almiron, bine, nu, bine băi Vicario. Ai avut puțin noroc aici? Pleacă Olise, Olise în formă neplăcut trecut, poate marchează și astăzi. Olise preferă să paseze către Ademi și Ademi cu dubla. Da mă, da, bine rău de tot Ademi, în formă maximă în acest episod. Bine, asta se duce Neymar. Neymar poate mări avantajul. Neymar cu finesul și Neymar marchează 3-1. Easy, easy, rău de tot. Întoarcem pe cei de la Newcastle. Hai Neymar, cum dans ceva? Wow. Bine dansul ăsta lui Neymar. Cam terminat meciul deja. N-au cum să mai marcheze ăștia încă 2 goluri. Nu-i asta echipa să ne dea nouă 2 goluri, cum zicea Becali. A few inches later. Oh, ce lovitură de cap, mamă, dat asta cu capul mai tare decât dau ei cu piciorul, ești nebun. Nu, Hendrik marchează de la vreo 12, 13, 14 metri, ceva de genul. Și se face 3-2-70, trebuie să avem grijă, băieți. Nu pot să le iau mingea, băieți, nu pot să le iau mingea, nu pot să le iau mingea. Bagă un tackle, bine, băi, Olise. Hai mă că am scăpat, băieți. Și câștigăm meciul la limită, 3-2 acolo, obținem cele 3 puncte. Am stat așa puțin cu emoții pe final. O, fiți atenți la oferta asta pentru Jeremy Doku, 105 milioane de euro de la Liverpool. Da, băieți, hai să vedem dacă putem să cerem pe Doku o sumă mai mare. O să cerem 140, cam așa. Nu cred că am dat accept din greșeală, wow. Wow, am dat accept din greșeală, ce am făcut, vere. Wow. Și nu mai merge să scot, ești nebun. Mă, ce am făcut, vere. Dar în fine, până se vinde tot cu o sumă ca micuță, că am dat din greșeală accept, că n-am fost atent. Avem meci cu Brighton. Ok, l-au pe Joao Pedro, Leonardo, Hood. Jucăm acasă, o să simulăm acest meci. Hai să dăm quick sim și să vedem când se termină. 2-1, da mă, da, câștigăm. Alvarez marchează și Doku. Ok, Doku, acum a început să dea goluri când vede că pleacă de la echipă. Bă, dar îmi pare rău că mai puteam să iau 40 de milioane și nu mi-am dat seama efectiv că am dat greșeală accept. Între timp aflăm și câștigătorul jucătorului în Premier League și acela este Erling Haaland. Da, și Doku s-a vândut până la urmă și au doar 105 milioane că sunt fraier și aia e. Iar acum avem un buget de 121 de milioane de euro. Așa, avem un comentariu aici al lui Luca Baciu, de la episodul trecut în care v-am cerut sugestii de transferul, care zice, cumpără-l pe Messi sau Ronaldo. Așa că asta o să facem, frate. O să facem un transfer de ăsta așa mai exquisit, așa dacă putem spune. Chiar dacă Messi și Ronaldo nu mai sunt în forma de altă dată. Uite, Ronaldo ce overe are. Ronaldo totuși are 83 overe, e cam micuț, nu prea ar face față la echipă. Dar Messi ar putea să se alăture fostului său coechipier Neymar și să câștige un ultim UEFA Champions League sau să arate că poate să joace în Premier League. Are 88 overe, mai mult de 87 nu cred că mai scade, că deja în mijlocul sezonului. Valoarea lui de 44 de milioane. Hai să încercăm să luăm pe Messi, frate. Cred că ar fi folositor pe partea dreaptă, dar poate să joace pe partea dreaptă? Asta e întrebare. Cred că la 50 de milioane îl luăm lejer. Ok, nope. Vor pe Romero, vor alt argentinian, nu știu de ce. 52, haide, acceptați. Ok, acceptă și Messi va veni la Tottenham, băieți. Aia zic. Ia uite, au dat și niște prăjituri de-astea. Cred că-s d-alea cu foiță de aur la valoarea lui Messi. Da, și argentinianul e primit aici ca un superstar la cei de la Tottenham. Bam, semnează acolo, hau, mingea asta puternică. Lionel Messi este salutat de către fani. Îl aștept și acolo cu brațele deschise. Dăm salut cu acesta, face niște poze ca șefii, așa. Primește numărul 9, a avut vreodată Messi numărul 9? Nu știu, dar destul de ciudat să-l vezi cu numărul 9. Regele, mă, regele, a venit regele la echipă. Da, un transfer puțin nerealist, dar trebuia să facem o chestie de genul pe final de sezon. Da, uite, poate să joace right wing, perfect. În schimb, nu mai avem nevoie de alte transferuri. Asta e echipa. Avem jucători pe toate posturile, efectiv. Și hai să vedem cum va fi debutul lui Messi la echipă. Bă, avem debutul în cupă? Nu, că aici jucăm cu rezervele. Jucăm cu Luton Town în cupă, nu mă interesează, FA Cup-ul. Oh, și fiți atenți că avem și echipa anului.
anului. Chiar curios care e echipa anului. Ok, portar Ederson de la Manchester City, fundaș Cancelo, Ruben Dias, Araujo și Davis. Avem și noi un jucător. Bine, dacă vrei. Rodri, De Bruyne, Valverde și Bellingham. Iar în atac Haaland și Foden. Da, mulți jucători de la Real Madrid și Manchester City, după cum puteți vedea. Da, hai să mergem să simulăm meciul cu Luton Town și dăm quick sim la acest meci care se termină 2-1 pentru Spurs. Ok, câștigă Spurs, și-a doar un gol Horatiu Moldovan, Veli și Brian marchează. Da, și câștigăm în FA Cup. Însă acum vine un meci greu cu cei de la West Ham United. Îl luau pe Pacheta, Cornet, De Marcos, nu prea au luat nimic nou față de sezonul trecut. Noi le-am luat pe Messi și sperăm că debutează cu gol acolo, joacă și Neymar să avem două sta fatal. Mai trebuia și Suarez, dar Suarez are rating prea mic și nici nu știu dacă e în carieră, asta e problema. Mamă, ia uite, au venit băieții cu căciuli în cap, au venit pregătiți, au venit echipați, pentru că e frig acolo în Londra, fanii tot au venit să-și susțină echipa. Și cel mai important, au venit să-l vadă pe Messi. Ce trece jucătorul ăsta și șutează, însă Vicario nu poate fi bătut așa ușor. Ok, Messi, ai că ai început bine, Messi, tot așa ține-o, Messi, ai început excelent. Ok, pasă bună din partea lui Julian Alvarez către Neymar, Neymar se duce, centrează Neymar, excelent, Arvelio, șutează, putea să paseze pentru Messi, însă a arătat că are personalitate și nu sperie faptul că Messi e în teren. Pasă bună, Alvarez, Neymar cu stângul, scoate are ăla. Lionel Messi primește mingea, Lionel Messi are dribling, are și finez Lionel Messi peste poartă. Aproape să marcheze gol la debut. Ce viteză are aici Cornet. Cornet înghețată, centrează, periculos, bine Vicario. Talent Vicario. Ce face Neymar acolo, își bate joc de adversari. Hai Veliot, încă una și Neymar cu stângul. Doamne, păcat de fază, păcat de fază că a fost superb. A făcut totul cum trebuia Neymar, mai puțin la finalizare. Ok, Messi acolo, Messi se duce, Messi intră în centru, Messi, Ancara, no. Messi. Aproape să marcheze argentinianul, mă, de ce se vede așa ciudat terenul? De ce se vede așa întunecat? Alvarez, bine Alvarez, ce bombă de argentinianul. Monstru Alvarez cu șutul ăsta. Preluare excelentă, se întoarce, vede colțul scurt liber de la 16 metri, direct în vincul porții. Ce frumos. Bum. Trece Harvey, și face 3-0, minutul 79, trebuia să marcheze englezul încă o dată, dublă pentru acesta, unul dintre cei mai buni jucători din acest sezon, dacă nu chiar cel mai bun. Meciul se termină, câștigăm cu 3-0 și obține cele 3 puncte, meci ușor cu USA, nu mă așteptam să fie chiar așa ușor, mă așteptam să marcheze și cel puțin un gol. Cica, suntem nebătuți de 14 meciuri, frate, 14 meciuri. Mamă, ești nebun? Vreau să mergem la luna februarie și să părăsim perioada de transferuri, pentru că nu o să mai transferăm nimic și următorul meci va fi cu Leicester City, 13 februarie, fiind de ziua mea, cum ar veni. Jucăm cu Leicester. Dar stai că mai avem un meci în cupă între timp. Cu cine naiba jucăm? Ăsta e Middlesbrough? Aia care a scos-o pe steaua în semifinalele UEFA Champions League cu golul ăla dramatic? Al lui Macarone sau cum îl chema pe ăla? Bă, sper că pierd. Hai să vedem, ca să nu mai fie obosit jucătorii. Și ce n-ai să pierd, că am câștigat cu 6-2. A intrat și Messi acolo între timp. Johnson marchează, Van de Ven marchează și el. Marchează toată echipa, efectiv. Da, hai să mergem la meciul cu Leicester de pe 4 februarie. Da, și Leicester din nou e destul de slabă, jucăm acasă, au puține puncte cei de la Leicester, așa că o să simulăm și meciul ăsta. Îi dăm quick sim și trebuie să batem și pe Leicester City, da mă, da, 2-1 vine, Alvarez marchează, Neymar marchează și el după ce a ratat penalti, cred acolo, îi batem cu 2-1 pe cei de la Leicester. Echipa e de neînvins, efectiv câștigă tot Tottenham. Iar cu această victorie reușim să urcăm pe 1, însă Arsenal nu și-a jucat meciul, deci nu știu dacă o să fie pe o perioadă lungă de timp. Totuși mergem mai departe, avem meci cu United, de altă candidată la titlu și trebuie să-i batem neapărat, așa că încercăm să obținem victoria. Da, și cam așa va arăta echipa. Messi nu va juca titular, va intra în repriza a doua pentru că e puțin cam obosit. Olise o să joace titular. Ia uite-l pe Mason Mount în spate acolo, ia uite-l și pe Casemiro. Araujo și el în imagini, Pedro Porro, Neymar. Meci plin de vedete, băieți, să nu uităm de regele McTominay. Mamă, ia vezi acolo cine a câștigat. Cine a luat cap și cine a luat pajură? Nope. Stai jos, Anthony, stai jos că nu-mi dai tu mie crash, fii tu mingicar, dar nu-i dai crash lui Doggy. Romero e cel mai bun fundaș din sezonul ăsta, de departe, frate, se apără impecabil. Pasă bună, se duce Pedro Porro, Pedro Porro, haide că nu te face luxul la viteză. Pedro Porro, da, Pedro Porro, spaniolul marchează, golul minutul 29, genial, frate, genial.
Pedro Porro. Nu a mai avut cum să-l prindă din urmă Luke Shaw și acesta marchează. Și a îmbunătățit și finishing-ul și este de departe cel mai bun fundaj dreapta din acest sezon, zic eu. Adică, cred că are lejer peste 5 goluri și pentru un fundaj dreapta chiar e bine. Penalti, greșeala mea, am făcut că târziu penalti, Romero face penalti, dar nu e vina lui, e vina mea că sunt eu prost. Mă bate Richarlison, hai Richarlison, ratează și tu că e fosta ta echipă, poate ia și a titlul dacă ratezi tu și nu ratează Richarlison, se face 1-1, marchează brazilianul. Nu, bine, nu, doamne, a venit Richarlison din spate, bă, și marchează 2-1 pentru United. Richarlison se răzbună pe Tottenham că l-a vândut. Veni porumbelul și a dat gol și se bucură alături de Ten Hag. Pa, nu se poate, bă, ce soartă au, a venit. A venit McTominay acolo, s-a spawnat repede și s-a spawnat și Richarlison în spate. După ce ratează McTominay și ea e frumos. Da, doamne, nu mi-a ieșit pasa. Elliot, frate, pasă simplă. A, e, pierde meciul cu United. Puteam să egalăm măcar aici pe final dacă Elliot era mai atent. 2-1 câștigă United și se apropie de noi. Iar această victorie ne menține în continuare pe locul 1, ceea ce e destul de bine. Duncan City n-a jucat, dar se joacă rău de tot titlul. Primele 4, uitați-vă, diferență de un punct între primele 4. Joacă rău de tot titlul sezonul ăsta. Așa că noi mergem mai departe, avem meci cu cei de la Newcastle pe 16 februarie. Hai să-i batem pe Newcastle, zic. Și din păcate noi am bătut pe cei de la Newcastle, au marcat aici un gol norocos prin Isaac destul de repede, noi nu ne-am mai creat ocazii și astfel am pierdut meciul cu 1-0. Ok, și după încă o înfrângere trebuie să ne luăm gândul de la campionat, cel puțin momentan, pentru că urmează mare meci cu cei de la Leipzig în UEFA Champions League. Hai să vedem dacă reușim să-i batem sau nu. Și atmosfera era destul de mișto, se juca acolo pe zăpadă, la Tottenham acasă. Am avut câteva ocazii, însă n-am știut să profităm de ele. Și din păcate meciul se termină doar 0-0 acolo. Dar și trebuie să ne focusăm din nou pe campionat. 3 puncte de distanță față de primul loc, avem derby cu Arsenal. Numai derby după derby avem. Hai să forțăm victoria, băieți. Arsenal cu Jesus, Martinelli, Saka, n-au schimbat absolut nimic, doar puțin în apărare. Ok, și cam așa va arăta echipa noastră cu Arsenal, cu Ademi în atac, Messi pe dreapta, Neymar pe stânga. Am băgat pe Arda Güler că Elliot era cam obosit, jucătorii noștri sunt cam obosiți, pentru că sunt multe meciuri într-o perioadă scurtă, dar încercăm să-i batem și așa pe Arsenal. Mamă, uite aici sevențe din vestiar, frate, cu tricourile jucătorilor, ce mișto arată. Arsenal a cam bătut pe unde era prins, poate reușim să-i batem și noi meciul ăsta decisiv, băieți. A few inches later. Da, și marchează Arsenal la minutul 13, n-au atins mingea în astea 13 minute și Arsenal marchează, ce să mai zic. Arda Güler pasă acolo, Neymar se întoarce, excelent, Neymar, da mă, da, Neymar, minutul 18, egalează Arsenalul, asta zic băieți, asta zic, de asta avem nevoie ca să câștigăm meciurile. De momente de sclipire din partea lui Neymar, lui Messi, lui Harvey Elliot. E Messi acolo, Messi îl vede pe Ademi. Ademi urcă, centrare. Tăi mă frate pe lângă om, da iar în primul om mereu. Ok, Ademi, pasă bună, scoate Ramsdale. Neymar, excelent, recuperează Neymar, se duce acolo, brazilianul avansează. Neymar, excelent, Neymar urcă, Neymar, haide ajută la Ademi, Ademi a plecat înapoi frate, dar vine din spate și ratează, ok. A stricat toată faza Ademi. Ok, Bentancur acolo, scoate Ramsdale, doamne Ramsdale, acum te-ai găsit să aperi și tu. Și te-ai dus, se duce Arda Güler, Arda Güler poate marca golul victoriei. Doamne, afară cu Arda Güler. Afară cu Arda Güler, îi dau minute degeaba și face faze de genul. Intră Elliot, Elliot nu rata niciodată ocazia asta. Okay, Elliot se duce, Elliot avansează, ce bine urcă englezul. Haide cineva să-l ajute, Elliot ia faza pe cont propriu, pasează către Bentancur și da mă, da gol, metru 79. Ce fază face Harvey Elliot. Bine rău de tot că l-am schimbat pe fraierul de Arda Güler, l-am băgat pe regele, pe zeu Elliot. Elliot arată cum trebuie să joace un mijlocaș ofensiv. Ia faza pe cont propriu, pasează, playmaker adevărat Elliot. 2-1 minutul 79, tot ce trebuie să facem este să ținem de rezultat. Da, și meciul se termină, obținem cele 3 puncte importante pentru câștigarea titlului. Fericit, fericit, Bentancur că a marcat acolo golul victorie. Bravo lui, bravo lui, n-am ce să zic. A urcat excelent acolo să-l ajute pe Harvey Elliot, să fie totul mult mai ușor. Iar cu această victorie suntem la egalitate de puncte cu City și am urcat pe primul loc. Da, mă, da, da, mă, da. Urcăm iar pe primul loc. Mergem în luna martie, care se anunță luna teoretic ușoară, că pare că avem meciuri ușoare. Între timp și Neymar aici apare pe pagina ziarelor și chiar avea nevoie să apară și el aici ca să fie mai motivat. Da, hai să mergem pe 1 martie aici, de mărțișor, de venirea primăverii și la venirea primăverii sper că i-am și o victorie cu Brentford, nu?
Totuși o să simulăm acest meci pentru că, na, pe echipă slăbuță, cred că îi batem chiar și dacă e în deplasare. Îi dăm quick sim și se termină, nu, 2-2 din păcate. Facem doar un punct, nu știu dacă ar mai trebui să simulez meciurile astea. Meci în cupă, nu mă interesează, FA Cup aici, îl simulăm și jucăm cu rezervele. Dăm quick sim, se termină 2-1, ok, ne bat cei de la Bolton. Suntem eliminați din FA Cup, dar v-am zis nu mă interesa cupa, așa că e chiar bine că o să fie jucătorii mai focusați pe meciurile importante. Ok, urmează meci cu cei de la Bournemouth. Și Messi dă și el aici un interviu și spune că obiectivul lui e să câștige UEFA Champions League sezonul ăsta. Însă până atunci trebuie să ne focusăm pe campionat. Avem meci cu cei de la Bournemouth, locul... Pe ce loc sunt? Au 14 puncte. Ultimul loc, dacă nici pe ăștia nu-i batem la simulare, eu mă las. Meciul se termină 2-1, câștigăm acolo la limită. Alvarez marchează și Gavi. Elliot iar roșu, deci nu o să joace în următorul meci din campionat, din păcate. Dar măcar obținem cele 3 puncte. Și avem meci de calificare în sferturile de finală, UEFA Champions League vs Leipzig. 0-0 s-a terminat în tur. Returul se anunță furtunos, mai ales că jucăm și în deplasare. Și fiți atenți că Messi e criticat că nu marchează la Tottenham, după cum puteți vedea de către presă, că n-a marcat gol vs Brentford. Dar poate va reuși să marcheze aici în optimele UEFA Champions League. Araujo pare destul de motivat pentru această optime de finală. Poate îl va ajuta Araujo cu moralul. Leipzig cu Werner open, da, poate ratează și Werner niște ocazii că n-a jucat la noi. Rudiger Orban, echipă chiar bună pentru Leipzig. Da, nebunie totală open, da, pare destul de focusat. Dacă joacă cum a jucat cu Real Madrid în realitate, în optimele de final ar fi perfect. Atunci a ratat cam toate ocaziile. Așa că sperăm că are meci prost. Cu Werner și open, da, nu mi-e frică că nu mă calific. Open, da, centrează acolo, bine Vicario. Da, uite că nu șutează open, da. E frică să șuteze, dar reușește o super pasă. Totuși am avut noroc că n-am luat gol. Mamă, și Messi și el ce pasă dă. Bă, a sărit cam piscina acolo Pedro Poro. Doamne, cum a sărit Pedro Poro, nu cred. Messi cu dreptul în blocaj. Messi nu e eficient, din păcate. Dar poate acum, haide Messi. Nope. Șutează, scoate. Cine i-a scos? Raya era? Raya ăla sau mi s-a părut mie? Neymar Junior pasă către Alvarez. Cu stângul Alvarez scoate Raya. Da, l-au luat pe Raya de la Arsenal Leipzig și se joacă pe contre. Meci nebun, băieți. Scoate oameni din joc, pasează către Elliot, pasă în centru și Neymar. Da, Neymar, golul minutul 43. Ce fază între Messi, Harvey și Neymar. Da, și dansul ăsta, aia zic. Au, nu pot eu să-l fac, că sunt pe scaun, dar bine rău de tot faza asta. Harvey Elliot cu asistul acolo. De data asta este altruist și e perfect pentru că e pe final de repriză. O pasă bună, open, da, face 1-1. Da, uite că marchează open, da, în meciul ăsta. Minutul 56, 1-1, marchează la scurt. Belgianul ne egalează și e periculos meciul ăsta, e periculos. Ez acolo, Messi, marchează golul minutul 61. Legenda fotbalului mondial, Lionel Messi, marchează și cu celebrarea lui caracteristică. 2-1 pentru Tottenham, ce fază face Messi aici, caracteristică. Frumos acolo, șut cu stângul și îl bate pe Raya. 2-1 ne poate aduce calificarea argentinianul. Ok, Pedro Poro vede pe... Îl vede pe Alvarez, ce execuție, voleu din prima. 3-1, efectiv echipa s-a dezlănțuit în repriza a doua. Alvarez marchează și el. Nebunie de gol. Ce pas reușește Pedro Poro, da, finalizarea excelentă cu stângul acolo, mare voleu. 3-1 și cred că suntem calificați, băieți. Pericol mare, open, da, are spațiu, vine Araujo. Cred că am luat roșu ca prostul. A, nu e bine, e bine că dă galben. Ajută și puțin arbitrii. Lovitură liberă, Dani Olmo, mamă, ce-a băgat-o Dani Olmo, chat. Da, bravo lui, execuție perfectă. Fluieră, da, perfect. Și ne calificăm mai departe în sferturile de final. Am avut puține emoții pe final, chiar sunt curios de ce adversar vom da. Între timp noi avem meci în campionat cu cei de la Norwich aici, la 4 zile distanță, nu prea am avut timp de recuperare. Ce echipă au? Ia uite, l-au poza care n-are nici față. Și l-are pe ăla care e generat de joc, deci sigur, echipă slabă, rău de tot. Problema cea mare la meciul ăsta e că Harvey Elliott are roșu și nu poate juca, jucăm cu Arda Güler. Și hai să dăm quick sim la acest match pe care îl câștigăm cu 2-0. Eram sigur că o să câștig. Neymar Olise marchează 2-0 versus Norwich. Iar ultimul match din luna martie este versus Nottingham Forest. Din nou pare adversar destul de ușor, zic eu. Mă, dar fiți atenți cu cine am picat în sferturile de finală UEFA Champions League cu Fenerbahce.
Ce e asta? Ce echipă are Fenerbahçe și a ajuns până în sferturile de finală? Dar în continuare noi ne focusăm pe campionat, suntem pe locul 3 la 2 puncte de distanță de United. Da, hai să dăm quick sim la acest match minunat care se termină 1-0, din nou câștigăm la limită, Neymar. Minutul 59 marchează, iar ratează penalti, bă, dar le cam ratează Neymar. Da, și câștigăm cu 1-0, băi. Și cam aici se termină episodul nostru din cariera cu Tottenham. Dacă mai vreți episoade în continuare, nu uitați să dați un like acolo. Hai să facem 2000 de like-uri sau măcar 1500, așa. Sper că v-a plăcut acest episod. Pa, 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 băieți. În episodul trecut am început cu Brio primăvara europeană, așa că astăzi este vremea pentru probabil ultimul episod din cariera cu Tottenham. Da, bine v-am găsit la un videoclip din cariera noastră cu Tottenham. Suntem aici pe final de sezon, mai avem luna aprilie și luna mai, două luni în care se va juca fotbal de calitate, pentru că suntem în sfertul de finală UEFA Champions League vs Fenerbahçe. De asemenea se apropie și finalul campionatului. În total câte meciuri mai sunt? Deci noi am jucat 29 de meciuri, se joacă cred că 38, deci mai sunt încă 9 meciuri, frate, 9 finale. Nouă finale cu care sperăm noi că reușim să câștigăm titlul. Deocamdată suntem pe primul loc cu 65 de puncte, așa că este vremea să mergem la primul meci din acest episod versus cei de la Chelsea. Chelsea 47 de puncte, jucăm în deplasare, meci greuț. Noi jucăm desigur cu titulare aici. Messi intră minutul 45, băieți. Pentru cei care sunt fan Messi și zic de ce nu l-am băgat, e că îl băgăm minutul 45 că obosește prima repriză. Da, fanii de la Chelsea au venit să susțină echipa, chiar dacă probabil n-au șanse nici măcar la Europa. Fanii tot vin în număr cât mai mare la meci. Nu, bine Vicario, bine Vicario, scoate șutul lui Jackson acolo. Alvarez, pas acolo, Olise, ce frumos trece! Mamă, ce gol de Olise, ce gol de Olise, băieți! Minutul 35, 1-0, omul episodului trecut, Olise, se arată din nou aici la joc. Top 3 cei mai buni jucători de la echipă în sezonul acesta, mai ales în retur, Olise rupe tot. Ce bicicletă, ce stepover reușește Olise. Dă-i-nea, dă-i-nea, dă-i-nea. Mamă, ce pressing fac ăștia, dar ce reflexe are Vicario. Uitați-vă ce pressing fac. Deci stau cu trei oameni în care la mine, ești nebun. Messi intră acolo, poate încerca un trivela și nu dă rău, dar Kepa n-are probleme. Elliot, pas mai departe, încă una, Zaire Emery cu șutul. Ce gol dă Zaire Emery. Cred că e unul dintre singurele sare goluri din acest sezon, însă e un gol foarte important, mamă. Direct taekwondo știe, direct taekwondo știe Zaire Emery. Fanii de la Chelsea au te cu mâinile în cap, fac așa că sunt supărați rău de tot. Pedro Porro, ce viteză are, intră din nou în centru ca de obicei. Pedro Porro șutează. Greu totuși, dai gol din unghiul ăsta, mamă, era să-și dea la mare autogol. Apoi și meciul se termină, arbitru fluieră și se termină 2-0. Obținem cele 3 puncte împotriva celor de la Chelsea. Ok, următorul meci, meci versus Everton. Nu știu pe ce loc se află Everton în campionat, dar cred că putem obține cele 3 puncte chiar lejer. Așa că o să dăm quick seal la acest meci și se termină. Jucăm acasă, hai cu un 1-0 așa. Pomă, fix 1-0. Perfect, Messi marchează golul victoriei în minutul 71. Ne salvează argentinianul, pe care la simulare să dea și el goluri. Că în meciurile pe care le joc eu, nu prea. Și Neymar dă și el aici un interviu și spune că va da totul ca să câștige titlul cu Tottenham. Așa că mergem aici pe 12 aprilie, avem un meci cu cei de la Aston Villa, care au o echipă destul de puternică. Mamă, stai că mi-a dat mesaj Messi, ce mi-a zis? Stai că să ia Messi de mine, să vezi ce-mi zice. Dar zice că speră că nu o să fie pe bancă în meciul cu Aston Villa. Să zic că o să mă gândesc, frate, așa o să-i zic. În fine, Aston Villa cu David acolo, Morata, știți cu toți echipa, i-am cam bătut mereu pe unde i-am prins. Problema e că e presiune pe jucători. Mamă, ia uite-l pe Unai Emery, salut Unai Emery. Lasă și tu meciul ăsta și-ți bag și ție 500 pe dreapta. Eudoghi, pasă bună, Messi. Nope. Haide Messi, nu mai știi să ții mingea la picior, Messi. Bine, pasă lui Olise, excelent, Pedro Porro avansează, Pedro Porro se duce, pasă, încă una, haide, și Neymar. Bară, doamne, Neymar încă o dată ghinionist și iar lovește bara. Neymar, pas mai departe, frumos, Olise, păi Olise, Olise e genial de la un timp. Olise marchează încă o dată, efectiv Olise ia locul lui Harvey Elliott. Acum fiecare meci e decisiv din campionat. Olise din nou își face apariția, gol în minutul 35. Neymar, pasă bună și n-ai voie să ratezi, doamnă, nu ratează Julian Alvarez. Măcar așa să dea și el golul cu poarta goală aproape. Dar până la urmă s-a demarcat excelent, Neymar îl vede acolo cu colțul ochiului. Și Alvarez cu dreptul șutează, face 2-0 minutul 58.
Neymar, ce încearcă Neymar? Nu cred, ce gol dă Neymar, băieți. Neymar își bate joc de apărarea celor de la Aston Villa. Efectiv, zici că a fost Neymar ăla de la Santos care ridiculiza apărările adverse și reușește un mare gol. Mare braziliană plus voleu acolo. Neymar distruge oponenții, îl distruge și pe Martinez. Face 3-0 minutul 71. Aici se termină, câștigăm cu 3-0 împotriva celor de la Aston Villa. 3 puncte obținute acolo. Mamă, dar ce puțin fani avem. Cred că au fost scumpe biletele. Da, și campionatul a mers perfect. Acum sperăm că și UEFA Champions League merge perfect. Jucăm versus Fenerbahce în sferturile de finală. Și de timp presa a luat un interviu lui Messi și acesta a spus că după ce a jucat titular cu Aston Villa, vrea să joace titular și în UEFA Champions League. Și hai să vedem ce echipă are Fenerbahce. L-au pe Dzeko, Huerta, Yunder, Fred. Și eu nu știu cum naiba au ajuns ăștia în sferturile de finală, că nu au cine știe ce echipă. Și jucătorii de la Fenerbahce au început meciul destul de dezinteresat, stând pe telefon acolo, Ademi. În timpul ăsta se încălzea, marca la încălzire acolo. Și faptul acesta l-a ajutat pentru că a reușit să marcheze și în meci dă un super gol. Și reușește să aducă victoria cu singurul gol al partidei, meciul terminându-se 1-0 desigur. Ok, și după victoria cu Fenerbahce acolo în turul UEFA Champions League, avem meci cu cei de la Leeds United. Hai să dăm quick sim la meci și meciul se termină 3-2. Da, mă, da, din nou la limită câștigăm. Gavi, Alvarez și Messi marchează. 3-2 batem pe Leeds United. Iar acum este vremea pentru returul cu cei de la Fenerbahce, 1-0 în tur. Tot ce ne trebuie este un egal. Și cam asta va fi echipa pe care o vom folosi în meciul cu cei de la Fenerbahce. Am băgat câțiva jucători care n-aveau ce căuta în primul 11. Coțochii sunt pe Neymar, care se pare că ar vrea să se retragă din spusele acestuia. E mă cam de vreme Neymar. Hai că poate dacă câștigi campionatul în Premier League, poate mai stai un an. Ok, băi, și în meciul acesta o să tragem spre egal. Nu o să forțăm pe atac. Bine, drăgușine, așa trebuie să faci, drăgușine, să-ți faci treaba, să dai în ele. Ok, o prima repriză fără ocazii nici de o parte, nici de alta și chiar așa ar fi perfect să se termine. Un 0-0 de ăsta sec, ca să ne calificăm și noi mai departe. Nu se poate, nu se poate, marchează Tadic aici, minutul 76. N-am mai reușit să ne apărăm, Tadic vine aici, ne arată că e jucător mare și face 1-1 la general. Meciul pare că se va duce în prelungiri, dar o să încercăm să nu se ducă în prelungiri. Îi face schimbări, intră Eliot că Messi e mort, Alvarez aici. Lăsăm pe Ademi pe stânga, jucătorii sunt morți, frate. Și intră și Zaire Emery în locul lui Bentancur. Pasă bună, încă una, Olise, nu, n-ai cum, frate, n-ai cum să scoți pasta Livakovic, cum n-ai scos-o pasta Livakovic, din câțiva metri, portarul curat menține Fenerbahce în joc. Se duce Alvarez în ultimul minut, Alvarez, domnul Alvarez în minutul 94. Ne-a ajutat puțin arbitru, i-am furat puțin pe cei de la Fenerbahce pentru că a dat mai multe minute de prelungire decât trebuia. A lăsat să curgă timpul până la minutul 94. Eliot cu asistul decisiv pentru Alvarez. Nebunie totală, gol cu dreptul acolo și nu mai este nevoie să mergem în prelungiri. Alvarez marchează pentru Tottenham și o să facem statuie după meciul ăsta. Nebunie totală, Alvarez dă golul egalului și de asemenea golul calificării. Ce dramatic, ce dramatic. Da, și deja apare aici la știri super sabul Alvarez îi egalează pe cei de la Fenerbahce. De asemenea am aflat și adversarul din semifinalele UEFA Champions League, iar acesta este Manchester City. Un adversar mai greu nu se putea, deși ați văzut că în cariera asta cam când am jucat cu City, i-am cam bătut pe unde i-am prins. Așa că este vremea să mergem în luna mai, cea mai importantă lună a anului pentru Tottenham. Avem 3 meciuri cu City în parcursul unei săptămâni, ești nebun. Mamă, și fiți atenți că Arsenal a trecut pe primul loc. Bă, City nu prea să mai bate la campionat, că e distanță mare. Dar Arsenal ne-a luat locul acolo în clasament. Totuși ia un meci în plus. Noi avem meciul ăsta cu Fulham aici pe 3 mai. Meci destul de ușor, pe foaie. Și 3-2, da mă, din nou la limită câștigăm. Olise, Pedro Poro și Neymar marchează. Adli cu dubla, se pare că Adli a fost mai periculos decât Adama Traore. Și obținem din nou cele 3 puncte care ne duc în vârful clasamentului. Dar n-avem timp de bucurie pentru că vine primul meci cu cei de la Manchester City, prima manșă din UEFA Champions League din semifinale. Ok, primul meci jucăm acasă, o să tragem totul pentru victorie. Și după, în retur, aș vrea un egal și ar fi perfect, cum am făcut și cu Fenerbahce. Cu cine joacă City? Joacă cu toți băieții grei, cu Haaland, cu Foden, cu Grealish. Da,
Incendiar. City vrea încă un trofeu UEFA Champions League. Nu s-a mulțumit cu cel din 2023. Eu o să încerc să-i opresc. Bine, Udoghi, pasă și Alvarez, da, Alvarez marchează împotriva fostei sale echipe aici în UEFA Champions League, gol în minutul 9, deschide scorul mult prea repede Alvarez, se pare că știe problemele din apărarea celor de la City, profită de experiența pe care a avut-o la aceștia, te duci? Alvarez scapă încă o dată, Alvarez găsește o breșă acolo, Alvarez avansează și poate marca dubla, nu lovește bara, are ghinion. Nu, ce greșeală face Araujo. Foden marchează pentru Manchester City, Araujo greșeală mare, rău de tot în defensivă. Nu cred, doamne, dacă luam golul ăsta mă lăsam, nu cred. Noroc că mingea a fost pe linia porții, dar era să iau un gol prostesc. Neymar, pasă bună și scapă Alvarez. Alvarez poate marca dubla. De ce stă așa mult și de ce nu dă cu stângul? Messi, haide Alvarez. Doamne, Alvarez ratează. Doamne, ce bine începuse meciul, dar ratat încă 3 ocazii mari ratate de Alvarez. Cred că de-aia l-a și dat afară City. Meciul se termină 1-1, deși meritam lejer să mai marcăm cel puțin un gol sau două, dar Alvarez n-a fost în stare să le bage în poartă și Neymar s-a mișcat greoi rău de tot. Ok, nu e rezultat rău, dar avem nevoie de victorie în retur dacă vrem să ne calificăm. Până atunci avem un meci și în campionat cu aceștia și bă, s-a trebuit să-l câștigăm. Ok, și jucătorilor sunt obosiți. Uite, văd că l-au luat și pe Modric. Mamă, uite fanii de la City ce au venit aici. Hai să vedem ce știu cei de la City. Îl au și pe Madison, fostul nostru jucător. Și el are secrete de împărtășit, cred. Cum a avut și Alvarez, deci o să fie care pe care meciul ăsta. Faul, băi, Vere, uite cum intră. Doamne, ce pressing face City. Nu se poate și gol Madison, marchează fostul nostru jucător. Dar n-ai timp de reacție că vin 5 oameni pe tine mereu. 1-0 pentru City aici în campionat, da? Madison șutează, doamne, ce periculos e Madison. Uite-l cum joacă Madison. Și Neymar cu stângul. Da, Neymar. Nu mă așteptam să intre șutul din unghiul ăsta, însă Neymar dă lovitura. Ce super sub, genial. Neymar acolo, am fost inspirat să-l adaug în repriza a doua. Și Neymar ne arată că e jucător mare și le dă gol celor de la City, bine rău de tot. Bentancur, îmi place că este motivat. Haide, Gil. Bară, nu cred, asta nu ești titular, Gil, da, asta nu ești titular. Gil probabil cu una dintre cele mai importante ratări din sezonul ăsta. Chiar s-ar putea să ne coste ratarea aia. A few inches later. Și chiar ne costă, pentru că la pasa următoare dă gol Manchester City. Vine încă o dată Madison, e genial Madison ăsta, n-am ce să-i zic. Dacă Brian Gil dătea gol acolo, altfel stătea meciul. Hai, te dăm pase la adversar, doamne, și cădem pe jos. Asta echipă să câștige titlul, așa arată o echipă care câștigă titlul? Nu prea cred. În fine, 2-1 pentru City, pierdem cele 3 puncte, nu obținem nici măcar unul, era bine și să luăm și un punct. Ok, dacă am pierdut cu City în campionat, poate cumva măcar reușim să-i batem în Champions League. Și cam asta este echipa acestora. Bă, dacă Haaland ăla nu obosește, mă, joacă în continuu și nu obosește, eu nu înțeleg cum. Da, și cam asta este echipa noastră și jucătorii mei sunt foarte, foarte obosiți. Aia, n-au stamina, dar cu siguranță vor încerca să dea totul pe teren. De data asta, Messi va juca, va fi titular Messi. Și hai să vedem cum ne descurcăm. Meci de calificare în marea finală UEFA Champions League. Araujo pare destul de motivat. Jucătorii mei par motivați. Neymar e fericit, ceea ce e destul de bine când e Neymar fericit. Joacă și cum trebuie. Toți ochii sunt și pe mine acolo, pentru că o să risc demisia dacă pierdem acest meci. Pierdem de două ori cu cei de la City, nu prea ar fi frumos. Tu, Zaire Emery, ai omul acolo în față să-i dai pasă decisivă și tu ce faci, ce pasele astea, nu arătăm echipă mare, băieți, nu știu. Haide, dă o pasă bună, nu e cine știe ce, însă Neymar trece bine și ratează, nu cred. Ok, Pedro Porro, centrare bună, Alvarez îl găsește pe Neymar, nu vrea să intre mingea, Neymar n-are inspirație în meciul ăsta. Alvarez, te rog, dă gol, doamne, n-ai cum să-l boas pe Ederson, mă jur, n-ai cum, frate, cel mai bun portar din joc în care era mereu. Nu o să poate, iar Madison, și iar greșeli în apărare.
Nu se poate așa ceva, băieți. Romero greșește decisiv. A jucat bine tot sezonul ca să o comit acum pe final și Madison la Cantorul, e Cantorul nostru. Na, na. Du-te, Harvey! Harvey! Ce asta? De ce n-am dat eu pasă totuși? Dar ce asta? Haide, Alvarez, te rog, eu dă-i gol aici, Alvarez, Alvarez, doamnă, da, Alvarez, golul minut 81. Hai mă că suntem în joc, suntem în joc, câte ocazii să mai ratăm și câte să mai scoată Ederson. Da, mergem în prelungiri, băieți, mergem în prelungiri. Haide, 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 lasă-și tu arbitre, lasă-și tu arbitre. Sau nu, lasă arbitru și mergem la penaltiuri, penaltiuri decisive cu cei de la City în semifinalele UEFA Champions League. Haaland, date primul scoriță, date încolo Haaland, ți-ai dit mai avântul și dai scăriță. Julian Alvarez, Julian Alvarez bate pentru noi și marchează 1-1, 1-1. Haide, se poate, se poate. Foden. Dreapta. Nu ghici în colțurile, nu ghici în colțurile. Ademi. Ademi va încerca scărița și reușește scărița Ademi. 2-2. Dram atins total. Bernardo Silva. Bernardo Silva încă o dată pe dreapta. Pă, numai pe stânga bat ăștia. Arda Güler. Nu prea am încredere în Arda Güler. Și da, scoate Ederson. Incredibil. Rodri. Acum am arunc stânga, dă dreapta, doamne! Ce e soarta asta pentru City? Pedro Porro bate pentru Tottenham, dar ultimul șut va fi decisiv. Ultimul șut, Guardiol, dă și tu o bară, ceva dreapta. Da, mă, Vicario, mă, Vicario, Vicario ne menține în joc. Dar trebuie să dea gol Bentancur. Bentancur bate acolo, hai să vedem cum bate. Și marchează, ok. Se joacă, se joacă, băieți, se joacă. Kovacic. Stânga. Da, mă, Vicario, Vicario e regele, băieți. Și dacă Oli se marchează unul dintre cei mai în formă jucători pentru Tottenham în acest retur, vom merge mai departe. Olise, te rog eu, dă-i gol, Olise! Da, mă, da, merge mai departe în marea finală UEFA Champions League. Olise marchează, chiar nu mai aveam așteptări. Deja eram resemnat după ce a scos Ederson, dar cumva reușim să câștigăm acest meci. Olise aduce victoria, Olise, omul cheie al acestui sezon. Mai bun decât Harvey Elliott, pentru că Harvey Elliott a fost bun prima jumătate a sezonului, dar mai important e a doua jumătate a sezonului. Genial, genial meci cu cei de la City. Dramatist total. 1-1, câștigăm la penalturi totuși și mergem în marea finală. Okay, și cu cine jucăm? Liverpool sau Barcelona? 1-1 între aceștia, rămâne de văzut care va câștiga. Și următorul meci este în campionat, un derby versus Liverpool. Cum stăm în campionat? Asta este întrebarea. Pe ce loc suntem? Locul 2 la diferență de 4 puncte. Asta e care Arsenal are 2 meciuri în plus. Putem să recuperăm punctele astea, trebuie să câștigăm cam tot dacă vrem să luăm titlu. Stăm tot la mâna noastră. Hai să vedem ce facem cu Liverpool, zic. Olise are nevoie de odihnă. Are nevoie de odihnă pentru finala UEFA Champions League. Că el ține de tot pe bară, chiar îmi pare rău de el, dar e obosit rău de tot. Messi va juca titular. Hai să vedem ce se întâmplă în meciul cu Liverpool. Foarte, foarte important și meciul ăsta pentru titlu. Messi, ce frumos trece, ce pasă reușește Messi! Dă-i nea, Gavi! Te uiți la ea ca la stele verzi. Te uiți după păsări, ce faci, băi, Gavi? Și da, mă, da, Gavi, așa da, așa da, Gavi. 1-0, minutul 12 pentru cei de la Tottenham. Hau, taekwondo pentru Gavi și îl îmbrățișează acolo Messi. Nu știu dacă au jucat împreună cei doi, nu știu dacă s-au întâlnit la Barcelona. Ce greșeală mare, Romero face greșeli mari pe final de campionat. Deci a jucat impecabil sezonul ăsta, dar pe final aici nu știu ce se întâmplă cu el. Se duce, Ademi are spațiu, Ademi greșeală mare în apărarea celor de la Liverpool. Ademi face 2-0, minutul 24. E GG pentru Liverpool, e GG pentru Liverpool. Tottenham este de nou, are moralul cel mai ridicat după meciul cu City. E în vârf moralul acum, frate. Îl bag și pe Güler îl bag sătă să fie odinit Alvarez, chiar dacă nu poate să joace sătă, dar îl lăsăm acolo. A few inches later. Ok, dar Arda Güler, marchează Arda Güler după ce a dat striker, surprinzător. Da, nu așteptam la asta, turcul vine, face 3-0 și putem să dăm jump to result lejer. Cred că e prima oară când dau în cariera asta jump to result, dar chiar nu mai au șanse cei de la Liverpool să întoarcă. Jump to result se termină 3-1.
mai marchează și Gakpo pentru aceștia, nu mai avea rost să mai jucăm, că era 3-0, lejeră victorie. Suntem la un punct distanță în spatele celor de la Arsenal, gol averajul stă de partea acestora și următorul meci va fi versus cei de la Sheffield United. Bă, ar fi păcat să ne culcăm cu aceștia, chiar un adversar ușor, de sfârșitul campionatului chiar ar fi nașpa. Iar înaintea meciului cu cei de la Sheffield, Araujo meditează puțin acolo pentru a fi sigur că face tackle-uri bune. Haideți băieți, haide Romero, fă și tu un meci bun, Romero. Pasă bună, du-te Olise. Haide! Ho-ho-ho! Nu mă așteptam la asta! Olise vine și marchează golul minutul 9. Mă, cine a dat pasa aia? Dar de fapt nu pasa a fost lucru care m-a surprins, și preluarea și șutul. Era la lângă el, nu știu ce s-a întâmplat, că am plătit puțin și jucătorii adverși pentru că l-a putea să tace lejer mingea, dar Olise s-a bătut excelent, preia el înaintea adversarului, șut din prima voleu și Olise din nou e decisiv pe final de campionat. Du-te Neymar, Neymar se duce, Neymar avansează, Neymar urcă excelent, Neymar cu stângul, 2-0, minutul 22, echipa e on fire, echipa e on fire, bagă și un bailando de ăsta, how, deci... Haide, bar, au noroc, da, marchează Archer pentru aceștia. Messi urcă, pasă genial, Alvarez cu stângul, nu, că nu ține mult rezultatul. Imediat la faza următoare, Alvarez vine și face 3-1. Au, bine Alvarez, conexiunea argentiniană, băieți, îi spune cuvântul. Cine ăsta, băi, care s-a spawnat alt Messi la ei? Mamă, ce mi-a făcut ăsta? Ce mi-a făcut Sangare sau cine era veru? Uite și tu, a driblat toată echipa, efectiv. Messi îl vede liber acolo pe Neymar! Da, mă, Neymar, din nou! Da, imediat la faza următoare, echipa marchează încă o dată. Neymar, șut cu latul, îl bate pe Gârbici. Olise îl vede pe Alvarez acolo, Olise centrează, excelent, preluare, șut și este 5-2. Game over. Da, și meciul se termină, câștigăm cu 5-2 și trecem peste Arsenal cu aceste 3 puncte obținute. 2 puncte peste Arsenal. Totuși egalul nu va fi îndeajuns în ultimul meci. Dar ultimul meci al campionatului pe 25 mai este versus cei de la Crystal Palace. Sperăm că nu o comitem pe final, jucăm în deplasare, putem lua titlul la acest meci. Adică sigur luăm dacă câștigăm meciul. Ok, Windel, Sharawi, Lerma, Wharton, ăștia sunt băieții pentru Crystal Palace. Hai să vedem ce echipă folosim noi în teren, băieți. Jucăm cu titularii, clar, Alvarez, Neymar, Olise. Da, cam asta este echipa, băieți. Asta este echipa pe care o folosi în ultimul meci al campionatului. Haide-mă cu titlul, să vină titlul, băieți, să vină titlul. Da, uite, se șterg aici camerele foto ca să vadă cum se decernează titlul aici în deplasare la cei de la Crystal Palace. Bine asta, Gavi, scoate Henderson. Nu lăsa-mă și tu, Henderson, lasă-mă și tu că nu te ajută la nimic meciul ăsta, Henderson. Neymar, ce pasă reșește, Olise, doamne, Henderson are meciul vieții, ești nebun. Chei au parcat autobuzul cei de la Crystal Palace, n-ai pe unde să dai, frate, și dau viața cei de la Crystal Palace să mențină acest rezultat. Dar vine Olise, fostul lor jucător, ce gol dă Olise împotriva fostei sale echipe. Doamne, cum joacă Olise, n-ai cum așa ceva. Cum joacă Olise sezonul ăsta? Monstru în teren, Olise. Ce gol reușește. Uite preluare, uite șut de fotbalist adevărat. Fotbalist adevărat e Olise. Minutul 32, 1-0. Nu cred. Ho-ho, Vicario! Rămâi acolo. Bravo, Vicario, regele. Nu, deci dacă pierd titlul așa, bine băi Araujo, dacă pierdeam titlul, dă-i nea undeva, haide, mișcați-vă mai repede cu prelorile astea că sunteți tractoare. Nu cred, doamne, ce dramatismul ăsta pe final de meci, un minut și suntem campioni, ăștia au dus și portarul, de ce au adus ăștia portarul, dă-i nea cât de tare poți, bine Alvarez, da mă, și suntem campionii Angliei. Suntem campioni Angliei în aceste momente. Să vină trofeul, că fanii sunt mult prea bucuroși. Stadionul e plin. Mamă, Araujo aproape în lacrimi în aceste momente. Alvarez a contribuit și el la acest titlu destul de mult. Dar cel care va ridica trofeul cu un sezon senzațional este Romero. A avut câteva greșeli pe final de campionat, dar nu mai are importanță.
vine Romero și ridică trofeul pentru cei de la Tottenham. Bine, campionii! Campionii Angliei sunt cei de la Tottenham, băieți. Ne bucurăm aici alături de fan, dar a trebuit să avem și secvența aia cu autobuzul, din câte știu eu. Tarara, tarara, da, da, tarăp, tăp, tăp, tarărăp, tăp, tăp. Ok, și o poză așa de grup cum trebuie. Vicario vine și el la poză, toată lumea fericită, nebunie totală, poza de grup a celor de la Tottenham. Un grup unit, un grup care a reușit să demonstreze că știe să joace fotbal. Și ultimul meci din acest campionat va fi împotriva celor de la Liverpool. Cu Liverpool avem finala pe 7 iunie. Fie că reușim să câștigăm meciul ăsta, fie că îl pierdem, ăsta va fi ultimul episod din carieră. Am reușit să câștigăm titlul în Anglia, e îndeajuns, dar un trofeu face Champions League nu strică, că e mai important Champions League, zic eu, că e mai de valoare Champions League-ul. Totuși ăsta o să fie ultimul meci din carieră, băieți, și sperăm că încheiem cu stil. Bă, pe Liverpool i-am bătut lejer în campionat, ați văzut că i-am bătut 3-0 lejer, de fapt 3-1 că după am dat jump to result. Acum sperăm că va fi la fel de ușor meciul ca în campionat. Ok, Højbjerg, Gravenberg, McAllister, Gakpo, Salah, Luis Diaz, totuși acum au jucătorii mai importanți în teren, joacă și Virgil van Dijk. Hai să încercăm să batem pe Liverpool, să ne facem și noi echipa. Alvarez, Neymar, Olise, Messi, clar titular că nu mai dă randament Elliot. Gavi cu Zaire Emery, apărarea asta e, Vicario în poartă. Și hai să batem pe cei de la Liverpool, haide și cu finala UEFA Champions League, let's go, let's go! Ah, acolo, Araujo în imagini, trofeul UEFA Champions League, ce frumos arăta trofeul la UEFA Champions League, au venit fanii să ne susțină și sperăm că nu îi dezamăgim. Ar fi finalul de carieră perfect cu un trofeu UEFA Champions League și de asemenea și campionatul. Olise pasă bună, Gavi mai departe, Neymar! Nu, dă-i normal Neymar, nu cu exterioare de-astea. Pericol mare, bine Vicario! Vicario, salvatorul echipei! Romero urcă cu baronul acolo, ce face Romero, cât tupeu are Romero la această fază, pasă bună către Olise, Olise, Olise marchează după asistul lui Romero este inspirat în această finală UEFA Champions League, nu degeaba e capitan, are sânge rece Romero, urcă cu mingea la picior și reușește asistul pentru Olise, care de departe e omul sezonului pentru Tottenham. Olise, genial Olise în return, a doua jumătate a sezonului, șut cu stângul, marchează și în acest meci. No, ce greșeală mare, vine Araujo cu alunecarea decisivă și el a avut sânge rece pentru că putea oricând să facă penalti la faza asta. Și pleacă bine Alvarez, aproape 1-1 cu portarul, Alvarez, 2-0, Alvarez marchează minutul 58. Și suntem foarte aproape și de trofeul UEFA Champions League în aceste momente. Oh, Salah, trebuie să avem grijă, trebuie să nu luăm gol până minutul 80 și să suntem siguri de victorie. Trebuie să avem grijă. Højbjerg, Salah, no, blochează-l. Uite că nu reușesc să nu iau gol. Și marchează Salah minutul 70. Periculos de tot egipteanul. Și pleacă! Se duce Messi! Messi poate aduce victoria echipei, Lionel Messi! Lionel Messi marchează golul victoriei în minutul 85 și din nou tribut pentru Son. Lionel Messi n-a fost el cel mai strălucit în acest sezon, dar experiența spune cuvântul aici. Experiența spune cuvântul pentru că poate un jucător mai tânăr nu reușea să marcheze aici, chiar dacă era situație destul de ușoară. Messi cumva marchează, argentinianul dă lovitura, golul victoriei. Acum chiar nu se mai poate întâmpla nimic în acest meci. 3-1 în marea finală UEFA Champions League vs Liverpool. Și Tottenham își are revanșa pentru finala din 2019, ca să țineți minte, în care Liverpool a câștigat cu 2-0. De data asta Tottenham câștigă. Și meciul se termină, hai să vedem și trofeul ăla UEFA Champions League. Să luăm și pe la acasă. Am umplut aproape cabinetul celor de la Tottenham acum. Și Romero va ridica încă o dată, de data asta va ridica trofeul UEFA Champions League. Bine! Tottenham câștigă și UEFA Champions League. Au, l-ai văzut pe Araujo? Au, numărul 1 cum ar veni e? E numărul 1 sau e Romero numărul 1? Nu știu cine a vrut să zică că e numărul 1. Bine, încă o dată. Aia zic, băieți, aia zic. Performanță incredibilă pentru Tottenham, câștigă și marea finală UEFA Champions League. Și acum trebuie să vină, nu? Cu autobuzul, cu alea, nu? Avem și noi animația aici pe chiară sau sal? Ia uite-l, mă.
prin oraș așa frumos, cu fanii pe lângă noi, Tottenham acolo, mamă, cu ambele trofee și Premier League și Champions League-ul acolo, puse pe autobuz să le vadă toată lumea. Mamă, ce nebunie, ce nebunie pe străzi, puțin cam goale străzile, sau doar pe partea asta sunt goale. Ia uite-mă și pe mine, de asta iau și eu ceva mai lejer, un tricou, că e cam căldură afară. S-am și eu tricou cu Tottenham pe mine, așa era frumos, dar totuși, mișto de tot. Ce avem? Avem și DJ? Bine dacă vrei. Ce dansează jucătorii, băieți. Aha, ce dansează Araujo, cred că s-a îmbătat Araujo după meciurile astea. Aveam nevoie de un grij, că ăla le arăta cum se îmbată. Cam asta este finalul carierei, dar înainte să terminăm, trebuie să ne uităm pe statisticile din acest sezon, să vedem cine a fost cel mai bun la statistici. Cel mai bun la statistici, deși n-am avut încredere foarte mare în el la început de sezon, este Julian Alvarez. 42 de meciuri, 20 de goluri, 16 asisturi, un total de 36 de contribuții pentru Alvarez. Neymar, de asemenea, foarte bune statistici, 19 goluri, 10 asisturi în 45 de meciuri. Olise, chiar dacă are el puține goluri, golurile pe care a dat sunt importante. De fapt, nu sunt puține pentru o bandă dreaptă. 13 goluri, 6 asisturi în 35 de meciuri, se vede că a jucat mai puțin, dar monstru Olise. Harvey Elliott, prima jumătate de sezon, genial, a doua, slab rău de tot. 40 de meciuri, 10 goluri, 8 asisturi. Ademi și el cu 8 goluri, 4 asisturi. Deși a venit la jumătatea sezonului, a dat ceva goluri. Gavi, bun pentru mijlocaș central. Messi, nu a strălucit, 5 goluri, 6 asisturi în 20 de meciuri. Bentancur dă și el ceva goluri. Gil ăsta, așa și așa. Sper total forță această carieră. Chiar mi-a plăcut cariera asta. Sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați de un like așa de final de carieră. Cred că o să fie un episod destul de lung, că am filmat 2 ore și ceva la el. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, subscribe. Eu am fost Gianni, v-am pupat.